Isabela Liende, Casa Spiritelor. Lectura Irina Velcescu. Mamei, bunicii și celorlalte femei extraordinare ale acestei istorii, Isabela Liende. În definitiv, câți ani trăiește omul? Trăiește o mie de ani sau unul singur? Trăiește o săptămână sau câteva secole? Și pentru cât timp moare omul? Ce vrea să spună pentru totdeauna? Pablo Neruda. 1. Rosa cea frumoasă Barabas a ajuns la noi în familie pe calea mării, a notat fetița Clara cu delicata ei caligrafie. Încă de pe atunci avea obiceiul să scrie lucrurile importante și mai târziu, când a rămas mută, scria și lucrurile banale, fără să bănuiască vreodată că după 50 de ani, caietele ei îmi vor servi pentru a salva memoria trecutului și pentru a supraviețui propriei mele spaime. Ziua în care a ajuns Barabas era joia mare. Închis într-o cușcă nenorocită, era acoperit de sus până jos de propriile excremente și de urină. Avea o privire rătăcită de prizonier amărât și lipsit de apărare, dar se ghicea de pe atunci, din ținuta imperială a capului și mărimea scheletului, legendarul uriaș ce avea să fie. Ziua aceea era una plicticoasă de toamnă, nu anunța prin nimic evenimentele pe care fetița le-a notat pentru a fi ținute minte și care s-au produs în timpul slujbei de la miezul zilei în parohia San Sebastian, la care a asistat împreună cu toată familia. În semn de doliu, sfinții erau acoperiți cu cârpe negre, pe care măicuțele le scuturau de praf odată pe an, scoțându-le din dulapul sacristiei, iar sub cearșafurile îndoliate, toată această curte cerească părea o grămădeală de mobilă așteptând să fie mutată, fără ca lumânările, tămâia sau gemetele orgii să reușească să anuleze acest efect jalnic se înălțau ca niște amenințătoare colete întunecate în locul sfinților în mărime naturală, ale căror chipuri afișau aceeași expresie constipată, cu perucile lor făcute din păr de mort, cu rubinele, perlele și smaraldele de sticlă vopsită și veșmintele lor de nobil florentini. Singurul avantajat de doliu era patronul bisericii, Sfântul Sebastian, și asta pentru că în săptămâna mare îi scutea pe credincioși de spectacolul corpului său răsucit într-o postură indecentă, străpuns de o jumătate de duzină de săgeți și roin de sânge și de lacrimi, ca un homosexual în suferință, și ale cărui răni mereu proaspete, în mod miraculos, grație penelului părintelui Restrepo, o făceau pe Clara să se cutremure de greață. Era o săptămână lungă de penitență și post. Nu se jucau cărți, nu se făcea muzică menită să îndemne la desfrâu sau la uitare și, în măsura posibilului, se păstra cât mai multă tristețe și castitate. Deși exact în zilele acelea împunsătura diavolului ispitea mai abitir slaba carne catolică, Postul consta în plăcinte ușoare cu foi, gustoase mâncăruri cu verdeață, tortilia spufoase și mari roți de brânză aduse de la țară cu care familiile își aminteau de patimile Domnului, ferindu-se să pună gura pe vreo bucățică de carne sau pește sub amenințarea excomunicării, după cum tot repeta părintele Restrep. Nimeni nu ar fi îndrăznit să nu-l asculte. Preotul era dotat cu un lung deget incriminator, pentru a-i țintui pe păcătoși în public și cu o limbă bine antrenată pentru a tulbura sentimentele. Tu, hoțule care ai furat banii bisericii, țipa el din amvon, arătând spre un domn care se prefăcea foarte preocupat de o scamă de perever pentru a nu-l privi în față. Tu, rușinat o care te prostituezi pe chei!" și arăta spre Donia Ester Trueba, invalidă din cauza artritei, făcând parte din ordinul fecioarei del Carmen, care deschidea ochii mirată, necunoscând sensul acestui cuvânt și neștiind unde era cheiul. Căiți-vă, păcătoșilor, hoituri netrebnice, nevrednici de sacrificiul domnului nostru! Postiți, faceți penitențe!" Purta de entuziasmul zelului său vocațional, preotul trebuia să se stăpânească pentru a nu intra în dezacord deschis cu instrucțiunile superiorilor ecleziastici, care se opuneau ciliciului și flagelării sub influența vântului modernismului. El era adeptul vindecării slăbiciunilor sufletești printr-o biciuire sănătoasă a cărnii. Era celebru pentru oratoria sa neînfrânată. Credincioșii și devotați lui îl urmau din parohie în parohie și transpirau ascultând cum descria chinurile păcătoșilor din iad, cărnurile sfâșiate de aparate de tortură ingenioase, focul veșnic, cârligele care străpungeau membrele virile, reptilele scârboase care intrau în orificile feminine și alte numeroase suplicii cu care și-a sezona fiecare predică pentru a semăna frică de Dumnezeu. Chiar și Satana era descris până în cele mai intime anomalii, cu accentul de Galicia al preotului, a cărui misiune pe lumea asta era să scuture conștiința indolenților creoli. Severo del Valle era ateu și mason, dar avea ambiții politice și nu-și putea permite luxul de a lipsi de la slujba cea mai importantă din fiecare duminică și din sărbătorile mari. Trebuia să fie văzut de toată lumea. Soția sa, Nivea, Prefera să se înțeleagă cu Dumnezeu fără intermediari. Avea o profundă neîncredere în sutane și o plictiseau descrierile Raiului, Purgatoriului și Iadului. Dar își însoțea bărbatul în ambițiile lui parlamentare, sperând că, dacă el va ocupa un loc în Congres, ea va putea obține dreptul de vot pentru femei, pentru care lupta de zece ani, fără ca multele sarcini să o fi descurajat. În acea joie mare, părintele Restrepo își adusese publicul la limitele rezistenței cu viziunile lui apocaliptice și Nivea în începuse să simtă amețeli. S-a întrebat dacă nu cumva era iar gravidă. Cu toate spălăturile cu oțet și bureții cu gheață născuse 15 copii, din care 11 trăiau și avea motive să creadă că ajunsese deja la o vârstă, căci fica ei cea mică, Clara, avea de acum 10 ani. Părea că fertilitatea ei uimitoare se potolise în sfârșit. A încercat să pună starea de rău pe seama momentului în care părintele Restrepo, în predica lui, o arătase cu degetul pentru a se feri de fariseii care aveau pretenția să legalizeze bastarzii și căsătoria civilă, făcând țăndări familia, patria, proprietatea și biserica, dând femeilor același rol ca al bărbaților, într-o sfidare clară a legii lui Dumnezeu, care în privința asta era foarte exactă. Nivea și Severo ocupau împreună cu copiii lor tot rândul al treile. Clara stătea lângă maică sa, care o strângea de mână nerăbdătoare atunci când discursul preotului întârzia prea mult pe păcatele cărnii, pentru că știa că asta o făcea pe copilă să vizualizeze niște aberații care depășeau cu mult realitatea, după cum se vedea din întrebările pe care le punea și la care nimeni nu știa să-i răspundă. Clara era foarte precoce și avea imaginația debordantă pe care au moștenit-o toate femeile din familie pe cale maternă. Temperatura urcase în biserică și mirosul pătrunzător al lumânărilor al tămâiei și al mulțimii înghesuite o făceau pe Nivea să se simtă și mai obosită. Își dorea ca ceremonia să se termine odată, să se întoarcă în casa ei răcoroasă, să se așeze în coridorul cu iederă și să se delecteze cu cana de lapte de migdale pe care dădaca o prepara în zilele de sărbătoare. Și-a privit copiii, cei mici dădeau semne de oboseală, țepeni în hainele de duminică, cei mari începeau să nu mai fie atenți. Și-a oprit ochii pe Rosa, cea mai mare dintre fetele rămase în viață și, ca de fiecare dată, a rămas uimită. Frumusețea ei stranie avea darul de a o tulbura chiar și pe maică sa, părea făcută dintr-un material diferit de cel al rasei umane. Nivea și-a dat seama că nu ținea de lumea asta încă de dinainte de a o naște, pentru că a zărit-o vis. De aceea nu a fost surprinsă de strigătul pe care l-a scos moașa când a văzut-o. La naștere, rosa era albă, netedă, fără zbârcituri, ca o păpușă de porțelan, cu părul verde și ochii galbeni. Făptura cea mai frumoasă care se născuse pe pământ din timpurile păcatului originar, cum a spus moașa închinându-se. De la prima baie, dădaca i-a spălat părul cu o infuzie de mușețel, care a avut darul de a potoli culoarea, dându-i o nuanță de bronz vechi și o lăsă goală la soare, ca să îi se întărească pielea, transparentă în zonele delicate de la pântece și axile, unde se ghiceau venele și textura secretă a mușchilor. Cu toate acestea, Trucurile astea de țigancă nu au fost suficiente și în curând s-a răspândit vestea că li se născuse un înger. Nivea a sperat ca etapele ingrate ale creșterii să-i aducă fică siniscaiva defecte, dar nu s-a întâmplat nimic, din potrivă. La 18 ani, Rosa nu se îngrășase și nu ieșiseră coșuri, iar grația ei marină era și mai accentuată. Nuanța pielii cu soave reflexe albastrii și a părului, lentoarea mișcărilor și firea ei liniștită evocau o făptură a apei. Avea ceva de pește, și dacă ar fi avut și o coadă acoperită cu solzi, ar fi fost sirenă de-a binelea, iar picioarele ei o situau la limita imprecisă între ființa omenească și făptură mitologică. Totuși, fata avusese o viață aproape normală. Avea un logodnic cu care urma să se mărite într-o bună zi și atunci răspunderea pentru frumusețea ei avea să treacă în alte mâini. Rosa și-a înclinat capul și o rază de soare s-a infiltrat printre vitralile gotice ale bisericii, învăluindu-i profilul într-un halou de lumină. Câteva persoane s-au întors ca să o privească și au șopocăit cum se întâmpla adesea când o întâlneau, dar Rosa părea că nu-și dă seama de nimic. Era imună la îngânfare și în ziua aceea era și mai absentă ca de obicei. Își imagina alte animale pe care să le brodeze pe fața ei de masă, jumătate păsări, jumătate mamifere, acoperite de pene strălucitoare și prevăzute cu coarne și copite atât de grase și cu aripi atât de scurte, încât sfidau legile biologiei și ale aerodinamicii. Se gândea rare ori la logodnicul ei, Esteban Trueba, și nu pentru că nu l-ar fi iubit, ci din cauza temperamentului ei uituc și pentru că doi ani de absență înseamnă mult. El lucra la minele din nord. Îi scria metodic și uneori Rosa îi răspundea, trimițându-i versuri copiate și flori desenate în tuș pe pergament. Prin intermediul acestei corespondențe pe care Nivea o viola în mod regulat, a aflat de spaimele și necazurile meseriei de miner, amenințată tot timpul de prăbușiri, urmărind filoane care dispăreau, cerând credite în baza norocului viitor, încrezător în apariția unui filon de aur miraculos care să-l facă să se îmbogățească rapid și să o ducă pe Rosa de braț la altar, devenind astfel bărbatul cel mai fericit din univers cum spunea mereu la sfârșitul scrisorilor. Dar Rosa nu era grăbită să se mărite. Aproape că uitase singurul sărut pe care îl schimbaseră la despărțire și nici măcar nu-și amintea culoarea ochilor acestui logodnic tenace influențată de lecturile romantice, romanele fiind singura ei lectură, îi plăcea să și-l imagineze încălțat în cizme cu talpă de piele, cu pielea arsă de vânturile deșertului, scurmând pământul în căutarea unor comori ale piraților, dublon spaniol și bijuterii în cașe, și degeaba îi spunea Nivea că bogățiile minelor erau ascunse în pietre, căci Rosei îi se părea imposibil ca Esteban Trueba să adune tone de bolovani în speranța că, supuse unor nedrepte procese de cremație, ar scuipa vreun gram de aur. Între timp, îl aștepta fără să se plictisească imperturbabilă în gigantica sarcină pe care și-o impusese, să brodeze cea mai mare față de masă din lume. A început cu câini, pisici și fluturi, dar foarte repede fantezia a pus stăpânire pe munca ei și așa a ieșit la iveală un paradis de animale imposibile, pe care acul le zămislea sub privirile neliniștite ale tatălui ei. Severo era de părere că venise vremea ca fică sa să se scuture de buimăceala asta și să coboare cu picioarele pe pământ, să învețe câteva treburi caznice și să se pregătească pentru măritiș. Dar Nivea nu împărtășea această preocupare. Prefera să nu o chinuie pe fată cu exigențe atât de terestre, presimțind că rosa era o făptură celestă, că nu era făcută să dăinuie prea mult în comerțul grosolan al acestei lumi, trept care o lăsa în pace cu firele ei de broderie și nu obiecta împotriva acelei zoologii coșmărești. O balenă din corset s-a rupt și s-a înfipt în coastă. Nivea a simțit că se sufocă în rochia ei de catifea albastră, cu gulerul de dantelă prea înalt, mânecile prea strâmte și talia atât de ajustată pe corp, încât, după ce se dezbrăca, burta îi bolborosea jumătate de ceas până ce măruntaele se reașezau la locul lor. Discutase subiectul de multe ori cu prietenele ei sufragete și ajunsese la concluzia că atât timp cât femeile nu-și vor scurta fustele și părul și nu vor renunța la corsete, degeaba vor avea dreptul să studieze medicina sau să voteze, Că tot n-ar fi avut energie să o facă, dar nici ea nu avea curajul să fie prima care să renunțe la modă. Și-a dat seama că accentul de Galicia încetase să-i ciocănească creierii. Se găseau într-una din pauzele lungi pe care preotul, bun cunoscător al efectului unei tăceri incomode, le făcea în mod frecvent în predicile sale. Ochii lui arzători foloseau momentul pentru a-i țintui pe credincioși unul câte unul. Nivea a lăsat mâna Clarei și a scos o batistă din mânecă pentru a se șterge de transpirația care îi se scurgea pe gât. Tăcerea a grea. Timpul părea că se oprise în biserică, dar nimeni nu îndrăznea să tușească sau să-și schimbe poziția pentru a nu atrage atenția părintelui Restrepo. Ultimele lui cuvinte încă vibrau între coloane. În clipa aceea, cum avea să-și amintească Nivea după mulți ani, în mijlocul tensiunii și tăcerii, S-a auzit foarte limpede glasul micuței Clara. Psst! Părintele Strepo! Dacă povestea cu iadul e vrăjeală curată, mare plictii pe noi! Degetul arătător al iezuitului, care era deja în aer pentru a indica noi suplicii, a rămas suspendat ca un parat deasupra asupra capului său. Lumea a încetat să respire, iar cei care dormitau s-au trezit brusc. Soții de Valia au reacționat primii, cuprinși de panică și văzându-i pe copii că încep să se agite nervoși. Severo a priceput că trebuia să acționeze înainte de a se dezvălui râsul general sau vreun cataclism ceresc. Și-a luat soția de braț și pe Clara de ceafă și a plecat cu pași mari târându-le după el, urmat de ceilalți copii care s-au bulucit spre ușă. Au apucat să iasă înainte ca preotul să poată invoca trăznetul menit să-i transforme în stană de piatră dar din prag i-au auzit glasul teribil de arhanghel revoltat. Îndrăcită! Înfumurată îndrăcită! Aceste cuvinte ale părintelui Restrepo au rămas în memoria familiei cu gravitatea unui diagnostic și în anii ce au urmat au fost dese ocaziile de a fi reamintite. Singura care nu s-a mai gândit nici cum la ele a fost chiar Clara, care s-a mulțumit să le noteze în jurnal și apoi le-a dat uitării. În schimb, părinții ei nu le puteau ignora, deși erau de acord că stăpânirea diavolului și înfumurarea erau niște păcate prea mari pentru o fetiță atât de mică. Se temeau de blestemele oamenilor și de fanatismul părintelui Restrepo. Până în ziua aceea, nu dăduseră nume ciudățenilor mezinei și nici nu le puseseră în legătură cu influențe satanice. Le luau ca pe o trăsătură caracteristică a fetiței, așa cum lui Is era șchiop sau rosa frumoasă. Puterile mentale ale Clarei nu supărau pe nimeni și nu deranjau prea mult. Se manifestau în general în chestiuni de importanță minoră și în strictă intimitate a căminului. Uneori la masă, când erau așezați cu toții în sufrageria cea mare, în ordinea strictă a importanței și a rolului fiecăruia, solnița începea să vibreze și deodată prindea să se deplaseze pe masă printre pahare și farfurii, fără vreo sursă cunoscută de energie sau vreun truc de iluzionist. Nivea o trăgea de coadă pe Clara și cu sistemul ăsta obținea ca fică sa să-și abandoneze distracția lunatică și solnița să redevină un obiect normal și nemișcător. Frații se organizaseră pentru cazul în care aveau musafiri. Cel care se afla mai aproape oprea cu mâna ceea ce se mișca pe masă, înainte ca străinii să prindă de veste și să se sperie. Familia continua să mănânce fără comentarii se obișnuiseră și cu previziunile mezinei. Ea anunța cu tremurele cu anticipație, ceea ce era foarte bine în această țară bântuită de catastrofe, căci familia avea timp să pună la adăpost vesela și să pregătească din timp încălțările pentru ieșit repede în noapte. Când avea șase ani, Clara a prezis că Luis va fi aruncat de pe cal. El nu a băgat-o în seamă și de atunci a rămas cu un șol deplasat. Cu timpul, piciorul stânghi s-a scurtat și a trebuit să se încalțe cu un pantof special cu platformă, pe care și-l fabrica el însuși. Atunci Nivea chiar s-a neliniștit, dar de dacă a calmat-o, spunându-i că sunt mulți copii care zboară precum muștele, care ghicesc visele și vorbesc cu sufletele, dar toate trec în momentul pierderii inocenței. Niciunul nu ajunge mare în starea asta, e explicat ea. Așteptați să-i vină fetei menstruația, și o să vedeți că nu mai mișcă mobilele și nu mai anunță nenorociri. Clara era preferata de dacei o ajutase să vină pe lume și era singura care înțelegea cu adevărat natura fantastică a fetiței. Când Clara a ieșit din pântecele mai căsi, dacă a legănat-o, a spălat-o și din clipa aceea a iubit-o cu disperare pe creatura aceea fragilă, cu plămânii plini de flegmă, mereu pe punctul de a-și pierde respirația și de a se învineți, pe care trebuia să o readucă de multe ori la viață, cu căldura sânilor ei mari, când îi lipsea aerul. Știa că acela era singurul leac pentru astm, mult mai bun decât siropurile spiritoase ale doctorului Cuevas. În acea joie mare, Severo se plimba prin salon preocupat de scandalul pe care îl iscase fică sa la slujbă. Spunea că numai un fanatic ca părintele Restrepo putea crede în demonizați în plin secol XX, secolul luminilor, al științei și al tehnicii, în care diavolul își pierduse definitiv prestigiul. Nivea l-a întrerupt, spunând-i că nu asta era problema. Grav era că isprăvile fetei puteau ieși dintre pereții acestei case, și dacă preotul începea să facă cercetări, avea să afle toată lumea. O să vină lumea să se uite ca la urs, a spus Nivea. Iar Partidul Liberal o să se ducă dracului, a adăugat Severo, care întrezărea paguba pe care faptul de a avea o vrăjitoare în familie îl putea produce carierei sale politice. Așa stăteau lucrurile când a intrat Dădaca, târându-și papucii și fășeindu și jupoanele scrobite pentru a le spune că în curte niște oameni descărcau un mort. Așa era. Veni sără cu o căruță trasă de patru cai, ocupând cu totul primul patio, călcând camelile și murdărind cu baligă pardoseala strălucitoare, într-un vârtej de praf, nechezat de cal și o căr de bărbați superstițioși care făceau gesturi ca să se apere de de ochi aduceau cadavrul unchiului Marcos, împreună cu toate bagajele lui. Toată nebunia era condusă de un omuleț mieros, îmbrăcat în negru cu o redingotă și o pălărie prea mare, care a început un discurs solemn, prin care a vrut să explice împrejurările evenimentului, dar a fost întrerupt cu brutalitate de Nivea, care s-a repezit la coșciugul prăfuit, care conținea rămășițele fratelui ei cel mai iubit. Nivea țipa să se deschidă capacul ca să-l vadă cu ochii ei. Îl mai îngropaseră odată, așa că poate nici acum nu era vorba de o moarte definitivă. Strigătele ei au atras mulțimea de servitori din casă și pe toți copiii, care au venit în fuga mare auzind numele unchiului lor pronunțat în bocete de doliu. Clara nu-l văzuse pe unchiul Marcos de câțiva ani, dar și-l amintea foarte limpede. Era singura imagine perfect clară din copilăria ei și pentru a-și aminti de el, nu avea nevoie să se ducă la dagherotipul din salon, în care apărea în costum de explorator, sprijinit de o pușcă cu două țevi de model vechi, cu piciorul drept pe gâtul unui tigru din Malaezia, în aceeași atitudine triumfătoare pe care o constatase la fecioara din altarul cel mare, călcând pe diavolul învins printre nori de ipsos și înger palizi. Îi era suficient clarei să închidă ochii pentru ca unchiul ei să-i apară în față în carne și oase, pârjolit de asprimea climei de pe tot globul, slab cu mustăți de pirat, sub care se ițea un zâmbet ciudat cu dinți de rechin. Era imposibil să se găsească în cutia asta neagră din mijlocul curții. De fiecare dată când Marcos o vizita pe sora sa Nivea, rămânea câteva luni, producând o mare bucurie nepoților, în special Clarei, precum și o adevărată furtună care dădea peste cap ordinea domestică. Casa se umplea de cufere, animale îmbălsămate, lănci de indieni și bagaje marinărești. Pretutindeni oamenii se izbeau de tot felul de troace ciudate, apăreau ligioane nemai văzute, aduse de pe tărâmuri îndepărtate, și care își găseau sfârșitul strivite de mătura implacabilă a dădacei prin cotloanele casei. Severo susținea că unchiul Marcos avea purtări de canibal își petrecea noaptea făcând niște mișcări de neînțeles în salon. Mai târziu s-a aflat că erau exerciții menite să perfecționeze controlul minții asupra corpului și să îmbunătățească digestia. Făcea experiențe de alchimie în bucătărie, umplând casa de fumăraie împuțită și stricând oalele cu o substanță solidă care nu se mai dezlipea de pe fund. În timp ce restul casei încerca să doarmă, își târa valizele pe coridoare, scotea sunete ascuțite de niște instrumente sălbatice și încerca să-l învețe spaniolește pe un papagal, a cărui limbă maternă era de origine amazoniană. Ziua dormea într-un hamac pe care îl întindea între două coloane ale coridorului, acoperit doar cu un șort scurt, care le nerva nespus pe Severo, dar pe care Nivea îl scuza, pentru că Marcos o asigurase că așa predica nazarineanul. Deși pe atunci era foarte mică, Clara și amintea perfect de prima sosire acasă a unchiului Marcos la capătul unei călătorii de ale lui. Se instalase de parcă ar fi vrut să rămână acolo definitiv. În scurt timp, plictisită tot ia parte la seratele de domnișoare în timpul cărora stăpâna casei cânta la pian să joace cărți și să evite pisălogelile rudelor, care îl îndemnau să se potolească și să înceapă să lucreze ca asistent la biroul de avocatura a lui Severo del Valle, și-a cumpărat o flașnetă și a început să bată străzile cu intenția de a o seduce pe varăsa Antonieta, și, în plus, de a înveseli publicul cu muzica produsă de învârtea la manivelei. Instalația nu era decât o cutie răpănoasă, prevăzută cu roți, dar el a pictat-o cu motive marinărești și a adăugat un fel de coș de vapor. A ieșit ceva ca o sobă cu cărbuni. Flajneta cânta alternativ un marș militar și un vals, iar în pauze, papagalul, care învățase spaniolă, deși își păstrase accentul străin, atrăgea lumea prin țipetele lui ascuțite. Mai scotea cu ciocul și niște bilețele dintr-o cutie, pentru ca cei curioși să-și ghicească norocul. Bilețelele roz, verzi și albastre erau atât de ingenioase, încât nimereau fără greș dorințele cele mai secrete ale clienților. În afară de bilete, mai vindea și mingiuțe de rumeguș pentru a-i distra pe copii și prafuri împotriva impotenței pe care le comercializa cu voce scăzută trecătorilor afectați de această boală. Ideea cu flajneta i-a venit ca o ultimă și disperată soluție pentru a o atrage pe verișoara Antonieta, după ce alte forme mai convenționale de a o curta dăduse răgreși. S-a gândit că nicio femeie zdravă în -o la minte nu putea rămâne indiferentă după o serenadă la flașnetă. Asta a făcut. S-a instalat sub fereastra ei pe seară ca să-i cânte marșul militar și valsul, în timp ce ea lua ceaiul cu câteva prietene. Antonieta nu s-a simțit vizată până ce papagalul n-a început să o strige pe nume. Și atunci a ieșit la geam. Reacția nu a fost cea pe care o aștepta curtezanul ei. Amicele s-au apucat să împrăștie vestea prin toate saloanele din oraș, drept care în ziua următoare lumea a început să se plimbe prin centru, sperând să-l vadă cu ochii ei pe cumnatul lui Severo del Valle, care cânta la flașnetă și vindea mingiuțe de rumeguș, cu ajutorul unui papagal păduchios, pur și simplu din plăcerea de a constata că până și cele mai bune familii aveau motive întemeiate să se rușineze. Rușinea familiei l-a obligat pe Marcos să abandoneze flajneta și să aleagă metode mai puțin vizibile pentru a o atrage pe verișoara Antonieta, căci nu a renunțat să o asedieze. Oricum, în cele din urmă n-a avut succes. Fata s-a măritat pe nepusă masă cu un diplomat cu 20 de ani mai în vârstă decât ea, care a dus-o într-o țară tropicală, de-al cărei nume nu-și mai amintea nimeni, dar care sugera negri mulți, palmieri și banane, și aici a reușit ea să scape de amintirea pretendentului care i-a stricat cei 16 ani ei cu marșul militar și valsul. Marcos a fost deprimat două-trei zile, apoi a anunțat că nu se va căsători niciodată și că va pleca să facă în conjurul lumii. Având vândut flajneta unui orb și babagalul l-a lăsat clarei. Dar de dacă l-a otrăvit pe ascuns cu o supradoză de untură de pește, neputând suporta privirile lui lașcive, puricii și țipetele cu care oferea planete, mingiuțe și prafuri pentru impotență. Aceasta a fost călătoria cea mai lungă a lui Marcos. S-a întors cu o încărcătură de lăzuri iașe, care au fost depozitate în ultimul patio, între cotețul găinilor și magazia de lemne, până la sfârșitul iernii. La venirea primăverii, le transportat în parche de los desfiles, un câmp enorm, pe care se aduna lumea să privească parada de sărbătoarea națională a militarilor care mărșăluiau cu pasul de defilare pe care îl copiaseră de la prusaci. Când s-au deschis lăzile, s-au văzut că erau pline cu bucăți de lemn, de metal și de pânză vopsită. Lui Marcos i-au trebuit două săptămâni să asambleze părțile cu ajutorul instrucțiunilor dintr-un manual scris în engleză, pe care l-a descifrat cu imaginația sa invincibilă și cu un mic dicționar. Când treaba a fost gata, a apărut o pasăre de dimensiuni preistorice, cu un chip de vultur furios pictat pe partea din față, cu aripi mobile și o elice pe spate. Emoția a fost mare. Familiile din oligarhie au uitat de flașnetă și Marcos a ajuns noutatea sezonului. Lumea venea duminica în plimbare să vadă păsările și vânzătorii de dulciuri, iar fotografii ambulanți și-au făcut plinul. Când interesul publicului a început să scadă, Marcos a anunțat că, de cum se îndreptea timpul, avea de gând să se ridice cu pasărea și să traverseze cordilierii. Vestea s-a răspândit în câteva ore și a ajuns să fie evenimentul cel mai comentat al anului. Mașinăria zăcea cu burta pe pământ, greoaie și împiedicată. Semănând mai mult cu o rață rănită decât cu acele aeroplane moderne care începeau să se producă în America de Nord. Nimic din aspectul ei nu lăsa să se creadă că s-ar fi putut mișca și cu atât mai puțin că s-ar fi putut ridica și traversa munții înzăpeziți. Ziariștii și curioșii au năvălit grămadă. Marco zâmbea imperturbabil în fața avalanșei de întrebări și poza fotografilor fără a da vreo explicație tehnică sau științifică asupra modului în care avea de gând să facă isprava. Au fost oameni care au venit din provincie ca să asiste la spectacol. 40 de ani mai târziu, nepotul meu, Nicolas, pe care Marcos n-a apucat să-l cunoască, a dezgropat inițiativa zborului, care a fost mereu prezentă în bărbații neamului său. Nicola s-a avut ideea să o facă în scopuri comerciale, într-un cârnat uriaș plin cu aer cald, care să poarte o reclamă pentru băuturi carbogazoase. Dar, pe vremea când Marcos își anunța voiajul cu aeroplanul, nimeni nu bănuia că această invenție ar putea sluji la ceva util. El o făcea din spirit de aventură. Ziua fixată pentru zbor a început prin a fi înnorată, dar nerăbdarea era atât de mare, că Marcos nu a vrut să amâne. A ajuns la timp și nici nu s-a uitat la cerul care se umplea de nor cenușii. Lumea uimită a umplut toate străzile adiacente, s-a cățărat pe acoperișuri și balcoanele caselor din apropiere și s-a înghesuit în Marele Parc. Niciun miting politic nu reușise să adune atâta lume până când, jumătate de secol mai târziu, primul candidat marxist avea să aspire, prin mijloace absolut democratice, să ocupe fotoliul de președinte. Clara avea să-și amintească toată viața acea zi de sărbătoare. Lumea se îmbrăcase de primăvară, devansând puțin deschiderea oficială a sezonului, bărbați în costume de ina alb, iar doamnele cu pălării de pai italienești care făceau furori în anul acela. Grupuri de școlari cu învățătorii lor au defilat, aducând flore roului. Marcos primea florile și glumea, spunându-le să aștepte să se zdrobească de pământ, ca să-i aducă florile la înmormântare. Episcopul în persoană, fără să-i oficeru nimeni, a apărut însoțit de doi dascăli și a sfințit pasărea, iar fanfara jandarmeriei a cântat o muzică veselă și fără pretenții, pentru gustul popular. Poliția călare și cu lănci a păstrat cu greu mulțimea departe de centrul câmpului în care se afla Marcos, îmbrăcat cu o salopetă de mecanic, cu ochelari mari de automobilist și o cască de explorator pe cap. Mai avea pentru zbor busola, o lunetă și niște hărți ciudate de navigație aeriană, pe care și le făcuse singur, bazându-se pe teoriile lui Leonardo da Vinci și pe cunoștințele astrale ale incașilor. Contrar oricărei logici, la o a doua încercare, păsăroiul s-a ridicat fără probleme, ba chiar cu oarece eleganță, acompaniat de scârțâielile scheletului său și de horcăielile motorului. S-a înălțat legănându-se și s-a pierdut în nori petrecut de o rumoare de aplauze, fluierături, batiste fluturate, steaguri, cor militar și stropeli cu apă sfințită. Pe pământ au rămas comentariile asistenței uluite și ale bărbaților mai instruiți, care încercau să explice miracolul în mod rațional. Clara s-a uitat pe cer mult timp după ce unchiul i s-a făcut nevăzut. I s-a părut că zărește după zece minute, dar nu era decât o vrabie. După trei zile, euforia produsă de primul zbor cu aeroplanul din țară s-a stins, și, în afară de Clara, care scruta neobosită zările, nimeni nu și-a mai amintit de acest episod. După ce a trecut o săptămână fără nicio știre despre unchiul zburător, s-a presupus că urcase până se pierduse în spațiul sideral, iar cei mai ignoranți au speculat ideea că ar fi putut ajunge la lună. Jumătate trist, jumătate ușurat. Severo a hotărât că de fapt cumnatul său se bărbușise cu mașinăria într-o prăpastie din munți, unde nu va fi găsit niciodată. Nivea a plâns nemângâiată și a aprins câteva lumânări Sfântului Anton, patronul lucrurilor pierdute. Severo s-a opus ideii de a plăti niște slujbe, căci nu credea în această modalitate de a câștiga cerul și cu atât mai puțin întoarcerea pe pământ, susținând că slujbele și danile, cât și indulgențele și traficul cu gravuri sfinte și scapulare, era o afacere necinstită, drept care Nivea și Dădaca i-au pus pe toți copiii să se roage pe ascuns timp de nouă zile. În acest timp, grupuri de exploratori și andiniști, voluntari, l-au căutat neobosit prin râpe și prăpăstii, străbătând toate locurile accesibile, și s-au întors triumfători, predând familiei un modest coșciug negru și sigilat. Cutezătorul călător a fost înmormântat cu funeralii grandioase. Moartea l-a transformat într-un erou, și numele său s-a regăsit zile la rând în titlurile tuturor ziarelor. Aceeași mulțime care venise să-l petreacă în ziua în care se ridicase cu pasărea a defilat prin fața dricului. Toată familia l-a plâns cum se cuvine, în afară de Clara, care continua să scruteze cerul cu o răbdare de astronom. La o săptămână de la înmormântare, în pragul casei Delvalie, a apărut chiar unchiul Marcos, în carne și oase, zâmbind vesel pe submustățile lui de pirat, grație rugăciunilor clandestine ale femeilor și copiilor. A admis-o el însuși, era în viață și în posesia tuturor facultăților, inclusiv buna dispoziție. În ciuda originii nobile a hărților sale aeriene, zborul fusese un eșec. A pierdut avionul și a trebuit să se întoarcă pe jos. De nu avea niciun os rupt și spiritul de aventură era intact. Faptul a consolidat definitiv devoțiunea familiei pentru Sfântul Anton. Și nu a slujit drept învățătură de minte generațiilor viitoare, care au încercat la rândul lor să zboare cu diverse mijloace. Totuși, din punct de vedere legal, Marcos era un cadavru. Severo del Valle a trebuit să apeleze la toată știința sa în ale legilor pentru a-i reda cumnatului său viața și condiția de cetățean. Când a fost deschis coșciugul în prezența autorităților, s-a dovedit că îngropaseră un sac cu nisip. Faptul a pătat prestigiul până atunci neprihănit al exploratorilor și andiniștilor voluntari, care de atunci au fost socotiți cel puțin niște răufăcători. Eroica învierea lui Marcos a făcut ca lumea să uite povestea cu flașneta. Era din nou invitat în toate saloanele din oraș și măcar o perioadă numele i-a fost căutat. Marcos locuia în casa sorăsii de câteva luni. Într-o noapte a plecat fără să-și ia la revedere de la nimeni, lăsând în urmă bagajele, cărțile, armele, cizmele și toate troacele. Severo, ba chiar și Nivea, au răsuflat ușurați. Ultima lui vizită durase prea mult, dar Clara a fost atât de afectată încât a umblat o săptămână întreagă somnambulă și sugându-și degetul. Fetița, care pe atunci avea șapte ani, învățase să citească din cărțile cu povești ale unchiului și era mai aproape de el decât oricare alt membru al familiei, grație talentelor ei divinatorii. Marcos spunea că ciudata însușire a nepoatei putea fi o sursă de venituri și o ocazie bună pentru a-și dezvolta propria lui putere de clarviziune. Teoria lui era că toate ființele omenești posedă această calitate, mai ales cei din familie, și dacă ea nu funcționa eficient, era doar din cauza lipsei de antrenament a cumpărat din piața persană o bilă de sticlă, pretinzând că avea proprietăți magice și venea din Orient. Mai târziu s-a dovedit că nu era decât un flotor de barcă pescărească. A pus-o pe o bucată de catifea neagră și a anunțat că putea ghici norocul, vindecade de ochi, citi trecutul și da vise frumoase, totul pentru cinci cenți. Primii săi clienți au fost servitoarele din vecini. Una fusese acuzată de hoție pentru că stăpâna ei pierduse o podoabă. Bila de sticlă a indicat locul în care se găsea bijuteria. Se rostogolise sub un lap. A doua zi era coadă în fața porții. Au venit vizitii, negustori, cărători de lapte și de apă. Mai târziu au sosit discret niște funcționari municipali și câteva doamne distinse, care se prelingeau ușor de-a lungul zidurilor, încercând să fie nerecunoscute. Dădaca era cea care primea clientela. Făcea ordine în sala de așteptare și primea onorarile. Ocupația asta îi lua toată ziua și o absorbea într-atâta că și-a neglijat treaba la bucătărie și familia a început să se plângă de cinele compuse doar din fasole uscată și dulceață de gutui. Marcos a aranjat remiza pentru trăsuri cu niște perdele roase, care pe vremuri fusese ale salonului, dar ajunse să răniște zdrențe prăfuite. Acolo primea clienții, alături de Clara. Cei doi ghicitori erau îmbrăcați în tunici de culoarea oamenilor de lumină, cum spunea el galbenului. De le vopsea cu praf de șofran, fierbându-le în oala în care de obicei se pregătea sosul beșamel. Marcos purta în plus un turban pe cap și o amuletă egipteană atârnată de gât. Își lăsase plete și barbă și era mai slab ca niciodată. Marcos și Clara erau cât se poate de convingători, mai cu seamă că fata nu avea nevoie să privească bila de sticlă pentru a ghici ce voia să audă fiecare îi sufla la ureche lui Marcos, care transmitea mesajul clientului și improviza sfaturile care îi se păreau potrivite. Astfel i s-a dus faima, pentru că cei care veneau abătuți și triști plecau plini de speranță, îndrăgostiții respinși căpătau indicii pentru a schimba inimile indiferente, iar săracii primeau formule infailibile pentru pariurile de la cursele de câini. Afacerea a devenit atât de prosperă că de dacă a început să cadă din picioare de oboseală, de data asta, Severo n-a mai trebuit să intervină pentru a pune capăt inițiativei lucrative a cumnatului, pentru că cei doi ghicitori și-au dat seama că erau pe cale să schimbe soarta clienților, care urmau cu sfințenie vorbele lor. Li s-a făcut frică și au hotărât că lucrul pe care îl făceau era o păcăleală. Au abandonat oracolul din remiză și și-au împărțit frățește câștigul, deși singura interesată de aspectul material al afacerii era Dădaca. Dintre toți frații del Valie, Clara era cea mai interesată și neobosită să asculte poveștile unchiului. Era în stare să le repete pe de rost, ținea minte cuvinte din ciudatele dialecte ale indienilor, le cunoștea obiceiurile și putea descrie felul în care își străpungeau buzele și lobii urechilor, cu bucăți de lemn, cât și ritualurile lor de inițiere, numele șerpilor veninoși și ale antidoturilor. Unchiul era atât de elogvent, că fetița simțea ievea mușcătura arzătoare a viperei, vedea reptila alunecând pe covor printre picioarele mobilelor și auzea țipetele papagalilor ara printre perdelele salonului își amintea, fără să ezite de drumul lui Lope de Aghire în căutarea Eldoradoului, de denumirile greu de pronunțate ale florei și faunei, văzute sau inventate de prodigiosul ei unghi, știa de la mașii care beau ceai sărat cu grăsime de iac, și putea descrie amănunțit opulentele polinezience, orezăriile din China sau câmpiile albe ale țărilor din nord, unde ghețurile veșnice omoară animalele și oamenii neatenți transformându-i în câteva minute în stană de piatră. Marcos avea mai multe jurnale de călătorie în care își nota drumurile și impresiile, precum și o colecție de hărți și de cărți de povești, de aventuri și bazme, pe care le ținea bagaje în camera cu vechituri din fundul ultimei curți. De acolo au tot ieșit ca să populeze visele urmașilor, până când au fost arse din greșeală, jumătate de secol mai târziu, într-un rug nedemn. Din ultima călătorie, Marcos s-a întors în coșciug. Murise de o ciumă africană misterioasă, care l-a făcut plin de zbârcituri și galben ca pergamentul. Simțindu-se bolnav, a luat drumul înapoi, sperând că îngrijirile sorții și știința doctorului Cuevas îi vor readuce sănătatea și tinerețea, dar nu a rezistat celor 60 de zile pe mare și, în dreptul orașului Guayaquil, a murit răpus de febră, delirând despre femei mirosind mosc și despre comori ascunse. Capitanul vaporului, un englez pe nume Longfellow, a fost cât pe ci să-l arunce în mare, înfășurat într-un steag, dar Marcos își făcuse atâția prieteni și cucerise atâtea femei la bordul transatlanticului, în ciuda aspectului său jigărit și a delirului, că pasagerii nu au fost de acord așa că Longfellow a trebuit să-l depoziteze alături de zarzavaturile bucătarului chinez ca să fie ferit de căldură și țânțarii tropicelor, până când dulghierul a improvizat o ladă. La el Caliao a făcut rost de un sicriu decent și câteva zile mai târziu, furios pe neplăcerile pe care pasagerul le produsese companiei de navigație și lui personal, Capitanul l-a descărcat fără considerație pe chei, mirat că nimeni nu vine să-l ceară și să achite toate cheltuielile. A aflat mai târziu că pe aceste latitudini poșta nu era la fel de sigură ca în depărtata sa Anglie și că telegramele pe care le trimisese se volatilizaseră pe drum. Din fericire pentru Longfellow, a apărut un avocat de la vamă, care cunoștea familia Delvalie și care s-a ocupat de toată treaba, adică a încărcat sicriul și toate bagajele într-un transport închiriat și l-a expediat în capitală, la singura adresă fixă cunoscută, acasă la sora lui. Pentru Clara acesta ar fi fost unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei, dacă printre bagajele unchiului nu s-ar fi găsit și Barabas ignorând zăpăceala care domnea în curte, instinctul a dus-o direct la locul în care arunca sărăcușca. Înăuntru se afla Baravas. Era o grămăjoară de oase acoperită cu o piele de culoare nedefinită, plină de rosături infecte. Un ochi era închis, celălalt supura urdori, nemișcat ca un cadavru în propria lui mizerie. În ciuda aspectului, fetiței nu i-a fost deloc greu să-l identifice. Un cățel!" a țipat ea. L a luat în grijă, l-a scos din cușcă, l-a legănat la pieptul ei și, cu o grijă de misionar, i-a dat apă în boticul uscat și umflat. Nimeni nu-l mai hrănise decât când capitanul Longfellow, care ca toți englezii se purta mult mai bine cu animalele decât cu oamenii, îl lăsase pe chei cât timp fusese la bord alături de stăpânul său muribund, capitanul îl hrănise cu mâna lui și îl plimbase pe punte, dându-i toată atenția de care Marcos fusese lipsit, dar odată ajuns pe uscat a fost tratat ca o parte din bagaj. Clara a devenit o adevărată mamă pentru animal. De fapt, nimeni nu-i disputa acest privilegiu îndoielnic și a reușit să-l readucă la viață. După câteva zile, când s-a potolit zarva susirii cadavrului și a înmormântării unchiului Marcos, Severo a dat cu ochii de jivina păroasă pe care fică s o ținea în brațe. Ce e asta?" a întrebat el. Barabas?" dă grădinarului să scape de el că nu vreau să ne dea vreo boală." Dar Clara îl adoptase. Este al meu, tati. Dacă mi-l jur că nu mai respir și mor." Și-a rămas în casă. În curând alerga prin toate părțile, devorând franjurii perdelelor, covoarele și picioarele mobilelor. S-a îndrăvenit repede și a început să crească. După ce a fost îmbăiat, s-a dovedit că era negru, cu un cap pătrățos, labe foarte lungi și blană scurtă. Dădacă a fost de părere să îi se taie coada ca să se mene cu un câine de rasă, dar Clara a slobozit niște urlete care au degenerat într-o criză de astm și treaba a fost uitată. Barabasa a rămas cu coada întreagă și cu timpul aceasta i-a crescut cât o crosă de golf, dotată cu mișcări necontrolate, care mătura porțelanurile de pe mese și răsturna lămpile. Era dintr-o rasă necunoscută. Nu avea nimic în comun cu câinii care vagamondau pe stradă și cu atât mai puțin cu căței de rasă pură pe care le creșteau unele familii aristocrate. Veterinarul n-a știut să originea. Clara a presupus că provenea din China, pentru că mare parte din bagajul unchiului erau amintiri din acea țară îndepărtată. Avea o capacitate de creștere nelimitată. La șase luni era cât o oaie. După un an s-a făcut cât un mânz, Familia disperată se întreba cât va mai crește și membrii ei au început să nu mai creadă că era într-adevăr un câine, speculând că ar putea fi vorba de un animal exotic pe care unchiul explorator îl vânase în cine știe ce fund de lume și poate că starea lui primitivă era feroce. Nivea se uita la ghearele lui de crocodil și la dinții lui ascuțiți și inima ei de mamă se strângea la gândul că bestia ar fi putut smulge dintr-o mușcătură capul unui adult, și cu atât mai ușor al unui copil. Numai că Barabas nu arăta niciun fel de ferocitate, din potrivă, avea răsfățuri de pisicuță, dormea în pat cu Clara, îmbrățișând-o, cu capul pe perna de puf și acoperit până în gât, pentru că era friguros. Iar mai târziu, când nu mai încăpea în pat, se întindea pe jos cu botul lui de cal sprijinit pe mâna fetiței. Niciodată nu a fost văzut mărâind sau lătrând. Era negru și tăcut ca o panteră. Îi plăceau jambonul și fructele zaharisite, iar când erau musafiri și uitau să-l închidă, se strecurau ușurel în sufragerie și dădeau mesei, servindu-se delicat cu bunătățile preferate, direct din farfurii, fără ca vreun comesean să îndrăznească să-l împiedice. În ciuda blândeții lui de domnișoară, Barabas îi inspira teroare. Furnizorii fugeau în graba mare când ieșea pe stradă, iar într-o zi a semănat panică printre femeile care stăteau la coadă să ia lapte de la căruțul lăptarului, sperind calul care a luat-o la în timp ce laptele se împrăștia pe caldarâm. Severo a fost nevoit să plătească toată paguba și a dat ordin ca animalul să fie legat în curte. Dar Clara a făcut din nou o criză și hotărârea a fost amânată pe timp nedefinit. Imaginația populară și faptul că nu îi se cunoștea rasa i-au atribuit lui Barabas caracteristici mitologice. Se spune că a continuat să crească și dacă brutalitatea unui măcelar nu i-ar fi pus capăt zilelor, ar fi ajuns cât o cămilă. Lumea credea că era un crucișare dintre un câine și o iapă, presupunea că îi vor crește aripi, coarne și că va ajunge să verse fum pe nări, cam ca și vinele pe care le broda rosa pe interminabila ei față de masă dădea ca să tu să tot strângă porțelanul sparte și să asculte bazmele cu transformarea lui în lup în nopțile cu lună plină, a aplicat același sistem pe care îl folosise în cazul papagalului, dar supradoza de untură de pește nu l-a ucis, ci doar i-a provocat o diaree, care a ținut patru zile și a umplut casa de sus până jos și pe care tot i-a trebuit să o curețe. Erau vremuri grele, pe atunci eu aveam în jur de 25 de ani, dar mi se părea că am toată viața înainte pentru a-mi făuri viitorul și situația pe care o doream. Munceam ca un animal și în rarele ocazii în care mă așezam să mă odihnesc, obligat de pauzele duminicale, simțeam că pierd clipe prețioase și că fiecare minut de răgaz însemna un secol în care eram departe de rosa. Trăiam în mine într-o căsuță din scânduri cu acoperiș de tablă de zinc, pe care mi-am făcut-o singur, ajutat doar de doi peoni. Ea consta într-o singură cameră pătrată în care mi-am pus lucrurile, cu câte o ferestruică în fiecare perete, ca să circule aerul fierbinte al zilei și cu obloane pe care le închideam noaptea ca să mă apăr de vântul înghețat, tot mobilierul se reducea la un pat de campanie, un scaun, o masă rustică, o mașină de scris și un seif negru, pe care a trebuit să-l aduc cu catârii prin deșert, în care țineam leafa minerilor, ceva documente și un săculeț din pânză de cort, în care străluceau bucățelele de aur care reprezentau rodul trudei noastre. Nu era comodă casa, dar eu eram obișnuit cu lipsa de comoditate. Niciodată nu făcusem o baie caldă, iar amintirile pe care le păstram din copilărie erau de frig, singurătate și un gol permanent în stomac. Acolo am mâncat, am dormit și am scris timp de doi ani, fără altă distracție decât niște cărți citite și răscitite, un vraf de ziare vechi, niște texte în engleză care mi-au folosit pentru a învăța rudimentele acestei limbi magnifice și o cutie cu cheie în care îmi păstram corespondența cu rosa. Mă obișnuisem să-i scriu la mașină, făcând o copie pentru mine, punându-le în ordine după dată, împreună cu puținele scrisori pe care le-am primit de la ea. Mâncam același tain care se gătea pentru mineri și interzisesem alcoolul în mină. Nu țineam nici acasă, pentru că mi-am zis mereu că singurătatea și plictiseala sfârșesc prin a face din om un alcoolic. Poate că amintirea tatălui meu cu cămașa descheiată la gât, cravata desfăcută și plină de pete, ochii tulburi și răsuflarea grea, mereu cu paharul în mână, a fost cea care m-a făcut abstinent. Nu am talent de băutor, mă îmbătrepede. Am descoperit asta la 16 ani și n-am uitat. M a întrebat odată nepoată mai cum de-am putut trăi atâta timp departe de civilizație. Nu știu dar pe semne că mi-a fost mai ușor decât altora, pentru că nu sunt o persoană sociabilă, nu am mulți prieteni și nu-mi plac sărbătorile și petrecerile, din potrivă, mă simt mai bine singur. Mi-e greu să mă apropii de oameni. Pe atunci încă nu trăisem cu vreo femeie, drept care nu tângeam după ceva ce nu cunoșteam. Nu sunt genul care se îndrăgostește ușor, niciodată n-am fost. Sunt fidel prin fire, deși ajunge să văd umbra unui braț, curba unei talii, îndoirea unui genunchi de femeie, ca să-mi vină idei, chiar și acum când sunt atât de bătrân, că nici nu mă recunosc în oglindă. Parcă sunt un copac răsucit. Nu încerc să-mi justific păcatele tinereții, pretinzând că nu-mi puteam controla avântul poftelor, nici pe departe. La vârsta aceea eram obișnuit cu legăturile fără viitor cu femeile ușoare, căci cu altele nu aveam nicio posibilitate. Cei din generația mea făceam deosebire între femeile decente și celelalte, ba chiar le împărțeam pe cele decente între ale noastre și ale altora. Până o cunoaște pe Rosa, nu mă gândisem la dragoste și romantismul mi se părea periculos și inutil, iar dacă vreodată mi-a plăcut vreo fată, nu am avut curaj să mă apropii de ea, temându-mă să nu fiu respins și să nu mă fac de râs. Am fost foarte orgolios și din această cauză am suferit mai mult decât alții. A trecut mai bine de jumătate de secol, dar mi s-a agravat în memorie momentul exact în care rosa cea frumoasă a intrat în viața mea ca un înger distrat, care în trecere mi-a furat sufletul. Mergea cu dădaca și cu o altă fată, probabil o soră mai mică. Cred că purta o rochie de culoare lila, dar nu sunt sigur, pentru că nu mă pricep la țoalele femeiești și pentru că era atât de frumoasă că de-ar fi purtat chiar și o hlamidă de hermină, tot doar la chipul ei m-aș fi uitat. De obicei nu mă uit după femei, dar trebuia să fii idiot să nu vezi că la trecerea ei se oprea lumea în loc, încurcând circulația, apariția asta cu un incredibil păr verde care îi îmbrăca fața ca o pălărie fantezii, cu un mers de zână și felul acela în care se mișca de parcă ar fi zburat. A trecut prin fața mea fără să mă vadă și a intrat plutind în cofetăria din piața armelor. Am rămas în mijlocul străzii uluit, în timp ce ea cumpăra bomboane cu anason, alegându-le una câte una, râzând cu glas de clopoțel, vârându-și una în gură și dându-i și sorăzii. Nu eram singurul hipnotizat. În câteva minute s-a format un grup de bărbați care se holbau prin vitrină. Atunci am reacționat. Nu mi-a trecut prin minte că eram departe de a fi pretendentul ideal pentru tânăra aceea cerească, pentru că nu aveam avere, nu eram deloc chipeș și aveam înainte un viitor incert. Și nici nu o cunoșteam dar eram entuziasmat și am hotărât în clipa aceea că era singura femeie demnă să-mi fie soție și dacă nu puteam avea, mai bine rămâneam holtei. Am urmărit-o pe tot drumul de întoarcere acasă. M-am urcat în același tramvai și m-am așezat în spatele ei, neluându-mi ochii de la ceafa ei perfectă, gâtul rotund, umerii delicați, mângâiați de șuvițele, verzui scăpate din pieptănătură. N-am simțit zgâlțâiturile tramvaiului pentru că visam. Deodată am văzut-o cum alunecă de-a lungul culoarului și când a trecut pe lângă mine, uimitoarele ei pupile aurii s-a oprit o clipă în ochii mei. Cred că am murit puțin. Nu puteam să respir și mi s-a oprit inima. Când mi-am revenit, a trebuit să sar din mers, cu riscul de a-mi rupe vreun os, și să o iau la goană în direcția străzii pe care mergea. Zărind o pată liliachie care tocmai dispărea după o poartă, am ghicit unde locuia. Din ziua aceea am făcut de gardă în fața casei, dând târcoale ca un cățel orfan, spionând, mituindu-l pe grădinar, intrând în vorbă cu servitoarele, până am reușit să vorbesc cu dădaca. Buna de ea s-a milostivit de mine și a fost de acord să-i trimită biletele mele de amor, florile și nenumăratele cutii cu bomboane cu anason, cu care am încercat să-i cuceresc inima. Îi trimiteam și acrostihuri, nu știam să fac versuri, dar exista un librar spaniol care era un adevărat geniu al rimelor și căruia îi comandam poeme, cântece, orice se putea face cu cernală și hârtie ca materie primă. Sora mea, Ferula, m-a ajutat să mă apropii de familia de Levalie, descoperind o rudenie depărtată între numele noastre de familie și căutând ocazia de a ne saluta la ieșirea din biserică. Așa am putut să merg în vizită la Rosa. În ziua în care am intrat în casa ei și ne-am găsit față în față, n-am știut ce să-i spun. Am rămas mut, cu pălăria în mână și cu gura deschisă, până când părinții ei, care cunoșteau simptomele, m-au salvat. Nu știu ce-o fi văzut Rosa la mine, nici de ce cu timpul m-a acceptat ca logodnic. Am ajuns logodnicul ei oficial, fără să fi fost nevoie de vreo ispravă nemaipomenită. În ciuda frumuseții ei neomenești și a nenumăratelor ei calități, Rosa nu avea pretendenții. Explicația mi-a dat-o mama ei, spunându-mi că niciun bărbat nu se simțea destul de puternic pentru a-și petrece viața apărând-o pe rosa de poftele celorlalți. Mulți o curtaseră și pierduseră și mințile pentru ea, dar până să apar eu nu se hotărâse nimeni. Frumusețea ei provoca teamă, de aceea o admirau de departe și nu se apropiau. Nu m-am gândit niciodată la asta, ca să fiu sincer. Problema mea era că eram lefter, dar mă simțeam în stare, prin puterea dragostei, să devin un om bogat. M-am uitat în jur, căutând o cale rapidă, în limitele cinstei în care fusese educat, și am constatat că pentru a triumfa era nevoie de relații, studii speciale sau capital. Nu era de ajuns să ai un nume respectabil. Bănuiesc că, dacă aș fi avut niște bani, i-aș fi jucat la cărți, sau aș fi făcut pariuri la curse, dar, cum nu era cazul, a trebuit să muncesc într-un domeniu care, chiar riscant fiind, putea să-mi aducă avere. Minele de aur și de argint erau visul oricărui aventurier. Îți puteau aduce mizeria, te puteau omorî de tuberculoză, sau te puteau face un om bogat. Era o chestiune de noroc am obținut concesiunea unei mine din nord cu ajutorul numelui prestigios al mamei mele, care a determinat banca să-mi dea un împrumut. Mi-am propus cu strășnicie să o storc de ultimul gram de metal prețios, dar fi fost să zdrobesc muntele cu mâinile goale și să storc pietrele călcându-le în picioare. Dar Rosa a fost de acord cu asta și cu multe altele. La sfârșitul toamnei, când familia se liniștise în privința intențiilor părintelui Restrepo, care a fost nevoit să-și domolească vocația de inchizitor, după ce episcopul în persoană l-a avertizat să o lase în pace pe micuța Clara del Valle, și când se resemnaseră cu toții cu ideea că unchiul Marcos murise de-a de au început să se concretizeze planurile politice ale lui Severo. Muncise ani în șir pentru asta. A fost un triumf pentru el când l-au invitat să se prezinte drept candidat al Partidului Liberal la alegerile parlamentare, ca reprezentant al unei provincii din sud, unde nu fusese niciodată, și despre care aproape că nu știa unde se găsește pe hartă. Partidul avea mare nevoie de oameni, iar Severo aspira să ocupe un fotoliu în congres, drept care nu a fost greu să-i convingă pe umilia legător din sud să-l desemneze pe Severo candidat. Invitația a fost întărită printr-un porc fript, trandafiriu și monumental, pe care electorii l-au trimis acasă la familia del Valle. Era așezat pe o tavă mare de lemn, aromitor și lucios, cu un pătrunjel în rât și un morcov în fund, culcat pe un pat de tomate. Avea o cusătură pe burtă și era umplut cu prepelițe, care la rândul lor erau umplute cu prune. A sosit împreună cu o carafă ce conținea o jumătate de galon din cel mai bun rachiu al regiunii. Ideea de a ajunge deputat sau, și mai bine, senator, era un vis vechi al lui Severo, dusese lucrurile înspre acest cel printr-o activitate minuțioasă de contacte, prietenii, apariții publice discrete, dar eficiente, bani și favoruri făcute persoanelor potrivite la momentul potrivit. Provincia aceea din sud, deși îndepărtată și necunoscută, era exact ce aștepta. Porcul a ajuns într-o marți. Vineri, când din porc nu rămăseseră decât șoriciul și oasele pe care le rodea în curte Barabas, Clara a anunțat că mai avea să fie un mort în casă dar va muri din greșeală, a spus ea. Sâmbătă a dormit prost și s-a trezit țipând, de dacă i-a dat un ceai de tei și nimeni nu a băgat-o în seamă, pentru că erau ocupați cu pregătirile pentru plecarea tatălui în sud și pentru că rosa cea frumoasă se trezise cu febră. Nivea a hotărât ca rosa să rămână în pat, iar doctorul Cuevas a spus că nu era nimic grav. Să-i se dea o limonadă călduță și îndulcită cu un strop de tărie ca să transpire. Severo s-a dus să-și vadă fica și a găsit-o îmbujorată și cu ochii strălucitori, cufundată în așternuturile cu dantele crem. I-a dăruit un carnet de bal și i-a dat voie de dacei să deschidă carafa cu rachiu și să-i adauge puțin în limonadă. Rosa a băut limonada, s-a cuibărit în pătura de lână și a adormit imediat lângă Clara, cu care împărțea dormitorul. În dimineața acelei zile tragice, Dădaca s-a sculat de vreme, ca de obicei. Înainte de a pleca la biserică, s-a dus în bucătărie să pregătească micul dejun pentru familie. Soba cu lemne și cărbuni era pregătită cu o zi înainte, astfel că a aprins focul cu tăciuni calzi încă. În timp ce se încălezea apa și fierbea laptele, a aranjat vasele pentru a le duce în sufragerie. A început să pregătească terciul de ovăz, să strecoare cafeaua și să pregătească pâinea a aranjat două tăvi, una pentru Nivea, care își lua mereu micul dejun la pat, și alta pentru Rosa, care, fiind bolnavă, avea și ea acest drept. A acoperit tava Rosei cu un șervet de in brodat de călugărițe, ca să nu-și bea cafeaua rece și să nu intre vreo muscă, și s-a uitat în curte după Barabas, care avea meteahna să sară pe ea când o vedea trecând cu tava. L-a văzut jucându-se cu o găină și a profitat ca să pornească în adevărata călătorie care însemna să pleci din bucătăria din fundul casei, printre curți interioare și coridoare, până la camera fetelor, în extremitatea cealaltă. Ajuns în fața ușii rosei, a ezitat, izbită de un presentiment. A intrat fără să bată, ca de obicei, și imediat a observat mirosul de trandafiri, deși nu era sezonul lor. Atunci a știut că se întâmplase o nenorocire. A lăsat ușor tava pe noptieră și s-a îndreptat încet spre fereastră. A tras draperiile grele și soarele palid al dimineții a umplut camera. S-a întors posomorâtă și nu s-a mirat, văzând o în pat pe rosa moartă, mai frumoasă ca niciodată, cu părul de-a dreptul verde, pielea de nuanța fildeșului tânăr și ochii galbeni ca mierea deschiși. La picioarele patului, micuța Clara se uita la sora ei de dacă a îngenunchiat lângă pat, a apucat mâna rosei și a început să se roage. S-a rugat până când în toată casa a început să se audă un urlet ca de vapor rătăcit. A fost prima și ultima dată când Barabas s-a făcut auzit. A gelit o pe moartă toată ziua, făcând praf nervii locuitorilor casei și ai vecinilor care au sosit atrași de geamătul acela de naufragiu. Doctorului Cuevas i-a fost de ajuns să arunce o privire asupra Rosei ca să-și dea seama că moartea fusese provocată de ceva mult mai grav decât o febră de doi bani. A pornit să mușine peste tot, a cercetat bucătăria și a băgat degetele prin cratițe și a deschis sacii cu făină, pungile cu zahăr, cutiile cu fructe uscate. A întors totul cu susul în jos, lăsând în urmă o zăpăceală de uragan. A scotocit prin sertarele rosei, i-a interogat pe servitori unul câte unul, a luat-o la întrebări pe dădacă până a scos din sărite și în cele din urmă cercetările l-au purtat la carafa cu rachiu, pe care a rechiziționat-o fără discuții. N-a împărtășit nimănui bănuielile sale, dar a dus-o la laborator. După trei ore era înapoi cu o expresie de oroare care îi transforma mutra de faun rubicond într-o mască palidă, de care nu s-a lepădat pe tot parcursul evenimentelor teribile s-a dus la Severo, l-a luat de braț și l-a tras deoparte. Rachiul ăsta avea în el destulă o travă ca să omoare un taur, i-a suflat el la ureche. Dar pentru a fi sigur că asta e cauza care a ucis-o pe fată, trebuie să fac o autopsie. Adică să o deschizi? A gemut Severo. Nu de tot. De cap nu mă ating, doar de aparatul digestiv, i-a explicat doctorul. Severo a aproape ca leșinat. Nivea era epuizată de atâta plâns, dar auzind că voiau să o ducă pe fată la morgă, energia i-a revenit pe loc. S-a liniștit doar după ce i-au jurat că o vor duce pe rosa de acasă direct la cimitirul catolic. De-abia atunci a luat doza de la Udanum, pe care i-a dat-o medicul și a dormit 20 de ceasuri în șir. Penserat, Severu a făcut aranjamentele necesare, i-a trimis pe copii la culcare și servitorilor le-a dat liber. Clarei, prea impresionată de cele întâmplate, i-a dat voie să doarmă cu altă soră. După ce toate luminile s-au stins și casa s-a cufundat în odihnă, a sosit asistentul doctorului Cuevas, un tânăr pipernicit, miop și bâlbâit pe deasupra. Cei doi l-au ajutat pe Severo să transporte trupul rosei în bucătărie și au întins-o cu delicatețe pe marmura pe care dădea ca plămă de pâinea și toca zarzavaturile. În ciudatăriei sale de caracter, Severo nu a rezistat când i-au scos cămașa de noapte și fică s-a apărut în toată splendoarea ei de sirenă. A ieșit împleticindu-se nebun de durere și s-a prăbușit în salon plângând ca un copil. Chiar și doctorul Cuevas, care o știa pe Rosa de la naștere și o cunoștea ca pe propriul lui buzunar, a avut un moment de spaimă văzând o goală. În cel privește, tânărul asistent a început să gâfâie de emoție și a gâfâit și în anii care au urmat de câte ori își amintea de imaginea incredibilă a Rosei, dormind dezbrăcată pe masa mare din bucătărie, cu pletele căzându-i până la pământ, precum o cascadă vegetală în timp ce ei își îndeplineau sinistra meserie, dă dacă obosită să tot plângă și să se roage, și presimțind că se întâmpla ceva ciudat pe domeniile ei din cea de-a treia curte interioară, s-a ridicat și a aruncat un șal pe umeri și a pornit să cutreiere casa. A văzut lumină în bucătărie, dar ușa și obloanele ferestrelor erau închise. A mers mai departe pe coridoarele tăcute și înghețate, străbătând toate cele trei corpuri ale clădirii, până a ajuns în salon. Prin ușa întredeschisă și-a zărit stăpânul care se plimba prin încăpere a bătut. Focul din cămin se stinsese. A intrat. Unde este Duduia Rosa?" a întrebat ea. Doctorul Cuevas este cu ea. Stai aici și bea un pahar cu mine de dacă." a implorat-o Severo. Femeia a rămas în picioare, strângându-și șalul la piept. Severo i-a arătat sofaua și ea s-a apropiat timid. S-a așezat lângă el. Niciodată nu stătuse atât de aproape de stăpân de când slujea în casa lui. Severo a turnat cât un pahar de vin de Xeres pentru amândoi și l-a dat pe-al lui peste cap. Și-a luat capul între palme, murmurând o litanie tristă și de neînțeles. De dacă a așezată țeapă pe marginea canapelei, s-a relaxat când l-a văzut plângând. Și-a întins mâna aspră și cu un gest automat l-a mângâiat pe păr cu același gest pe care îl folosise timp de 20 de ani să-i mângâie copiii. El a ridicat ochii și a privit chipul fără vârstă, pomeții indigeni, cocul negru, pieptul generos la care-i văzuse sughițând și dormind pe toți descendenții lui, și a simțit că femeia asta caldă și bună ca pământul, putea să-i aducă alinare. Și-a lăsat fruntea pe fusta ei, a respirat mirosul slab de scrobeală al șorțului, și a început să plângă în hohote ca un copilaș, vârsând toate lacrimile pe care și le stăpânise în viața lui de bărbat. Dădaca l-a frecat pe spate și l-a bătut ușurel ca să-l liniștească, i-a vorbit în limbajul pe care îl folosea să adormă copiii și a cântat aproape șoptit baladele ei țărănești. Până la urmă l-a potolit. Au rămas unul lângă altul, bând vin și plângând din când în când, amintindu-și vremurile fericite, când rosa a alergat prin grădină, uimind fluturii cu frumusețea ei venită parcă din fundul mării. În bucătărie, doctorul Cuevas și asistentul său și-au pregătit ustensilele sinistre și recipientele urât mirositoare și-au pus șorțuri de mușama și-au suflecat mânecile și-au pornit să scotocească în intimitatea frumoasei rosa, până când le-a fost foarte limpede, fără urmă de îndoială, că tânăra înghițise o doză praznică de o travă pentru șobolani. Asta era pregătită pentru Severo, a conchis doctorul, spălându-se pe mâini în chiuvetă. Asistentul, prea tulburat de frumusețea moartei, nu se îndura să o lase cu sută precum un sac și a sugerat să o aranjeze puțin, drept care au purces amândoi la treabă, ungându-i corpul cu alifii și umplându-l cu cataplasme folosite la îmbălsămat. Au terminat pe la patru dimineața, oră la care doctorul Cuevas s-a declarat învins de oboseală și de tristețe și a ieșit. Rosa a rămas singură în bucătărie, în mâinile asistentului, care a spălat-o cu buretele ca să dispară petele de sânge. I-a pus cămașa brodată ca să acopere cu sătura care se întindea de la gât până la sex și a aranjat părul. Apoi a curățat toate urmele. Doctorul Cuevas a dat în salon de severo și de dădacă, ambi beți de vin și de plâns. E gata, o aranjăm puțin ca să o vadă maică-sa i explica lui Severo că bănuielile lui erau justificate și că în stomacul fetei găsiseră aceeași substanță mortală ca în rachiul primit în dar. Atunci Severo și-a amintit de prezicerea Clarei și și-a pierdut și cumpătul care îi rămăsese, incapabil de a se resemna cu ideea că fica lui murise în locul său. S-a prăbușit gemând că era vina lui, pentru că fusese ambițios și fanfaron, că nimeni nu-l obligase să se bage în politică, că-i fusese mult mai bine când era un simplu avocat și tată de familie, că renunța chiar în clipa asta pentru vecie la candidatura blestemată, la Partidul Liberal, la toată pompa și la toate operele, că spera ca niciunul dintre urmașii săi să nu intre vreodată în politică, fiindcă asta era o treabă pentru bătăuși și bandiți, și tot așa până ce doctorul lui Cuevasi s-a făcut milă și l-a îmbătat de-a binele. Vinul a fost mai tare decât durerea și sentimentul de culpabilitate. Doctorul și Dădaca l-au luat pe sus și l-au băgat în pat. Apoi s-au dus în bucătărie, unde asistentul o termina de aranjat pe rosa. În dimineața care a urmat, Nivea și Severo de Loalie s-au trezit târziu, Rudele decorase casa pentru înmormântare, perdelele erau trase și împodobite cu crep negru, de-a lungul pereților se înșirau coroanele de flori care umpleau aerul cu aroma lor dulceagă. Camera mortoară fusese improvizată în sufragerie. Pe masa cea mare, acoperită cu o pânză neagră cu franjuri aurii, se găsea sicriul alb cu ornamente de argint al rosei. Douăsprezece lumânări galbene cu sfeșnice de bronz o luminau pe moartă cu strălucirea lor difuză, o îmbrăcaseră în rochea de mireasă și pe cap îi pusese coronița de lămâiță din ceară, pe care o ținea pentru ziua anunții. La prânz au început să se perinde rudele, prietenii și cunoștințele, pentru a-și prezenta condoleanțele și a însoți familia Delvalie în mare ei durere. Au venit până și cei mai înverșunați dușmani politici. Severo Delvalie s-a uitat fix la fiecare, încercând să descopere în orice privire secretul asasinului deși în toate, chiar în cea a președintelui Partidului Conservator, nu a văzut decât tristețe și nevinovăție. În timpul priveghiului, domnii se plimbau prin saloane și coridoare, discutând cu voce scăzută despre afaceri. Când se apropia cineva din familie, păstra o tăcere plină de respect. Când au intrat în sufragerie și s-au apropiat de sicriu pentru a o privi ultima oară pe rosa, s-au cutremurat. În aceste ceasuri devenise și mai frumoasă. Doamnele au trecut în salon așezând scaunele în cerc. Acolo puteau plânge în voia lor. Moartea unui străin era un bun pretext pentru a da frâu tristeții personale. Plângeau de adevăratele, dar demn și în tăcere. Unele murmurau rugăciuni cu voce înceată. Servitoarele casei circulau peste tot, oferind cești cu ceai, cupe cu coniac, batiste curate pentru doamne, dulciuri de casă și mici comprese îmbibate în amoniac, pentru femeile care sufereau de amețeală din cauza aerului închis, mirosului de lumânări și durerii. Toate surorile del Valie, cu excepția Clarei, care era încă prea micuță, erau îmbrăcate în doliu strict și ședeau în jurul mamei ca un cerc de ciori. Nivea, care nu mai avea lacrimi, stătea dreaptă pe scaun, fără să scoate un suspin, fără să spună o vorbă și fără a recurge la ajutorul amoniacului, la care era alergică. Toți vizitatorii veneau să-i prezinte condoleanțe. Unii o sărutau pe amândoi obrajii, alții o îmbrățișau strâns pentru câteva clipe, dar ea nu părea să-i recunoască nici pe cei mai apropiați. Îi mai muriseră copii foarte mici sau chiar la naștere, dar după niciunul nu a avusese senzația de pierdere pe care o avea acum. Fiecare soră și-a luat rămas bun de la rosa cu un sărut pe fruntea înghețată, în afara clarei, care nu s-a apropiat de sufragerie, nici au insistat. Cunoscându-i sensibilitatea extremă și tendința de a umbla somnambulă când imaginația era pusă la încercare, a rămas în grădină, ghemuită lângă barabas, refuzând să mănânce sau să participe la priveghi, doar de dacă a băgat-o în seamă și a încercat-o aline dar Clara a agonit o În ciuda precauților, pe care le-a luat Severo pentru a pune capăt bârfelor, moartea Rosei a fost un scandal public. Cui voia să-l asculte, doctorul Cueva s-a oferit explicația perfect rațională că fata murise de pneumonie galopantă. Dar s-a răspândit zvonul că fusese otrăvită din greșeală în locul tatălui. Pe atunci, asasinatele politice erau necunoscute în țară, iar o trava, oricum, era ceva la care apelau muieruștile, ceva de o cară care nu mai folosea de pe vremea coloniei, chiar și problemele pasionale se rezolvau față în față. S-a iscat un val de proteste împotriva atentatului și înainte ca Severo să o poată evita, știrea a apărut într-un ziar al opoziției, acuzând indirect oligarhia și adăugând că, iată, conservatorii erau în stare până și de așa ceva, căci nu-i puteau ierta lui Severo del Valle faptul că trecuse în tabăra liberală, în ciuda clasei sociale din care făcea parte. Poliția a încercat să dea de urmă carafei cu rachiu, dar singura descoperire a fost că nu avea aceeași proveniență ca porcul umplut cu potârnichi și că alegătorii din sud n-aveau nicio legătură cu toată povestea. Carafa misterioasă a fost găsită din întâmplare lângă ușa din spate a casei familiei de Elvalie, în aceeași zi și la aceeași oră la care sosise porcul fript. Bucătăreasa a presupus că făcea parte din dar, nici zelul poliției. Nici cercetările pe care le-a făcut Severo personal cu ajutorul unui detectiv particular nu au dus la descoperirea asasinilor, iar umbra răzbunării neîmplinite a rămas vie la toate generațiile care au urmat. A fost primul dintre multele acte de violență care au marcat destinul familiei. Îmi amintesc perfect. Fusese o zi fericită pentru mine, pentru că dădusem de un filon nou acela gros și minunat, pe care îl căutasem în toată perioada aceea de sacrificii, absență și așteptare, și care putea să însemne bogăția pe care o visam. Eram sigur că peste șase luni urma să am destui bani ca să mă însor și peste un an puteam să încep a mă un om bogat. Am avut mare noroc pentru că în afacerea cu mineritul, mulți se ruinează și prea puțini îi zbândesc, Așa îi scriam roseind după amiaza aceea atât de euforic și de nerăbdător, că mi se încurcau degetele în mașina veche de scris, iar cuvintele ieșeau lipite. Asta făceam când am auzit niște bătăi puternice în ușă, care mi-au tăiat inspirația pentru totdeauna. Era un căruțaș cu o pereche de catâri, care mi-aducea din sat telegrama trimisă de sora mea, Ferula, prin care mă anunța că Rosa murise. Trebuit să citesc de trei ori ca să pricep cât de nenorocit eram. Singurul lucru care nu-mi trecuse niciodată prin minte era că Rosa ar fi putut fi muritoare. Am suferit când mă gândeam că plictisită să mă tot aștepte, s-ar fi putut mărita cu altul, sau că filonul blestemat menit a mă îmbogăți n-avea să iasă niciodată la iveală, sau că galeria s-ar putea prăbuși peste mine, zdrobindu-mă ca un gândac. M-am gândit la toate aceste posibilități, ba chiar și la altele, dar la moartea rosei nici când în ciuda pesimismului meu proverbial care mă făcea să mă aștept la cei mai rău. Am simțit că fără rosa viața mea nu are rost. M-am dezumflat pe dinăuntru ca un balon înțepat. Tot entuziasmul mi s-a dus. Am rămas pe un scaun, privind deșertul pe geam, un timp nedefinit, până când am revenit încet la viață. Prima reacție a fost de furie. M-am apucat să lovesc în pereții șubrez de lemn, până când mi-a țâșnit sângele din degete. Am rupt în mii de bucățele scrisorile, desenele rosei și copile propriilor mele scrisori pe care le păstrasem. Am aruncat repede în valize hainele, documentele și punga cu aur și m-am dus să-i dau vătafului, leafa muncitorilor și cheile magaziei. Căruțașul s-a oferit să mă ducă la tren. Am mers o bună bucată din noapte călare, cu pături de castilia drept singura apărare contra vântului rece, înaintând încet prin pustietățile interminabile, unde numai instinctul ghidului meu îmi garanta că vom ajunge la destinație, căci nu exista niciun punct de reper. Noaptea era limpede și cerul înstelat, frigul împătrundea noase, îmi înțepenea mâinile, mi se băga în suflet, Mă gândeam la Rosa și speram cu o vehemență irațională să nu fi murit cu adevărat. Mă rugam disperat cerului ca totul să fi fost o greșeală, sau ca, însuflețită de puterea dragostei mele, ea să-mi vie din morți precum Lazar. Plângeam în mine, cufundat în durere și în frigul nopții, scuipând blesteme către catârul care mergea prea încet, către ferul la aducătoare de nenorociri, către Rosa care murise și către Dumnezeu care îngăduise asta. Încet, încet, orizontul s-a luminat, stelele au dispărut și am văzut prima lumină a zorilor, care colora în roșu și portocaliu peisajul nordului, iar atunci lumina mi-a readus un pic de rațiune. Am început să mă resemnez cu nenorocirea și să mă rog de acum nu să revie, ci doar să ajung la timp pentru a o vedea înainte să fie îngropată. Am grăbit pasul, și după un ceas, căruțașul m-a lăsat în gara minusculă, prin care trecea trenul, pe calea îngustă, care unea lumea civilizată cu deșertul în care petrecusem doi ani din viață. Am călătorit timp de treizeci de ore, fără să mănânc și uitând de sete, dar am reușit să ajung la casa del Valie, înainte de înmormântare. Se zice că am intrat în casă plin de praf, fără pălărie, murdar și neras, însetat și furios, strigând unde mi era logodnica. Micuța Clara, care pe atunci era o copiliță slabă și urâtă, mi-a ieșit în întâmpinare când am intrat în curte, m-a luat de mână și m-a condus tăcută în sufragerie. Acolo era Rosa, între valuri albe, în sicriul alb, și moartă de trei zile, intactă și de mii de ori mai frumoasă decât țineam eu minte, pentru că Rosa moartă se transformase pe nesimțite în sirena care fusese mereu un taină. Blestemată să fie, mi-a scăpat printre mâini se zice că am strigat, căzând în genunchi lângă ea și scandalizând rudele, căci nimeni nu putea înțelege frustrarea de a fi petrecut doi ani scurmând pământul pentru a mă îmbogăți, cu unicul cel de a aduce într o aduce într-o bună zi pe această fată la altar, doar pentru a vedea că moartea mea furase. Puțin după aceea a sosit Dricul, o trăsură enormă, neagră și lucioasă, trasă de doi armăsari mascați, așa cum era obiceiul pe atunci, și mânată de doi vizitii în livrea a părăsit casa la jumătatea după amiezii sub o ploaie ușoară, urmat de o procesiune de trăsuri care duceau rudele, prietenii și coroanele de flori. Prin tradiție, femeile și copiii nu asistau la înmormântări, asta era o treabă pentru bărbați. Însă Clara a reușit să se amestece în ultima clipă în cortegiu pentru a o însoți pe sora ei. Mi-am simțit mânuța mănușată între mea și tot drumul am avut-o alături, o mică umbră tăcută care îmi trezea o duioșie necunoscută în inimă. Atunci nici eu nu mi-am dat seama că Clara nu zgosese niciun cuvânt de două zile, și mai aveau să treacă trei până ca familia să se alarmeze. Severo Delvalie și băieții mai mari au ridicat pe umerii sicriul alb cu ornamente de argint și l-au așezat pe nișa deschisă în cavou. Erau îmbrăcați în negru, tăcuți, și nu vărsase nicio lacrimă, așa cum se cuvine într-o țară obișnuită cu demnitatea durerii. După ce grilajul a fost închis și rudele, prietenii și groparii s-au retras, am rămas acolo, printre florile care scăpaseră de lăcomia lui Barabas și ajunseseră împreună cu Rosa la cimitir. Pe semne că arătam ca o pasăre neagrăierni, cu poalele hainei fluturând în bătaia vântului, înalt și slab cum eram pe atunci, înainte de a se îndeplini blestemul ferulei și de a începe să mă micșorez. Cerul era cenușiu și ploaia stătea să înceapă. Mănuiesc că era frig, dar nu îl simțeam, copleșit de furie. Nu îmi puteam desprinde ochii de micul pătrat de marmură albă, pe care erau gravate numele frumoasei rosa și datele care îi hotărniceau scurta trecere prin această lume, scrise cu caractere gotice înalte. Mă gândeam că pierdusem doi ani visând la rosa, muncind pentru rosa, scriindu-i rosei, dorind-o pe rosa, și că până la urmă nu aveam să mă aleg nici măcar cu mângâierea de a fi mormântată alături de ea. Am meditat la anii care îmi rămâneau de trăit și am ajuns la concluzia că fără ea nici nu merita o steneală, căci niciodată nu voi găsi în tot universul o altă femeie cu părul verde și frumusețea ei marină. Dacă mi-ar fi spus cineva că aveam să trăiesc mai bine de 90 de ani, m-aș fi împușcat. Nu am auzit pașii paznicului cimitirului care se apropia prin spate și m-am speriat când m-a atins pe umăr. Cum îndrăznești să pui mâna pe mine?" am mugit. Bietul om s-a dat înapoi speriat. Picăturile de ploaie udeau cu tristețe florile morților. Scuzați-mă, domnule, e ora șase și trebuie să închid." Cred că mi-a spus. A încercat să-mi explice că regulamentul spunea că nicio persoană care nu făcea parte din personal nu avea voie să rămână în incintă după apusul soarelui, dar nu l-am lăsat să termine. I-am vărât niște bani în mână și l-am împins să plece și să mă lase în pace. S-a depărtat privind înapoi. Credea că o -i fi fost nebun, unul din necrofilii demenți care uneori bântuie prin cimitire. A fost o noapte lungă, poate cea mai lungă din viața mea. Am petrecut-o așezat lângă mormântul rosei, vorbindu-i, însoțind-o în prima parte a călătoriei spre marele dincolo. Când e mai greu să te desprinzi de pământ și e nevoie de dragostea celor rămași în viață, ca să poți pleca măcar cu consolarea de a fi lăsat ceva în inima celorlalți. Îmi aminteam de chipul ei de săvârșit și îmi blestemam soarta. I-am reproșat anii petrecuți într-o gaură de mină și visând la ea. Nu i-am spus că în tot timpul ăsta nu văzusem alte femei decât niște jalnice prostituate îmbătrânite care serveau toată tabăra mai curând cu bunăvoință decât cu talent. I-am spus în schimb că trăisem printre oameni duri și fără de lege, că mâncasem năut și băusem apă verde, departe de civilizație, gândindu-mă la ea zi și noapte, purtând în suflet chipul ei ca pe un stindard care îmi dădea putere să sap mai departe în măruntaiele muntelui. Chiar dacă filonul dispărea, bolnav de stomac, cea mai mare parte din an, înghețând nopțile și delirând din cauza căldurii de peste zi, totul cu singurul scop de a mă căsători cu ea. Și ea se duce, și moare ca o trădătoare înainte de a-mi putea împlini visul, lăsându-mă pradă unei tristeți incurabile? I-am spus că își bătuse joc de mine, i-am reproșat că niciodată nu fusesem între patru ochi, că am sărutat-o o singură dată, Trebuisem să întrețez dragostea mea cu amintiri și dorințe arzătoare, dar imposibil de satisfăcut, cu scrisorile întârziate și decolorate care nu erau în stare să reflecte pasiunea sentimentelor mele și nici durerea provocată de faptul că era departe, pentru că nu am talente pistolar și nici nu știu să-mi descriu emoțiile. I-am spus că anii aceștia petrecuți în mină erau o pierdere iremediabilă, că dacă aș fi știut ce puțin timp va petrece pe lume, aș fi furat banii necesari pentru nuntă și pentru a-i ridica un palat împodobit cu comori din fundul mării, corali, perle, sidef, și în care aș fi ținut-o sechestrată, doar eu având acces. Aș fi iubit-o neîncetat un timp aproape infinit, pentru că eram sigur că, dacă ar fi fost cu mine, nu ar fi băut o travă destinată tatălui ei și ar fi trăit o mie de ani. I-am vorbit de mângâierile pe care îi le pregătisem, de darurile cu care aș fi bucurat-o, de felul în care aș fi făcut-o să mă iubească și să fie fericită. Pe scurt, i-am spus toate nebuniile pe care nu i le-aș fi spus niciodată direct și pe care nici nu le-am mai spus vreodată altei femei. Am crezut în noaptea aceea că pierdusem definitiv capacitatea de a mă că nu aveam să mai pot râde sau alerga după o iluzie niciodată, dar niciodată înseamnă mult. Am constatat asta în lunga mea viață. Am avut viziunea furiei care creștea în mine ca o tumoare malignă, murdărindu-mi cele mai frumoase ceasuri din viață, făcându-mă incapabil de tandrețe sau milă. Dar mai presus de durere și mânie, sentimentul cel mai puternic pe care mi-l amintesc, că l-am avut în acea noapte, a fost dorința neîmplinită. Niciodată N-aveam să mai împlinesc pofta de a-mi plimba mâinile pe rosa, de a-i pătrunde secretele, de a-i despleti șuvoiul verde al pletelor, de a mă scufunda în apele ei cele mai adânci. Am evocat disperat ultima ei imagine, în trecutele albe ale sicriului ei virginal, cu lămâița de mireasă în păr și mătănile între degete. Nu știam că exact așa, cu lămâița și rozariu, aveam să o văd pentru o clipă trecătoare mulți ani mai târziu când s-a crăpat de ziua, s-a întors paznicul, pe semne că l-a cuprins mila pentru nebunul semicongelat, care își petrecuse noaptea cu fantomele livide din cimitir, pentru că mi-a întins o ploscă. Ce ai fierbinte? Beți un pic, domnule. Dar am refuzat dând din mână și am plecat blestemând, îndepărtându-mă cu pași mari printre șirurile de morminte și chiparoși. În noaptea în care doctorul Cuevas și asistentul său au căsăpit în bucătărie cadavrul Rosei pentru a descoperi cauza morții, Clara stătea în patul ei cu ochii deschiși, tremurând pentru Neric. Avea bănuiala teribilă că sora ei murise pentru că așa spusese ea. Credea că, așa cum izbutea prin puterea minții să miște solnița, tot așa putea fi cauza care făcea să moară oamenii. Să vină cu tremurele sau alte nenorociri și mai mari, în vană îi explicase mama ei că nu putea provoca evenimentele, ci doar să le vadă cu puțin timp înainte. Era cuprinsă de dezolare și de vină și s-a gândit că, dacă ar fi fost alături de Rosa, poate că s-ar fi simțit mai bine. S-a ridicat de sculță în cămașa de noapte și s-a dus în dormitorul pe care îl împărțea cu sora ei mai mare. Dar aceasta nu era în pat, acolo unde o văzuse ultima oară. A pornit să o caute prin casă, Totul era cufundat în beznă și era liniște. Mama ei dormea drogată de doctorul Cuevas, iar frații ei și servitoarele se retrăseseră de vreme în camerele lor. A străbătut saloanele, alunecând lipită de pereți, speriată și înghețată. Mobilele greoaie, draperiile groase, tablourile de pe pereți, tapetul cu flori pe fond întunecat, lămpile stinse care se mișcau pe tavan și tufele de iederă de pe coloanele de faianță, i s-au părut amenințătoare. A observat că în salon sclipea o luminiță care se strecura pe sub ușă și a fost gata să intre, dar i-a fost teamă să nu dea de taicăsu, care s-o trimită înapoi în pat. S-a dus spre bucătărie, gândindu-se că va găsi alinare la pieptul de dacei. A traversat primul patio printre cameli și portocali pitici, apoi saloanele celui de-al doilea corp de clădire și coridoarele întunecate și deschise, în care felinarele cu gaz stăteau aprinse toată noaptea pentru a putea fi înhățate repede când venea vreun tremur și pentru a alunga liliecii și alte jivine de noapte, și a ajuns în cel de-al treilea patio, unde erau bucătăriile și dependințele. Acolo casa își pierdea prestanța seniorială și începea dezordinea cotețelor pentru câini și găini și a camerelor servitorilor. Mai încolo era grajdul în care stăteau cai bătrâni pe care Nivea îi folosea încă, deși Severo fusese printre primii care cumpăraseră un automobil. Ușa și obloanele bucătăriei și cămării erau închise. Instinctul a avertizat-o pe Clara că înăuntru se petrecea ceva anormal. A încercat să se ridice să vadă, dar nu ajungea cu nasul la cadrul ferestrei. A trebuit să tragă o ladă și să o apropie de perete. S-a cățărat pe ea și a putut să se uite printr-un spațiu dintre oblonul de lemn și marginea ferestrei, umflată de umezeală și de trecerea timpului, și a privit înăuntru doctorul Cuevas Matahala, aceea de om blând și de treabă, cu barbă mare și pântece opulent, care o ajutase să se nască și o îngrijise când avusese toate bolile copilăriei și când avea crize de astm, se transformase într-un vampir gras și întunecat, exact ca în ilustrațiile din cărțile unchiului Marcos. Stătea plecat deasupra mesei pe care dă gătea mâncarea. Lângă el era un tânăr necunoscut, palid precum luna, cu o cămașă pătată de sânge și ochii pierduți de dragoste. A văzut picioarele nespus de albe ale surorii sale și labele ei goale. Clara a început să tremure. Chiar atunci, doctorul Cueva s-a dat la o parte, și ea a văzut spectacolul îngrozitor: Rosa culcată pe marmură, deschisă cu o tăietură adâncă, cu intestinele alături, puse în castronul pentru salată. Rosa avea capul întors în direcția geamului la care spiona, iar pletele lungi și verzi îi atârnau ca iedera până la pardoseala pătată cu ceva roșu. Aveau ochii închiși, dar printr-un efect al umbrelor, al distanței și al imaginației, fetița a crezut că zărește o expresie rugătoare și umilită. Nemișcată pe ladă, Clara nu și-a putut dezlipi privirile până la sfârșit a rămas pândind prin crăpătură o bună bucată de vreme, înghețând fără să-și dea seama, până când cei doi au terminat cu golitul rosei, i-au injectat un lichid în vene și au spălat-o pe dinăuntru și pe din afară cu oțet aromatic și esență de levănțică. A rămas până au umplut-o cu substanța pentru un balsamat și au cusut-o cu un ac încovoiat de tapițerie. A rămas până când doctorul Cueva s-a spălat la chiuvetă și și-a șters lacrimile în timp ce celălalt curăța sângele și viscerele. A rămas până când doctorul a ieșit îmbrăcându-și haina neagră cu un gest de tristețe mortală. A rămas până când tânărul necunoscut a sărutat-o pe rosa pe buze, pe gât, pe sâni, între picioare, a spălat-o cu un burete, i-a pus cămașa brodată și i-a aranjat părul gâfâind. A rămas până când au venit Dădaca și doctorul Cuevas, până când au îmbrăcat o rochie albă și i-au pus coronița de lămâiță păstrată în foiță pentru ziua anunții. A rămas până când asistentul a luat-o în brațe cu aceeași tandrețe emoționantă cu care ar fi ridicat-o ca să treacă peste prag, dacă i-ar fi fost soție, și nu s-a mișcat din loc până când s-a luminat de ziua. Atunci s-a strecurat în patul ei, simțind în ea toată tăcerea lumii. Tăcerea s-a înstăpânit pe ea, și n-a mai vorbit decât după nouă ani, când a deschis gura ca să spună că o să se mărite. 2. La stres Marias în sufrageria de acasă, printre mobile învechite și uzate, care într-un trecut îndepărtat fuseseră niște frumoase piese victoriene, Esteban Trueba lua cina cu sora sa ferula, înghițind aceeași supă grasă de fiecare zi și același pește fără gust de fiecare vineri. Erau serviți de aceeași slujnică pe care o aveau de o viață, în tradiția sclavilor plătiți de pe vremea aceea. Bătrâna mergea între bucătărie și sufragerie, gheboasă și pe jumătate oarbă, dar încă energică, ducând și aducând solemn castroanele. Donia Ester Trueba nu mânca împreună cu copiii ei. Diminețile și le petrecea mișcată în fotoliu, privind pe fereastră agitația de pe stradă și constatând că trecerea anilor deteriora cartierul care fusese distins în tinerețea ei. După prânz o așezau pe pat, aranjând-o ca să stea semi-așezată, singura poziție pe care i-o permitea artrita, având drept companie doar lecturile pioase din cărțuliile despre viața și miracolele sfinților. Rămânea așa până a doua zi, când reîncepea aceeași rutină. Ieșea în stradă doar pentru a asista la slujba de duminică de la Biserica Sfântul Sebastian, două străzi mai încolo, unde duceau ferula și servitoarea împingând scaunul cu rotile. Esteban terminase de curățat carnea albicioasă de pește din noianul de oase și lăsase tacâmurile pe farfurie. Stătea pe scaun într-o poziție rigidă, la fel cum și mergea, cu capul ușor tras pe spate și înclinat într-o parte, privind chiorâș cu o expresie amestecată de trufie, neîncredere și miopie. Efectul ar fi fost neplăcut, dacă ochii nu i-ar fi fost surprinzător de blânz și de limpezi. Atitudinea lui atât de țeapănă se potrivea mai curând unui bărbat gras și scund, care voia să pară mai înalt, dar el măsura un metru optzeci și era foarte slab. Toate liniile corpului erau verticale și ascendente, de la nasul subțire și coroiat și sprâncenele îmbinate, până la fruntea înaltă încununată de o coamă de leu pe care o pieptena pe spate. Aveau asele lungi și degetele spatulate. Un bla cu pași mari, se mișca energic și părea foarte puternic, fără a-i lipsi totuși o oarecare grație a gesturilor. Chipul era armonios în ciuda expresiei sumbre, severe și adeseori indispuse. Caracteristica predominantă era genul supărăcios și tendința de a deveni violent și a-și pierde cumpătul. Așa era încă de copil când se trântea pe jos cu gura plină de spume, neputând nici să respire de furie și dând din picioare ca un îndrăcit. Trebuia băgat în apă rece ca gheața ca să-și recapete controlul. Mai târziu a învățat să se stăpânească, dar a rămas toată viața gata să explodeze. Era nevoie de foarte puțin ca să-l apuce furile acelea teribile. Nu mă mai întorc la mină, a anunțat. Era primul lucru pe care îl spunea soră de când stăteau la masă. Se hotărâse în seara de dinainte când și-a dat seama că nu avea niciun rost să-și continue viața de Ana Horet, căutând o îmbogățire rapidă, avea concesiunea minei pentru încă doi ani, timp suficient pentru a exploata cum se cuvine filonul minunat pe care îl descoperise, dar a socotit că și dacă vătaful l-ar fi furat sau dacă n-ar ști să muncească așa cum o făcea el, n-avea niciun sens să se îngroape în deșert. Nu avea de gând să devină bogat cu prețul atâtor sacrificii. Avea toată viața înainte ca să se îmbogățească dacă putea, ca să se plictisească și să aștepte moartea fără rosa. De muncit tot trebuie să muncește, Esteban. Noi cheltuim foarte puțin, aproape deloc, știi asta, dar medicamentele mamei sunt foarte scumpe." Esteban și-a privit sora. Era încă o femeie frumoasă, cu forme opulente și o față ovală, de madonă romană, dar în pielea palidă cu reflexe de piersică și în ochii încărcați de umbre se putea ghici urâțenia resemnării. Ferula acceptase să fie infirmiera mai căsii. Dormea într-o încăpere alăturată, gata oricând să fugă la Donia Ester și să-i dea medicamentele, să-i pună oala, să-i aranjeze pernele. Avea un suflet chinuit. Îi făceau plăcere umilința și treburile abjecte. Credea că va cuceri cerul pentru că pătimea atâta nedreptate, drept care se complăcea curățând rănile picioarelor bolnave ale mamei, spălând-o, cufundându-se în mirosurile și mizeria ei, cercetând cu privirea oala de noapte. Și pe cât se ura pe sine pentru aceste ciudate plăceri de nemărturisit, pe atât o ura și pe maică sa care era instrumentul lor. O îngrija fără să se plângă, dar încerca în mod subtil să o facă să plătească prețul invalidității. Deși nu o spunea în mod deschis, nu puteau face abstracție de faptul că fica își sacrificase viața pentru a avea grijă de mamă și rămăsese fată bătrână din acest motiv. Ferula refuzase doi pretendenți sub pretextul bolii mamei. Nu vorbea despre asta, dar toată lumea știa. Avea aceleași gesturi bruște și neîndemânatice ca și fratele ei și același caracter rău, dar condiția de femeie și viața o făcuseră să se domine și să muște zăbala. Părea atât de perfectă, că ajunsă să aibă faima unei sfinte. Era dată ca exemplu pentru devotamentul pe care îl arăta Doniei Ester și pentru felul în care își crescuse unicul frate după ce mama s-a îmbolnăvit și tatăl a murit, lăsându-i săraci. Ferula își adorase fratele pe când acesta era copil, dormea cu el, îi făcea baie, îl lua la plimbare, muncind de dimineața până seara, făcând croitorie ca să-i plătească școala și plânsese de ciudă și neputință în ziua în care Esteban trebuise să intre să lucreze la un notariat, pentru că banii câștigați de ea nu ajungeau pentru mâncare. Îl îngrijise și îl servise, așa cum o făcea acum cu maică-sa, și îl învăluise și pe el în plasa nevăzută a culpabilității și datoriilor de recunoștință neplătită. Băiatul a început să se depărteze de ea de cum și-a pus pantaloni lungi. Esteban își amintea precis clipa în care și-a dat seama că sora sa era o umbră fatidică. S-a întâmplat când și-a luat primul salariu a hotărât să păstreze pentru el cincizeci de centime pentru a-și împlini un vis pe care l avea din copilărie, să bea o cafea vieneză. Văzuse prin geamurile hotelului francez chelnării care treceau cu tăvile purtate deasupra capului, pe care se găseau niște adevărate comori, lungi cupe de cristal încununate de turnuri de frișcă bătută și decorate cu o frumoasă vișină glasată. În ziua în care a luat primul salariu, s-a plimbat îndelung prin fața localului până s-a decis să intre. În cele din urmă a trecut pragul timid, cu șapca în mână, și a intrat în sufrageria luxoasă, cu candelabre ornate și mobilă stil, având senzația că toată lumea îl privea, că mii de ochi judecau costumul prea strâmt și pantofii vechi. S-a așezat pe marginea scaunului, cu urechile arzând, și a dat comandă cu un firicel de voce, a așteptat nerăbdător spionând în oglinzi lumea care venea și pleca savurând cu anticipație plăcerea de atâtea ori imaginată și s-a adus cafeaua vieneză mult mai impresionantă decât visase superbă delicioasă acompaniată de trei biscuiți cu miere a contemplat o fascinat o bucată de vreme în sfârșit a luat lingurița cu coadă lungă și cu un suspin de fericire a cufundat-o în frișcă saliva era dispus să facă să dureze cât mai mult momentul, la infinit. A început să amestece, văzând cum lichidul întunecat din pahar se combina cu frișca și a amestecat, a tot amestecat. Deodată, vârful linguriței a lovit cristalul, făcând o găurică, prin care cafeaua a țâșnit cu presiune și a căzut direct pe pantaloni. Îngrozit, Estevan a văzut cum se scurgea întregul conținut pe singurul lui costum, sub privirile amuzate ale celor de la mesele învecinate. S-a ridicat alb de frustrare și a ieșit din hotelul francez cu 50 de centime mai puțin, lăsând în urmă o dâră de cafea vieneză pe covoarele groase. A ajuns acasă, ud, furios, distrus. Aflând ce se întâmplase, ferul a comentat acru. Ai pățit-o pentru că ai cheltuit banii pentru medicamentele mamei pe capriciile tale. Dumnezeu te-a pedepsit. Atunci Esteban a priceput limpede mecanismele pe care le folosea sora lui ca să-l domine, felul în care reușea să-l facă să se simtă vinovat și și-a dat seama că trebuia să se pună la adăpost. Pe măsură ce se depărta de tutela ei, ferul a început să-i arate antipatie. Libertatea lui o durea ca un reproș, ca o nedreptate. Când s-a îndrăgostit de Rosa și l-a văzut disperat ca un copil și cerându-i ajutorul, având nevoie de ea, umblând după ea prin toată casa, ca să o implore să se apropie de familia Delvalie, să stea de vorbă cu Rosa, să o mituiască pe dădacă, ferul a s-a simțit din nou importantă pentru Esteban. Pentru un timp, păreau să se fi împăcat, numai că reîntâlnirea nu a ținut mult, și destul de repede ferul a priceput că fusese folosită. S-a bucurat când el a plecat să lucreze în mină. De când începuse să muncească de la 15 ani, Esteban ținuse casa și se angajase să o facă mereu, dar pentru Ferula asta nu era de ajuns. O deranja că trebuia să rămână închisă între pereții care duhneau a bătrânețe și a medicamente, atentă la gemetele bolnavei, cu ochii pe ceas ca să-i dea medicamentele, plictisită, obosită, tristă, în timp ce fratele ei ignora toate aceste obligații. El putea avea un destin luminos, liber, plin de succese, putea să se căsătorească, să aibă copii, să cunoască dragostea. În ziua când i-a scris telegrama în care i-a anunța moartea Rosei, a simțit o gâdilătură ciudată, aproape de bucurie. Ceva tot trebuie să muncești," a repetat Ferula. Cât timp trăiesc, nu o să vă lipsească nimic." Ușor de zis," a răspuns ea, scoțând un os de pește dintre dinți. Cred că am să plec la țară, la, la Stres Marias." Te-a ajuns o ruină, Esteban. Ți-am spus mereu că mai bine vinzi pământul, dar ești încăpățânat ca un catâr. Pământul nu trebuie vândut niciodată. E tot ce rămâne când nu mai ai nimic. Nu sunt de acord. Pământul e o idee romantică, lucru care îi face pe oameni bogați. E flerul pentru afaceri. Dar tu ai spus mereu că într-o bună zi o să mergi să trăiești la țară. Ziua aceea a sosit. Urăsc orașul ăsta. De ce nu spui mai bine că urăști casa asta? Și casa a răspuns el cu brutalitate. Mi-ar fi plăcut să mă nasc bărbat, ca să plec și eu, a zis ea cu obidă. Mie nu mi-ar fi plăcut să mă nasc femeie. Au terminat masa cere. tăcere. Cei doi frați nu erau deloc apropiați, unicul lucru pe care îl aveau în comun fiind prezența mamei și amintirea ștearsă a dragostei frățești din copilărie. Crescuseră într-o casă sărăcită, asistând la deteriorarea morală și economică a tatălui lor, apoi la lunga boală a mamei. Donia Ester începuse să sufere de artrită de foarte tânără. A devenit din ce în ce mai rigidă și se deplasa cu multă greutate. De parcă era băgată în gips de vie, iar în cele din urmă, când n-a mai putut să îndoaie genunchii, s-a instalat definitiv în fotoliu cu rotile, în văduvie și dezolare. Esteban își amintea de copilăria și adolescența lui, de hainele strâmte, de brâul Sfântului Francisc, pe care îl obligau să-l poarte în virtutea cine știe cărei promisiuni făcute de mama sau de sora lui, de cămășile cărpite cu grijă și de singurătate. Ferula, cu cinci ani mai mare ca el, îi spăla și scrobea în fiecare zi singurele două cămăși, ca să fie mereu curat și prezentabil, și îi repeta tot timpul că din partea mamei purtau numele cel mai nobil și de viță veche, din viceregatul Limei. Trueba nu fusese decât un accident lamentabil în viața Doniei Ester, care era menită să se căsători cu cineva din clasa ei, dar se îndrăgostise nebunește de descreieratul acela, emigrant din prima generație, care în câțiva ani i-a păpat zestrea și apoi și moștenirea. Dar la ce-i servea lui Esteban trecutul de sânge albastru, dacă nu aveau cu ce să-l plătească pe băcan, și el trebuia să meargă pe jos la școală, pentru că nu aveau o centimă pentru tramvai. Își aducea aminte cum îl trimitau la școală cu haina căptușită cu ziare, pentru că nu avea lenjerie de lână, iar paltonul nu mai făcea doi bani. Și cum suferea, imaginându-și că toți colegii de clasă auzeau, așa cum auzea și el, fâșâitul hârtiei care îi se freca de piele. Iarna, singura sursă de căldură, era un brasero, pus în camera mamei, unde se adunau toți trei ca să facă economie de lumânări și cărbuni fusese o copilărie plină de privațiuni, inconfort, asperități, rugăciuni interminabile spuse seara, frică și vină. Din toate acestea rămăsese doar cu furia și cu orgoliul nemăsurat. Două zile mai târziu, Esteban Trueba a plecat la țară. Ferula l-a condus la gară. La despărțire, l-a sărutat cu răceală pe frunte și a așteptat să se urce în tren cu cele două valize pe care le cumpărase când plecase la mină și care, după spusele vânzătorului, aveau să-l țină toată viața. I-a recomandat să aibă grijă de el și să încerce să o viziteze din când în când. I-a spus că o să-i fie dor de el, dar amândoi știau că nu aveau să se vadă niște ani buni și, de fapt, se simțeau ușurați într-un fel. Să mă anunți dacă mama e rău!" a strigat Esteban prin geam când trenul s-a pus în mișcare. Fi fără grijă!" i-a răspuns Ferula, fluturându-și Batista pe peron. Esteban Trueba s-a tolenit pe spătarul de catifea roșie, recunoscător inițiativei englezilor de a construi vagoane de clasa întâi, în care puteai călători ca un domn, fără să fii obligat să suporți găinile, coșurile, bagajele legate cu sfoară și plânsetele copiilor străini. S-a felicitat pentru hotărârea de a cumpăra un bilet mai scump, pentru prima dată în viață, hotărând că amănuntele făceau deosebirea dintre un domn și un mitocan. Așa că, de acum încolo, chiar dacă situația nu era strălucită, avea să plătească pentru micile plăceri, care îl vor face să se simtă bogat. N-am de gând să mai fiu sărac, și a spus el gândindu-se la filonul de aur. Prin geamul vagonului, a privit peisajul văii centrale, câmpii întinse la poalele munților, o goare roditoare, cu podgorii, grâu, lucernă și barba împăratului l-a comparat cu întinderile pustii din nord, unde petrecuse doi ani băgat într-o groapă, în mijlocul unei naturi sălbatice și selenare, pe care nu se sătura să o privească, fascinat de culorile deșertului, de tonurile albăstrii, brune și galbene ale minereurilor, pe care le vedea sclipind la suprafață. Mi se schimbă viața, a șoptit el. A închis ochii și a adormit. S-a dat jos din tren în gara San Lucas, era un loc mizerabil. La ceasul acela nu vedeai un suflet pe peronul de lemn cu acoperișul distrus de ploi și de furnici. De acolo cuprindeai cu privirea toată valea prin ceața care se ridica din pământul udat de ploaia de peste noapte. Munții îndepărtați se pierdeau printre norii unui cer plumburiu și doar vârful înzăpezit al unui vulcan se zărea limpede, evidențiindu-se din peisaj și iluminat de un soare timid de iarnă. A privit în jur, în copilărie, în singura perioadă fericită de care își putea aminti, înainte ca tatăl său să se ruineze definitiv și să se abandoneze băuturii și propriei rușini, călărise cu el prin această regiune. Vara se juca în la stres Marias, dar era atât de mult de atunci că memoria îi se încețoșase și aproape că nu-și mai amintea lucrurile. A căutat cu privirea satul San Lucas, dar n-a zărit decât un cătun spălăcit în umezeala dimineții. A străbătut gara. Singurul birou era închis cu lacătul. Pe ușă era un afiș scris cu creionul, dar atât de șters că era de necitit. A auzit trenul care se punea în mișcare, lăsând în urmă o trâmbă de fum alb. Era singur într-un loc tăcut și a luat valizele și a început să meargă prin noroaie și pe pietrele unui cărărui care ducea în sat. A mers mai bine de zece minute mulțumit că nu ploa. Abia se putea înainta și așa, cărând bagajele grele, iar ploaia ar fi transformat în câteva clipe drumul într-o baltă noroioasă. Când s-a apropiat de Cătun, a văzut fumul care ieșea din câteva coșuri și a scos un suspin de ușurare, că cințial îi se păruse că e o așezare părăsită, într-atât era de pustie și de dărăpănată. S-a oprit la intrarea în sat și n-a văzut pe nimeni. Pe singura stradă cu case modeste, de chirpici, domnea liniștea, iar el a avut impresia că visa. S-a apropiat de prima casă, care nu avea ferestre, dar ușa era deschisă. A lăsat valizele alături și a intrat, strigând cu glas tare. Înăuntru era întuneric, pentru că singura lumină venea de la ușă, așa că i-au trebuit câteva secunde ca să se acomodeze cu semin tunericul. Atunci a văzut doi copii care se jucau pe pământul bătătorit, și îl priveau cu niște ochi mari și speriați, iar din curtea din spate venea o femeie ștergându-și mâinile de șorți. Văzându-l, a schițat gestul instinctiv de a-și aranja o șuviță de păr care îi cădea pe frunte. A salutat-o, iar ea i-a răspuns, acoperindu-și gura cu mâna, ca să-și ascundă gingiile fără dinți. Trueba i-a explicat că avea nevoie să închirieze o căruță, dar ea i părea să nu înțeleagă. Și s-a limitat să-și ascundă plozii în faldurile șorțului, privindu-l fără expresie. A ieșit și a ridicat bagajele și a mers mai departe. După ce a străbătut jumătate din sat, fără a vedea pe nimeni, simțind că începe să dispere, a auzit din spate zgomotul unor copite de cal. Era o căruță dărăpănată a unui tăietor de lemne. S-a păstat în fața ei și a oprit-o. Mă duci la la stres, Marias? Îți plătesc bine!" Ce ți face acolo, domnul? E pustietate curată, o văgăună fără Dumnezeu." Dar a acceptat să-l ducă și l-a ajutat să aburce valizele peste legăturile de lemne. Trueba s-a așezat lângă el pe capra. Din câteva case au ieșit copii care au început să alerge după căruță. Troieba s-a simțit mai singur ca niciodată. După 11 kilometri de când ieșiseră din cătunul San Lucas, pe un drum stricat, plin de buruieni și de hârtoape, au văzut scândura pe care era scris numele proprietății. Atârna de lanțul rupt și vântul o izbea de stâlp cu un zgomot surd, care i-a părut că sună ca un clopot care bătea mort. I-a fost de ajuns o privire pentru a înțelege că era nevoie de forța unui Hercule pentru a scoate totul la lumină. Bălăriile înghițiseră drumul, peste tot vedeai bolovăniși, hățișuri și bălării. Nici urmă de ogoare, nici vorbă de viav de care și amintea, nici un suflet care să iasă în întâmpinare. Căruța a mers înainte, urmând o cărare făcută printre buruieni de pașii animalelor și ai omului. În curând a zărit casa moșiei, se mai ținea în picioare, dar părea o imagine de coșmar, înconjurată de grămezi de gunoaie, fierătănii și deșeuri. Jumătate din țigle erau sparte și un hățiș sălbatic acoperea ferestrele și zidurile. Alături erau niște acareturi de chirpici nevăruite, fără ferestre și cu acoperișul de paie, înnegrite de zgură. În curte se băteau doi câini. Zgomotul roților și bombănelile tăietorului de lemne i-au scos afară pe ocupanții din acele căsuțe care au ieșit pe rând. Îi priveau pe noi veniți cu mirare și neîncredere. Trăiseră 15 ani fără a vedea picior de stăpân și ajunseseră să creadă că nici nu mai aveau vreunul. Le era greu să recunoască în bărbatul acesta înalt și autoritar pe copilul cu bucle castanii care cu mult timp în urmă se jucase chiar în curtea aceasta. Esteban s-a uitat la ei și n-a recunoscut nici el pe nimeni. Era o adunătură mizerabilă. Mai erau și niște femei de vârstă nedefinită, cu pielea ridată și uscată, unele vizibil însărcinate, toate în și desculțe. A socotit cel puțin o duzină de copii de toate vârstele. Cei mai mici erau goi. Alte chipuri se ițeau în pragul ușilor, neîndrăznind să iasă. Esteban a schițat un gest de salut, dar nu i-a răspuns nimeni. Câțiva ploze au fugit să se ascundă în spatele femeilor, Esteban a coborât și a luat cele două valize și i-a dat câteva monede tăietorului de lemne. Dacă vreți, vă aștept, domnul," a spus omul. Nu, rămân aici." S-a îndreptat spre casă, a deschis ușa cu un brânc și a intrat. Înăuntru era destulă lumină, pentru că dimineața intra prin bârnele rupte și prin găurile din acoperiș acolo unde cedaseră țiglele. Totul era plin de praf și pânze de păianjen. Abandonul era total și era limpede că în toți acești ani niciun țăran nu-și lăsase coliba ca să se ocupe de marea casă goală a stăpânilor. Nu se atinse sără de mobilă, era tot aia din copilăria lui, în aceleași locuri din totdeauna, dar mai urâtă, lugubră și descleiată. Peste tot era un covor gros de iarbă, praf și frunze uscate, mirosea mormânt, un câine costeliv l-a lătra furios, dar Esteban Trueba nu l-a băgat în seamă, așa că în cele din urmă, javra obosită s-a băgat într-un colț să se caute de purici. A lăsat valizele pe o masă și a început să străbată casa, luptând cu tristețea care îl cuprindea încet. A trecut dintr-o încăpere în alta, constatând stricăciunea timpului în toate lucrurile, mizeria și murdăria, simțind că aici era o groapă mult mai rea decât aceea din mină bucătăria era o încăpere vastă și murdară, înaltă și cu pereții negriți de fumul lemnelor și cărbunilor, mucegăită, ruinată, pe pereții căreia încă atârnau cratițe și tigăi de cupru și fier nefolosite de 15 ani și de care nu se atinsese nimeni. Dormitoarele conțineau aceleași paturi și dulapuri mari cu oglindă pe care le cumpărase tatăl său pe vremuri, dar saltelele deveniseră un mormand de lână putredă, plină de ligioane care își făcuseră răcuib acolo de generații întregi. A ascultat pașii discreți ai șobolanilor din pod. N-a putut să-și dea seama dacă podelele erau de lemn sau din dale, căci nu erau vizibile nicăieri sub stratul de jeg. Învelișul cenușiu de praf ștergea conturul mobilelor, Acolo unde fusese salonul, se mai găsea pianul german cu un picior rupt și clapele galbui, care scotea un sunet de clavecin dezacordat. Pe rafturi mai erau cărții lizibile, cu pagini mâncate de umezeală, iar pe jos resturi de reviste foarte vechi, pe care le flutura vântul. Scaunele aveau arcurile la vedere și un cuib de șoareci viețuia în fotoliul în care maică sa se așeza să coasă, înainte ca boala să-i transforme degetele înghiare. Când și-a terminat inspecția, Esteban își mai limpezise gândurile. Știa că-l așteaptă o muncă titanică, pentru că, dacă astfel arăta casa, nu putea spera ca restul proprietății să se prezinte mai bine. La un moment dat, avusese impulsul să înhațe valizele și să se întoarcă pe același drum dar a alungat gândul, hotărând că dacă există ceva în stare să-i potolească durerea și furia de a o fi pierdut pe rosa, acel ceva era să se spetească muncind, ca să pună pe picioare proprietatea ruinată. Și-a scos pardesiul, a respirat adânc și a ieșit în curte, unde tăietorul de lemne încă stătea alături de țăranii adunați ceva mai departe cu timiditatea tipică a oamenilor de la țară. S-au cercetat reciproc și curioși. Trueba a făcut câțiva pași spre ei și a perceput o ușoară mișcare de retragere a întregului grup. Și-a plimbat privirile peste țăranii zdrențuroși și a încercat să le zâmbească prietenos copiilor plini de muci, bătrânilor urduroși și femeilor fără de speranță, dar nu i-a ieșit decât un rictus. Unde sunt bărbații? a întrebat el. Singurul bărbat tânăr a făcut un pas înainte. Era cam de vârsta lui Esteban Trueba, dar părea mai în vârstă. Au plecat. Cum te cheamă? Pedro Garcia al doilea, domnule. Acum eu sunt stăpânul. S-a terminat cu vacanța. Ne apucăm de lucru. Cui nu-i place să plece chiar acum. Cui rămâne, nu-i va lipsi mâncarea, dar va trebui să tragă tare. Nu vreau să am de-a face cu oameni slabi și nici cu obraznici. S-a înțeles? S-au privit mirați. Nu pricepuseră nici pe jumătate, dar știau să recunoască vocea stăpânului. Am înțeles, stăpâne. N-avem unde să ne ducem. Aici am trăit de când ne știm. Rămânem, a spus Pedro Garcia al doilea. Un copil s-a așezat pe vine și a început să se cace, mirosit îndeaproape de un câine râios. Scârbit, Esteban a poruncit să fie luat copilul, să se spele curtea și să fie omorât câinele. Așa a început viața cea nouă, care, cu timpul, avea să-l facă să o uite pe rosa. Nimeni nu o să-mi scoată din cap convingerea că am fost un stăpân bun. Orice om care a văzut la stres Marias pe vremea când era părăsită și ar vedea acum, când a ajuns o moșie model, mi-ar da dreptate. De aceea nu accept ca nepoată mea să vină cu ideile alea cu lupta de clasă, căci dacă o luăm pe cea dreaptă, țăranii ăia săraci o duc mult mai rău decât acum 50 de ani. Eu le-am fost ca un tată, cu reforma agrară am încurcat-o cu toții. Ca să scot la stres Maria din mizerie, am băgat tot capitalul pe care îl strânsesem și tot ce-mi trimitea vătaful de la mină ca să mă însor cu Rosa, dar nu banul a salvat această proprietate, ci munca și organizarea. S-a răspândit zvonul că la stres Maria să avea un stăpân nou, că se scoteau pietrele cu boi și se arau goarele ca să fie semănate. În curând au început să vină oameni să lucreze cu ziua, căci plăteam bine și le dădeam mâncare bună. Am cumpărat vite Vitele erau ceva sfânt pentru mine, deși nu am pus gura pe carne cu ani, nu le tăiam. Astfel au crescut vitele. Am organizat oameni în echipe și după munca la câmp ne apucam să reconstruim conacul. Nu erau nici tâmplari, nici zidari. Eu i-am învățat totul după niște manuale pe care le cumpărasem. Am pus chiar și tablă pe casă, am reparat acoperișurile, am învăruit totul, am făcut curat până când casa a strălucit pe din afară și pe dinăuntru. Am împărțit mobila țăranilor, cu excepția mesei din sufragerie, care rămăsese intactă, în ciuda molilor și carilor care stricaseră totul, și a patului de fier forjat, care fusese al părinților mei. Am rămas să locuiesc în casa goală doar cu aceste obiecte, plus niște lăzi pe care mă așezam, până când ferul mi a mi-a trimis din capitală mobila nouă pe care o comandasem erau piese mari, grele, ostentative, făcute să reziste câteva generații și potrivite vieții la țară, dovadă că a fost nevoie de un cutremur ca să le distrugă. Le-am așezat de-a lungul pereților, interesându-mă comoditatea și nu estetica, iar odată ca s-a devenită confortabilă, m-am simțit mulțumit și am început să mă obișnuiesc cu ideea de a petrece mulți ani, poate toată viața, în la stres Marias. Femeile țăranilor de la moșie slujeau pe rând în casă și se îngrijeau și de grădină. În scurt timp am văzut primele flori în grădina pe care am proiectat-o cu mâna mea și care cu foarte puține modificări există și azi. Pe atunci, oamenii munceau fără să crânnească. Cred că prezența mea le-a redat siguranță și au văzut că încet, încet pământurile acelea se transformau într-un loc al prosperității. Erau oameni buni și simpli, nimeni nu se revolta. E drept că erau foarte săraci și ignoranți. Până la vremea mea se mulțumeau să-și cultive micile loturi familiale, care le furnizau atât cât să nu moară de foame. Asta dacă nu-i lovea vreo catastrofă, precum seceta, anghețul, molima, vreo invazie de furnici sau de melci, căci atunci era prăpăd. Cu mine toate s-au schimbat. Am recuperat ogoarele unul câte unul, am reconstruit cotețe de păsări și grajduri și am început să elaborăm un sistem de irigații pentru ca semănăturile să nu mai depindă de climă, ci de un mecanism științific. Totuși viața nu era ușoară, ba chiar foarte dură. Uneori mă duceam în sat și veneam cu veterinarul care controla vacile și găinile și dacă tot era acolo, arunca o privire și bolnavilor. Nu e adevărat că plecam de la principiul că, dacă știința veterinarului era bună pentru animale, putea servi și pentru săraci, cum zice nepoata mea când vrea să mă supere. Adevărul este că nu prea găsei medici prin coclaurii ăia. Țăranii consultau o meica indigenă care cunoștea puterea ierburilor și a sugestiei și în care aveau mare încredere. Gravidele nășteau ajutate de vecine, de rugăciuni și de o moașă care nu ajungea aproape niciodată la timp, trebuind să vină călare pe un măgar și care era la fel de iscusită la a aduce pe lume un copil sau un vițel așezat de-a curmezișul în burta vacii. Bolnavii grav, cei pe care niciun descândec de meica și niciun medicament al veterinarului nu-i putea ajuta, erau duși de Pedro Garcia al doilea sau de mine cu căruța la spitalul călugărițelor, unde mai era uneori un medic care îi ajuta să moară. Morții ajungeau într-un mic cimitir pe lângă parohia părăsită la poalele vulcanului, unde acum există un cimitir cât se poate de creștinesc. Odată sau de două ori pe an făceam rost de un preot care venea să binecuvinteze căsătoriile, animalele și mașinile, să boteze copiii, să spună o rugăciune întârziată pentru cei morți. Singurele distracții erau castrarea porcilor și a taurilor, luptele de cocoș, șotronul și poveștile incredibile ale lui Pedro Garcia Bătrânul, odihnească se împace. pace era tatăl lui Pedro Garcia al doilea și spunea că bunicul lui luptase în rândurile patrioților care îi goniseră pe spaniol din America. Îi învăța pe copii să se lase mușcați de păienjeni și apoi să bea urină de femeie borțoasă pentru a deveni imuni. Cunoștea aproape tot atâtea ierburi ca meica, dar se încurca în momentul în care trebuia să le prescrie și făcea greșeli ireparabile. Totuși, trebuie să recunosc, pentru scosul măselelor avea un sistem imbatabil, care îl făcuse pe drept cuvânt celebru în zonă. O combinație de vin negru și tatăl nostru, care cufunda pe pacient într-o transă hipnotică, mie mi-a scos o măsea fără durere și dacă ar mai trăi, ar fi dentistul meu. În scurt timp, am început să mă simt în largul meu la țară. Vecinii, cei mai apropiați, se găseau la o distanță bună de mers călare, dar pe mine nu mă interesa viața socială, mă complăceam în singurătate și, în plus, aveam multe de făcut. M-am transformat treptat într-un sălbatic, am uitat cuvintele, mi s-a îngustat vocabularul, am devenit poruncitor. Nu trebuia să fac frumos în fața nimănui, astfel încât caracterul rău pe care l-am avut dintotdeauna s-a accentuat. Totul mă înfuria. Mă supăram văzând copiii care dădeau târcoale bucătăriei ca să fure pâine, găinile care stricau curtea, vrăbile care invadau lanurile de porumb. Când proasta dispoziție începea să mă enerveze chiar și pe mine și mă făcea să mă simt prost în propria mea piele, plecam să vânez. Mă sculam cu mult înainte de ivirea zorilor și plecam cu pușca, ranița și prepelicarul. Îmi plăceau călăritul pentru neric frigul dimineții, pânda îndelungată în umbră, liniștea, mirosul prafului de pușcă și al sângelui. Îmi plăcea să simt recul scurt alarmei pe umăr și să văd prada care cădea dând din picioare. Asta mă liniștea și, când mă întorceam cu patru iepuri amărâți și câteva prepelițe atât de ciuruite de alice, că și nici nu erau bune de gătit, mor de oboseală și plin de noroi, eram ușurat și fericit. Când mă gândesc la vremurile acelea, mă cuprinde o mare tristețe. Viața mea a trecut prea repede. Dacă ar fi să o iau de la început, n-aș mai repeta câteva greșeli, dar, în general, nu mă căiesc de nimic. Da, am fost un stăpân bun, nu există nicio îndoială. În primele luni, Esteban Troeba a fost atât de ocupat cu canalizarea apei, săpatul puțurilor, scoaterea pietrelor, defrișarea ogoarelor și repararea cotețelor și agrajdurilor, a grajdurilor, că n-a avut timp să se gândească la nimic. Se culca zdrobit de oboseală și se scula în zori, lua un mic dejun frugal în bucătărie și se ducea călare să supravegheze muncile câmpului. Se mai întorcea penserat. Atunci lua singura masă completă din zi, singur în sufragerie. În primele luni, și-a propus să facă baie și să-și schimbe hainele înainte de cină, așa cum auzise că făceau coloniștii englezi, chiar și în cele mai îndepărtate sate din Asia și din Africa, pentru a nu-și pierde demnitatea și rangul. Se îmbrăca în cele mai bune haine, se bărbierea și punea la gramofon aceleași arii din operele preferate, seară de seară, dar încet încet s-a lăsat în de rusticitate, acceptând că nu avea vocație de domnișor, mai ales că nu era nimeni care să-i aprecieze strădania a renunțat să se bărbierească, părul și-l tăia când îi ajungea la umeri. A continuat să se spele doar pentru că acest obicei era foarte înrădăcinat, dar n-a mai dat importanță hainelor și purtărilor. A devenit un barbar. Înainte de culcare, citea puțin sau juca șah. Învățase să joace fără să trișeze și fără să se supere dacă pierdea o partidă. Cu toate acestea, osteneala de după muncă nu ajungea să-i sufoce natura puternică și senzuală. A început să doarmă prost. Pătura îi se părea prea grea, cer șaful prea ușor. Calul îi juca feste. Deodată devenea o femeie formidabilă, un munte de carne tare și sălbatică pe care o călărea până îi se înmuiau oasele. Pepenii călduți și parfumați din grădină îi se păreau niște sâni uriași de femeie și se surprindea îngropându-și fața în pătura de peșa, căutând sudoarea acra animalului, asemănarea cu aroma aceea interzisă a primelor prostituate cu care se culcase. Noaptea avea coșmaruri care îl înfierbântau cu imagini de scoici putrezite, bucăți enorme de carne, sânge, spermă și lacrimi. Se trezea încordat cu sexul tare ca piatra, mai furios ca niciodată. Ca să se liniștească, fugea să se arunce gol în râu, scufundându-se în apele înghețate până își pierdea respirația. Dar exact atunci simțea parcă niște mâini invizibile care îi mângâiau picioarele. Învins, se lăsa să plutească în derivă, simțindu-se îmbrățișat de curent, sărutat de mormoloci, biciuit de trestile de pe mal. În scurt timp, nevoia devenise arzătoare, nu se potolea nici cu băile nocturne în râu, nici cu infuzii de scorțișoară, nici punând sub saltea o bucată de cremene, nici măcar cu manipulările rușinoase care la internat îi înnebuneau pe băieți, lăsându-i orbi și condamnați la focul veșnic când a început să se uite cu priviri concupiscente la găini, la copii care se jucau goi în grădină și chiar la coca crudă a pâinii, a înțeles că virilitatea nu avea să-i se potolească prin substitute demne de un țârcovnic. Simțul lui practic i-a spus că trebuia să-și caute o femeie și odată luată hotărârea, anxietatea care îl mistuia s-a calmat și furia a scăzut. Dimineața s-a trezit zâmbind pentru prima dată după mult timp. Pedro Garcia, bătrânul, l-a văzut că pleacă fluierând spre grajd și a clătina din cap neliniștit. Stăpânul a fost ocupat toată ziua cu aratul unei parcele proaspăt curățate, pe care avea de gând să semene porumb. Apoi s-a dus cu Pedro Garcia al doilea să ajute o vacă să fete. Vaca avea vițelul așezat de-a curmezișul. A trebuit să-și bage mâna până la cot pentru a răsuci vițelul și a-l ajuta să scoată capul. Vaca a murit oricum, dar nu i-a stricat buna dispoziție a poruncit cavițelul, să fie hrănit cu biberonul, s-a spălat într-o găleată și a încălecat din nou. Era ora mesei, dar nu era foame. N-avea nicio grabă, pentru că alegerea sa era deja făcută. O văzuse pe fată de multe ori, purtându-și frățiorul mucos pe un șold cu un sac în spate sau un ulcior cu apă, de la puț pe cap, o observase când spăla rufe, aplecată peste pietrele nete de ale râului, cu picioarele brune alustruite de apă, frecând rufele decolorate cu mâinile ei aspre de țărancă. Era o soasă și avea un chip de indiancă, cu trăsăturile tărețe și pielea asmeadă, avea o expresie liniștită și blândă. Gura ei, cărnoasă, își păstrase toți dinții, iar când zâmbea, se lumina toată, deși asta se întâmpla foarte rar. Avea frumusețea tinereții celei din tâi, dar el știa că avea să se ofilească foarte curând, cum se întâmpla cu toate femeile menite să nască mulți copii, să muncească fără preget și să-și îngroape morții. O chema Pancia Garcia și avea 15 ani. Când Esteban Trueba a pornit în căutarea ei, se însărase și era mai răcoare. A străbătut la pas aleile lungi de plopi care despărțeau câmpurile, și întrebând de ea pe cine întâlnea, până când a zărit-o pe drumul care ducea către casa ei. Mergea aplecată de greutatea unei legături de crengi pentru plita din bucătărie, desculță și cu capul în jos. A privit-o de la înălțimea calului și a simțit pe dată urgența dorinței care îl chinuia de atâtea luni. S-a apropiat până a ajuns în dreptul ei. Fata l-a auzit, dar a continuat să meargă fără să se uite la el, conform obiceiului ancestral al tuturor femeilor din neamul ei de a sta cu capul plecat în prezența masculului. Esteban s-a plecat și a luat greutatea. A ținut o clipă legătura de crengi în aer, apoi a zvârlit-o cu putere la marginea drumului. A apucat-o pe fată de mijloc și a ridicat-o răsuflând ca un animal. A pus-o pe șa înaintea lui, fără ca ea să opună nicio rezistență, a înfipt pinteni în burta calului și a pornit în galop spre râu. S-au dat jos de pe cal fără nicio vorbă și s-au măsurat din ochi. Esteban și-a desfăcut brâul lat din piele, iar fata a făcut un pas înapoi, dar a apucat-o imediat. Au căzut îmbrățișați pe frunzele de eucalipt. Esteban nu și-a scos hainele. A apucat-o cu sălbăticie, înșurubându-se în ea fără vreun preambul, cu o brutalitate inutilă. Și-a dat seama prea târziu, după stropii însângerați de pe ei, că fata era virgină, dar nici condiția umilă a pancei, nici urgența poftelor sale nu i-au permis vreo complezență. Pancia Garcia nu s-a apărat, nu s-a văitat, nu a închis ochii. A rămas întinsă pe spate, privind cerul cu o expresie îngrozită, până când bărbatul s-a prăbușit cu un geamăt lângă ea. Atunci s-a pornit să plângă cetișor. Înainte ei, maică sa și mai înainte bunica sa avuseseră aceeași soartă de cățea. Esteban Trueba și-a aranjat pantalonii, și-a prins brâul, a ajutat-o să se ridice și a aburcat-o pe cal. Au făcut cale întoarsă, el fluiera, ea continua să plângă. Înainte de a o lăsa la casa ei, stăpânul a sărutat-o pe gură. De mâine vreau să muncești în casa mea. Pancea a dat din cap fără să ridice ochii. Și mama și bunica slujiseră în casa stăpânilor. În noaptea aceea, Esteban Trueba a dormit ca un îngeraș și n-a mai visat-o pe rosa. Dimineața s-a simțit plin de energie mai mare și mai puternic. S-a dus la câmp fredonând și când s-a întors, pancea era la bucătărie, ocupată să amestece mâncarea de pui cu migdale într-o oală mare de cupru. Seara a așteptat-o nerăbdător și după ce s-au potolit zgomotele domestice în casa cea veche și a început mișcarea nocturnă a șoarecilor, a simțit-o în pragul ușii. Vino, pancea, a chemat-o el. Nu era un ordin, mai curând o rugăminte. De această dată Esteban și-a dat răgazul să se bucure de ea și să o facă și pe ea să juiseze. A străbătut-o în liniște, învățându-i mirosul de fum al corpului și al hainelor spălate cu cenușă și netezite cu fierul cu cărbune. I-a cunoscut textura părului negru și drept, pielea delicată în locurile ascunse și aspră și bătătorită în celelalte, buzele proaspete, sexul senin și pântecele amblu a dorit-o cu calm și a inițiat-o în știința cea mai secretă și cea mai veche. A fost probabil fericit în noaptea aceea și în altele câteva, în timp ce se zbenguiau amândoi ca niște cățeluși în marele pat de fier forjat, care fusese al primului trueba și care era destul de șchiop, dar încă putea face față asalturilor amoroase. Pancei Garcia i-au crescut sânii și i s-au rotunjit coapsele, lui Esteban Trueba i-a trecut proasta dispoziție și a început să se intereseze de viața oamenilor de pe moșie. S-a dus să-i vadă în casele lor mizerabile. Într-una dintre ele a descoperit în semin tuneric o ladă umplută cu ziare, în care dormeau împreună un sugar și o cățea care fătase de curând. În alta a văzut o bătrână care trăgea să moară de vreo patru ani și care ei ieșea oasele prin plăgile spatelui. Într-o curte a văzut un adolescent idiot cu balele curgându-i, legat de un stâlp cu o frânghie prinsă de gât, bălmăjind vorbe de pe altă lume, în pielea goală și cu un sex de măgar, pe care și-l freca neîncetat de pământ. Pentru prima dată și-a dat seama că jalea cea mare nu era că fusese abandonate pământurile și vitele, ci chiar oamenii din la Stres Marias, care trăiseră părăsiți de pe vremea când tatăl său făcuse praf zestrea și moștenirea maicăsii hotărât că era timpul să aducă puțină civilizație în colțul acela pierdut între cordilieră și mare. În la stres Maria s-a pornit o activitate febrilă care a scuturat lâncezeala. Esteban Trueba i-a pus să muncească pe țărani așa cum nu o făcuseră niciodată. Fiecare bărbat, femeie, bătrân sau copil care se putea ține pe două picioare a fost pus la treabă de stăpânul pornit să recupereze în câteva luni anii de izbeliște. S-a construit un hambar și magazin în care să fie păstrate alimentele pentru iarnă, s-a pus la sărat carne de cal și s-a afumat carne de porc, femeilor li s-a zis să prepare dulceață și conserve de fructe, a modernizat lăptăria care devenise un șopron plin de băligar și de muște a obligat vacile să dea mai mult lapte, a început ridicarea unei școli cu șase săl de clasă, pentru că avea ambiția ca toți copiii și adulții din la stres Marias să învețe să citească, să scrie și să facă o adunare, deși nu era de părere că era bine să dobândească și alte cunoștințe, ca să nu le intre în cap idei nepotrivite condiției și stărilor. Cu toate acestea, nu a reușit să aducă un învățător dispus să lucreze în pustietățile acestea și în fața dificultății de a aduna pe copii, promițându-le bomboane sau bătaie pentru a-i alfabetiza el însuși, a trebuit să abandoneze această iluzie și să dea altă întrebuințare școlii. Sora sa, Ferula, îi trimitea din capitală cărțile comandate. Erau manuale de activități practice. Din ele a învățat să facă injecții în picior și a construit un aparat de radio cu galenă. Din primele câștiguri a cumpărat pânză țărănească, o mașină de cusut, o cutie cu pilule homeopate împreună cu instrucțiunile de folosire, o enciclopedie și o grămadă de apecedare, caiete și creioane. A cochetat cu ideea de a crea o cantină, unde toți copiii să primească o masă caldă pe zi, ca să crească puternici și sănătoși și să poată munci de mici, dar și-a dat seama că era imposibil să-i faci pe copii să vină din toate extremitățile moșiei pentru o farfurie cu mâncare, drept care a modificat proiectul într-un atelier de croitorie. Panja Garcia a primit sarcina să descâlcească secretele mașinii de cusut. La început i s-au părut o mașinărie drăcească, dotată cu o viață proprie, dar el a rămas inflexibil și până la urmă a reușit. Trueba a mai organizat și o băcănie, era o prăvălie modestă, unde țăranii puteau cumpăra cele necesare, fără mai trebui să plece cu căruța la San Lucas. Stăpânul cumpăra marfa în gro și o revindea la același preț lucrătorilor. A instituit un sistem de bonuri, care la început a funcționat ca o formă de credit, iar cu timpul a ajuns să înlocuiască banii adevărați. Cu hârtiuțele acelea de culoare roz se cumpăra totul în băcănie și se plăteau salariile. În afară de faimoasele hârtiuțe, fiecare lucrător mai avea dreptul la o bucată de pământ pe care s o cultive în timpul liber, la șase găini de familie pe an, o cantitate de semințe, o parte din recoltă care să-i acopere necesitățile, pâine și lapte în fiecare zi, plus 50 de pesos care li se împărțeau bărbaților de Crăciun și de Ziua Națională. Femeile nu aveau dreptul la bonificație, deși munceau la fel ca bărbații, dar nu erau considerate cap de familie, cu excepția văduvelor. Săpunul pentru spălat, lâna de împletit și siropul pentru întărirea plămânilor se distribuiau gratis, căci trueba nu voia în jurul lui oameni murdari suferind de frig sau bolnavi. Într-o zi a citit în enciclopedie despre avantajele unei diete echilibrate și l-a apucat mania vitaminelor, care avea să-l țină toată viața. S-a înfuriat cumplit când vedea că țăranii își hrăneau copiii doar cu pâine și dădeau la porci laptele și ouă. A început să facă ședințe obligatorii la școală în care le vorbea despre vitamine și, între trecere, îi informa despre știrile pe care le prindea printre păcăniturile radioului cu galenă. În curând s-a plictisit să caute undele radio cu sârmă, și a comandat în capitală un radio transoceanic, prevăzut cu două baterii enorme. Cu acesta putea să capteze niște mesaje coerente, în ciuda vacarmului asurzitor al sunetelor de peste ocean. Așa a aflat de războiul din Europa și a urmărit înaintarea trupelor pe o hartă prinsă pe tabla de la școală, în care înfigea ace de gămălie. Țăranii se uitau uluiți și nu pricepeau nici pe departe, de ce astăzi înficea acul pe culoarea albastră și mâine îl muta pe cea verde, nu-și puteau imagina lumea de mărimea unei hărți agățate pe tablă, nici armatele ajunse cât o gămălie de ac. De fapt, războiul, invențiile științei, progresul industriei, prețul aurului și extravaganțele modei nu îi preocupau nici cum era un fel de basme care nu schimbau cu nimic viața lor măruntă. Pentru publicul acela impasibil, știrile de la radio erau străine și depărtate, iar aparatul a ajuns demn de dispreț, când a fost limpede că nu era în stare să prevadă vremea. Singurul care se dovedea interesat de mesajele sosite din aer era Pedro Garcia al doilea. Esteban Trueba a petrecut multe ceasuri cu el, mai întâi lângă radioul cu galenă, apoi lângă cel cu baterii, în așteptarea unui glas anonim și depărtat, care să-i pună în contact cu civilizația. Dar asta nu a reușit să-i apropie. Trueba știa că țăranul cel aspru era mai inteligent decât ceilalți. Era singurul care știa să citească și care era în stare să susțină o conversație mai lungă de trei propoziții. Era, deci, cel mai aproape de ceea ce putea însemna pentru el un prieten pe o rază de o sută de kilometri, dar orgoliul nemăsurat îl împiedica să-i recunoască vreo calitate, cu excepția celei de bun lucrător al câmpului. Nu era nici adeptul familiarității cu subalternii. În ceea ce îl privea, Pedro Garcia îl ura, deși niciodată nu dăduse un nume sentimentului involburat care-i ardea sufletul și îl umplea de confuzie. Era un amestec de frică și de admirație înciudată, presimțea că n-avea să-l înfrunte niciodată pentru că era stăpânul. Trebuia să-i suporte hachițele, poruncile și a tot puternicia pentru restul zilelor. În anii în care la stres Maria sfusese părăsită, își asumase firesc conducerea micului trib care supraviețuise în aceste coclauri. Se obișnuise să fie respectat, să poruncească, să ia decizii și să nu aibă decât cerul deasupra capului. Venirea stăpânului i-a schimbat viața, deși trebuia să admită că acum trăiau mai bine, nu mai făceau foamea, erau mai apărați și mai siguri. De câteva ori, Treba a crezut că zărește în ochii lui o sclipire asasină, dar niciodată nu i-a putut reproșa vreo obrăznicie. Pedro Garcia asculta fără să crâgnească, muncea fără să se plângă, era cinstit și părea loial. Când o vedea pe sora sa Pancea trecând prin casa stăpânului, cu mersul apăsat al femeii, satisfăcute, lăsa capul în jos și tăcea. Pancia Garcia era tânără, iar stăpânul puternic. Rezultatul predictibil al acestei alianțe a început să se observe după puține luni. Venele de la picioarele tinerei s-au umflat ca niște lipitori pe pielea brună, gesturile i-au devenit mai lente, privirile mai depărtate și-a pierdut cheful pentru zmenguielile nerușinate în patul de fier forjat și foarte curând mijlocul i s-a îngroșat, iar sânii au căzut de greutatea vieții celei noi care creștea în ea. Estevan și-a dat seama destul de târziu, pentru că nu o privea aproape niciodată și odată trecut entuziasmul primului moment, nici nu mai mângâia. Se limita să o folosească pe post de măsură igienică, menită să-i ușureze tensiunea de peste zi și să-i dea un somn fără vise. Dar a venit clipa când graviditatea Pangei a devenit evidentă chiar și pentru el. I s-a făcut silă de ea. O vedea ca pe un enorm recipient care conținea o substanță informă și gelatinoasă, pe care nu o putea recunoaște ca pe copilul lui. Pangea a părăsit casa stăpânului și s-a întors la coliba părintească, unde nu i s-au pus întrebări. A continuat să muncească la bucătărie, frământa pâinea și cosea la mașină tot mai deformată de maternitate. Nu l-a mai servit la masă pe Esteban și evita să dea ochii cu el, doar nu mai aveau nimic de împărțit. La o săptămână după ce nu mai fusese în patul lui, el a visat-o iarăși pe Rosa și s-a trezit între cearșea furumede. A privit pe geam și a văzut o fată slăbuță care întindea pe sârmă rufele proaspăt spălate. Nu părea să aibă mai mult de 14 ani, dar era bine dezvoltată. Exact atunci fata s-a întors și l-a privit. Avea ochi de femeie. Pedro Garcia l-a văzut pe stăpân că pornește spre gard fluierând și a clătinat neliniștit din cap. În cei zece ani care au urmat, Esteban Trueba a devenit stăpânul cel mai respectat din regiune. A construit case de cărămidă pentru țăranii lui, a făcut rost de învățător pentru școală și a ridicat nivelul de trai al tuturor celor care îi munceau pământurile. La stres Maria Marias era o afacere bună care n-avea nevoie de ajutorul filonului de aur din potrivă, a servit drept garanție pentru prelungirea concesiunii minei. Caracterul rău al lui Trueba a devenit o adevărată legendă și a ajuns să-l deranjeze până și pe el însuși. Nu admitea replică, nici contrazicere, socotea că dezacordul cel mai mărunt era o provocare. I s-a accentuat și concupiscența. Nu trecea nicio fată de pubertate, fără să o ducă să cunoască pădurea, malul râului sau patul de fier forjat. Când n-au mai rămas femei disponibile la stres Marias, s-a apucat să le vâneze pe cele din alte domenii, violându-le cât ai zice pește oriunde pe câmp, de obicei penserat. Nu încerca să o facă pe ascuns, pentru că nu se temea de nimeni, de câteva ori au ajuns la la stres Marias ba un tată, ba un frate, ba un soț, ba un stăpân care să-i ceară socoteală, dar după ce au avut de-a face cu violența sa necontrolată, aceste vizite care cereau dreptate sau răzbunare au devenit tot mai rare. Faima brutalității sale s-a întins în toată regiunea, stârnind o admirație invidioasă printre masculii din clasa lui socială. Țăranii și-ascundeau fetele și strângeau pumnii degeaba, căci nu puteau să-l înfrunte. Esteban Trueba era mai puternic și avea impunitate. În două rânduri s-au găsit cadavre de țărani pe alte moșii, ciuruiți de gloanțe și a fost limpede pentru toată lumea că vinovatul trebuia căutat în la stres Marias. Dar jandarmii rurali s-au mulțumit să noteze faptele în registru cu caligrafia lor chinuită de semi adăugând că era vorba de niște oameni care au fost prinși furând. Lucrurile au rămas așa. Trueba a continuat să-și cizeleze prestigiu de destrăbălat, semănând o droaie de bastarzi prin zonă, producând ură și acumulând păcate, de care nici nu se s-închisea, căci sufletul îi se tăbăcise și conștiința i-a dormise sub pretextul progresului. Degeaba încercau să-i sugereze Pedro Garcia al doilea și bătrânul preot de la spitalul călugărițelor că nu niște căsuțe din cărămidă și un litru de lapte pe zi făceau un stăpân bun, ci un salariu decent în locul hârtiuțelor roz, un program de muncă din care țăranii să nu șrupă spinarea și un dram de respect și demnitate. Treba nici nu voia să audă de lucrurile astea care, zicea el, miroseau a comunism. Astea sunt idei degenerate, mărâia el, idei bolșevice ca să mi se răzvrătească muncitorii. Nu vă dați seama că amărâții ăștia nu au nici cultură, nici educație, nu-și pot asuma responsabilități. Sunt niște copii, de unde să știe ce e bun pentru ei? Fără mine ar fi pierduți. Dovada este că imediat ce mă întorc cu spatele, se duce totul dracului și fac prostii. Sunt foarte ignoranți. Oamenii mei o duc bine. Ce vreți mai mult? Nimic nu le lipsește. Dacă se plâng, o fac pentru că sunt nerecunoscători. Au case de cărămidă, am grijă de copiilor să nu fie mucoși și plini de paraziți, să fie vaccinați și să învețe să citească. Mai e vreo moșie pe aici care să aibă propria ei școală? Nu. De câte ori pot, îi duc la preot ca să le citească, așa că să nu-mi vină mie popa să-mi vorbească de dreptate. Să nu se bage în ce nu știe și nu-l privește. Aș vrea să-l văd în locul meu, să văd dacă și atunci ar veni cu mofturi. Cu nenorociții ăștia trebuie să te porți cu mână de fier, o singură limbă pe care o pricep. Dacă ești moale, nu te respectă. Recunosc că de multe ori am fost foarte sever, dar drept am fost mereu. A trebuit să-i învăț totul, chiar și să mănânce. Că dacă ar fi fost după ei, ar mânca pâine goală. Dacă nu sunt atent, dau laptele și ouăle la porci. Nu știu să se spele la fund și vor drept de vot? Dacă nu știu nici pe ce lume sunt, cum să se priceapă la politică? Sunteți în stare să voteze cu comuniștii, ca minerii din nord, care păgubesc toată țara cu grevele lor, tocmai acum, când minereul a ajuns la prețul maxim. Eu aș trimite trupele în nord, așa aș face, să tragă în ei, să vezi cum se cumințesc. Din păcate, doar bâta funcționează în țările astea. Nu suntem în Europa. Aici e nevoie de un guvern puternic, de un stăpân puternic. Ar fi foarte frumos să fim cu toții egali, dar nu suntem, asta e limpede. Aici, singurul care știe să muncească sunt eu și vă provoc să-mi demonstrați contrariul. Mă scol primul și mă culc ultimul pe moșia asta, furisită. Dacă ar fi după mine, aș da totul dracului și aș pleca să trăiesc ca un prinț în capitală. Dar trebuie să fiu aici, că dacă lipsesc chiar și o săptămână, toate se fac praf. Și nefericiții ăștia mor de foame. Amintiți-vă cum era când am venit acum 9-10 ani. O tristețe, o ruină plină de pietre și vulturi, un pământ al nimănui. Tot câmpul lăsat pârloagă, nici nu le trecuse prin minte să canalizeze apa. Se mulțumeau să planteze patru lăptuși norocite la ei în curte, iar restul l-au lăsat în mizerie. A trebuit să vin eu ca să aduc aici ordine, legea și munca. Cum să nu fiu mândru? Am muncit atât de bine că am mai cumpărat două proprietăți vecine. Și acum moșia asta e cea mai mare și mai bogată din toată zona. O invidiază toată lumea. Este un exemplu, o moșie model. Iar acum că trece și șoseaua pe aici, valoarea ei s-a dublat. Dacă aș vinde-o, aș putea să plec în Europa și să trăiesc din rentă, dar nu plec. Rămân aici să mă zdrobesc. O fac pentru oamenii ăștia. Fără mine ar fi pierduți. Și dacă ar fi să o spunem pe cea dreaptă, nu sunt buni nici să facă ce le spui. Am spus mereu, sunt ca niște copii. Pe fiecare trebuie să-l mând din spate. Și pormă vin să-mi spună că suntem toți egali. Să mor de râs, ce dracu! Mai găsi și soresii le trimitea lăzi cu fructe, carne sărată, jamboane, ouă proaspete, găini vii și marinate, făină, orez și cereale cu saci, brânzeturi de țară și bani din belșug, căci aceștia nu lipseau. La stres Marias și Mina produceau din plin pentru prima dată de când le lăsase Dumnezeu pe pământ. Așa îi plăcea să spună oricui stătea să-l asculte. Donia Ester și Ferula primeau tot ce nu visaseră vreodată dar în toți acești ani nu a avut timp să se ducă să le vadă măcar în trecere în drumurile spre nord. Era atât de ocupat la câmp cu noile pământuri pe care le cumpărase și cu atâtea afaceri pe care le iniția, că nu-și putea pierde timpul lângă patul unei bolnave. În plus, exista o poșta care îi ține al negătură și trenul, care îi permitea să le trimită tot ce voia. N-avea nevoie să le vadă. Totul se putea spune prin scrisori. Totul minus ceea ce nu-și dorea ca ele să știe, de pildă liota de bastarzi care se nășteau ca prin magie. Era de ajuns să răstoarne o fată în șanț că imediat rămânea însărcinată, parcă era lucrarea diavolului. Atâta fertilitate era lucru de mirare, era convins că jumătate din plozi nici nu erau ai lui drept care a hotărât că, în afară de fiul Pancei Garcia, care se numea Esteban ca și el, și de care era sigur, pentru că maică s-a fusese virgină când o posedase, ceilalți puteau să fie sau să nu fie copiii lui, și oricum era preferabil să creadă că nu erau. Când îi venea la ușă vreo femeie cu un copil în brațe ca să-i ceară să-i dea numele sau vreun ajutor, o întorcea din drum, după ce-i vâra niște bani în mână și o amenința că dacă mai vine să-l deranjeze o vagoni cu biciu, ca să-i piară cheful de a da din fund în fața primului bărbat care iese în cale și după aia să dea vina pe el. Așa că nu afla niciodată câți copii avea și, de fapt, nici nu-l interesa. Când va voi să aibă copii, își va căuta o soție din clasa lui socială cu binecuvântarea bisericii, căci singurii care contau erau cei care purtau numele tatălui, ceilalți erau ca și ei inexistenți. Și să nu-i vină cu ideea aia monstruoasă că toți ne naștem cu aceleași drepturi și cu moștenii regale, că așa se duce dracului totuși și civilizația se întoarce în epoca de piatră și a amintit de Nivea, mama Rosei, care, după ce soțul ei a renunțat la politică după povestea cu rachiul otrăvit, și-a început propria campanie politică. Împreună cu alte doamne se lega cu lanțuri de grilajul Congresului și al Curții Supreme, provocând un spectacol rușinos care îi acoperea de ridicol pe bărbaților. Știa că Nivea ieșea noaptea să lipească afișuri sufragiste pe zidurile orașului și că era în stare să treacă prin centru și în plină zi de duminică cu o mătură în mână și o tocă pe cap, cerând pentru femei drepturi egale cu ale bărbaților. Drept de vot și de admitere la universitate, iar copiii să se bucure toți de protecția legii, chiar dacă erau bastarzi. — Cucoana asta e nebună la cap, spunea trueba. Asta ar însemna să mergem împotriva naturii. Dacă femeile nu știu să adune doi cu doi, cum or să pună mâna pe bisturiu? Rolul lor este maternitatea, căminul. Dacă merg în ritmul ăsta, într-o bună zi, vor avea pretenția să fie deputați, judecători, ba chiar președinte de republică. Iar între timp, producă zăpăceală și o dezordine care pot duce la dezastru. Publică pamflete indecente, vorbesc la radio, se leagă cu lanțuri în locuri publice, riscând să fie arestate, ceea ce ar fi normal. Păcat că există mereu cât un soț influent, un judecător netot sau vreun parlamentar cu idei zăpăcite care le pune în libertate. Mână forte, de asta e nevoie aici! În Europa războiul se terminase și vagoanele pline cu morți erau un zvon îndepărtat, dar care nu se stingea. De acolo veneau idei subversive, aduse de undele incontrolabile ale radioului, telegrafului și ale vapoarelor tixite de emigranți, care soseau precum o turmă buimacă, fugind de foamea de la ei, înnebuniți de urletul bombelor și de morții care putrezeau pe marginea drumurilor. Țara se trezea. Valul de nemulțumire care agita poporul lovea în structura solidă a acestei societăți oligarhice. La țară au fost de toate: secetă, invazie de melci, febră aftoasă în nord era șomaj, în capitală se simțea efectul războiului de departe, a fost un an mizerabil, din care doar cu tremurul a lipsit pentru a pune capac la toate. Cu toate acestea, clasa de sus, care avea puterea și bogăția, nu și-a dat seama de pericolul ce amenința echilibrul fragil al poziției sale. Bogații se distrau dansând Charleston și noile ritmuri de jazz, foxtrot și niște dansuri de negri de o splendidă indecență au fost reluate călătoriile cu vaporul în Europa, suspendate pe timpul celor patru ani de război, și au ajuns la modă cele în America de Nord. A venit noutatea jocului de golf, care strângea lumea bună pentru a lovi o mingiuță cu un băț, exact cum făceau în urmă cu 200 de ani, și tot aici indienii. Doamnele își puneau coliere de perle false până la genunchi și niște pălăriuțe ca niște oale de noapte înfundate până la sprâncene, se tunseseră precum bărbații și se vopseau precum târfele, renunțaseră la corset și fumau stând picior peste picior. Domnii erau entuziasmați de invenția automobilelor nord-americane, care ajungeau în țară dimineața și până după masa se vindeau, deși costau o mică avere și nu însemnau decât zgomot, fum și șuruburi căzute în drum, alergând cu viteza sinucigașă de 20 de kilometri la oră pe niște drumuri făcute pentru cai și alte făpturi ale domnului nici de cum pentru mașinăriile alea. La mesele de joc se jucau moștenirile și averile recente, strânse în urma războiului, se destupau sticle de șampanie, iar pentru cei mai rafinați și vicioși, sosise și cocaina. Nebunia colectivă părea să nu se mai termine. Numai că la țară automobilele erau o realitate tot atât de îndepărtată ca și rochile scurte. Cei care au scăpat de melcii de febră aftoasă și-au zis că au avut un an bun, Esteban Trueba și alții moșieri din regiune se adunau la clubul din localitate, pentru a pune la cale acțiunea politică dinainte de alegeri. Țăranii mai trăiau și acum, ca pe timpul coloniei, și nu au zis de sindicate, nici de duminică liberă, nici de salariu minim, dar începuseră să se infiltreze deja prin latifundii delegații noilor partide de stânga, care veneau deghizați în evangeliști, cu Biblia într-un buzunar și manifestele marxiste în celălalt, predicând simultan viața abstinentă și moartea pe altarul Revoluției. Adunările de prânz ale moșierilor se terminau în niște beții romane sau la lupte de cocoși, iar seara bărbații luau cu asalt felinarul roșu, unde prostituatele de 12 ani și Carmelo, singurul pederast al bordelului și al localității, dansau, după muzica unei flașnete antediluviene, sub privirea atentă a Sofiei, care nu mai era la vârsta zvântuielilor, dar avea destule energie pentru a conduce stabilimentul cu o mână de fier, pentru a evita intromisiunea jandarmilor și a avea grijă ca stăpânii să nu se culce cu fetele fără să plătească. Dintre toate, Transito Soto dansa cel mai frumos și rezista cel mai bine asalturilor bețivanilor. Era neobosită și nu se plângea niciodată, de parcă ar fi avut virtutea tibetană de a-și lăsa scheletul costeliv de adolescentă în mâinile unui client și a-și muta sufletul undeva departe. Lui Esteban Trueba îi plăcea pentru că nu făcea mofturi la inovațiile și brutalitățile erotice, știa să cânte cu un glas de pasăre răgușită, iar odată îi spusese că avea să ajungă departe. Ceea ce l-a amuzat. Nu am de gând să rămân toată viața la felinarul roșu, șeful. Am să plec în capitală, pentru că vreau să ajung bogată și celebră. Esteban venea la Lupanar, pentru că era singurul loc de distracție din sat, dar nu era amator de prostituate. Nu-i plăcea să plătească pentru ce putea obține prin alte mijloace. Dar pe transit, o soto o aprecia. Fata al făcea să râdă. Într-o zi, după ce a făcut amor, s-a simțit într-o pasă generoasă, ceea ce nu i se întâmpla aproape niciodată, și a întrebat-o pe tranzit, o soto, dacă i-ar plăcea să-i facă un dar. Împrumută-mă cu 50 de pesos, șefu, a răspuns ea pe dată. E mult, la ce trebuie? Ca să-mi iau un bilet de tren, o rochie roșie, niște pantofi cu toc, un flacon cu parfum și să-mi fac un permanent. E tot ce am nevoie pentru început. Într-o zi am să-ți restitui, șefu, cu dobândă. Esteban i-a dat cei 50 de pesos pentru că în ziua aceea vânduse cinci tăurași și avea buzunarele pline de bani, dar și pentru că obosea la plăcerii satisfăcute, îl făcea cam sentimental. Dacă îmi pare rău de ceva, este că n-am să te mai văd, tranzito. Mă obișnuisem cu tine. Ba, o să ne mai vedem, șeful. Viața e lungă și plină de ocoluri. Crăpelnițele de la club, luptele de coco și serile la bordel au culminat cu un plan inteligent, deși nu foarte original, pentru a-i face pe țăran să voteze. Le-au oferit o petrecere cu empanadas, vin din belșug, sau au tăiat niște vite pentru a fi puse la frigare, a fost muzică de chitară, le-au servit niște discursuri patriotice și le-au promis că, dacă iese candidatul conservator, vor primi o primă, dar dacă ieșea oricare altul, vor rămâne fără lucru. În plus, au controlat urnele și au omituit poliția. După petrecere, au urcat țăranii în căruțe și i-au dus la vot, cu ochii pe ei. Între o glumă și alta, singura ocazie când își permiteau familiarități cu ei, cum e trei în sus, cum e trei în jos, contează pe mine, nu te las eu șeful, uite așa îmi place. Să ai conștiință patriotică, uite-te la liberalii și la radicalii ăia, toți sunt niște lași, iar comuniștii niște feciori de curvă și niște atei ce se hrănesc cu prunci. În ziua alegerilor, totul a decurs după plan, într-o ordine perfectă. Forțele armate au garantat procesul democratic, totul liniște și pace, într-o zi de primăvară mai veselă și mai însorită ca altele. Un exemplu pentru acest continent de indieni și negri, care o duc dintr-o revoluție în alta ca să răstoarne un dictator și să pună altul loc. Aceasta este o țară diferită, o adevărată republică. Avem orgoliu civic. Aici partidul conservator câștigă cinstit și nu-i nevoie de un general ca să facă ordine și liniște. Nu-i ca în dictaturile alea regionale unde se omoară unii pe alții, în timp ce Los Gringos, care toate materiile prime, a cuvântat trueba în sufrageria clubului închinând un pahar ridicat după ce a auzit rezultatul votului. Trei zile mai târziu, când totul reintrase în rutină, a susit scrisoarea ferului la Lastres Marias. În noaptea aceea, Esteban Trueba o visase pe rosa. Nu i se mai întâmplase de mult. A văzut-o cu părul ei de salci atârnând pe spate, ca o pătură vegetală care o acoperea până la brâu. Avea pielea tare și înghețată, de culoarea și textura alabastrului. un goală și în brațe purta un pachet. Mergea așa cum se merge în vis, aureolată de strălucirea verde care plutea în jurul corpului ei. A văzut-o apropiindu-se încet, dar când a vrut să o atingă, ea a aruncat pachetul, care s-a desfăcut la picioarele lui. El s-a plecat să le ridice și a văzut o fetiță fără ochi, care i-a spus tăticule. S-a trezit neliniștit și a umblat prost dispus toată dimineața. Din cauza visului s-a simțit îngrijorat cu mult timp înainte de a primi scrisoarea ferului. A intrat în bucătărie să ia micul dejun, așa cum făcea în fiecare zi, unde a dat peste o găină care ciugulea firmituri de pe jos. I-a tras un șut de ea de spica burta, lăsând-o în agonie într-o baltă de mațe și pene, dând din arip în mijlocul încăperii. Nu s-a calmat. Din potrivă, l-a cuprins furia și a simțit că se sufocă. A încălecat și a plecat în galop să supravegheze marcarea vitelor. În drum a ajuns acasă la Pedro Garcia al doilea, care tocmai plecase la gara din San Lucas, unde avea de lăsat un comision și trecea pe la poștă să ridice corespondența. Aducea scrisoarea de la Ferula a rămas toată dimineața pe masa din antreu. Esteban Trueba s-a întors și s-a dus direct să se spele, fiind plin de praf și sudoare și impregnat de mirosul inconfundabil al animalelor terorizate. S-a așezat apoi la birou să facă socotel și a cerut să-i se aducă mâncarea pe o tavă. de -abia seara târziu a văzut scrisoarea sorăsi, în timp ce trecea prin toată casa înainte de culcare, pentru a controla ca luminile să fie stinse și ușile închise. Scrisoarea ferului era la fel ca toate celelalte pe care le primise de la ea, numai că a știut, chiar înainte de a o deschide, că ceea ce conținea avea să-i schimbe viața. Era aceeași senzație pe care o avusese cu ani în urmă, când ținuse în mână telegrama prin care sora sa îl anunțase de moartea rosei. A deschis-o în timp ce tâmplele izvâgneau de tensiunea presentimentului. Scrisoarea spunea pe scurt că Donia Ester e pe moarte și că după atâția ani în care o îngrijise și o slujise precum o sclavă, ferul a mai trebuia să suporte acum și faptul că maică sa nici nu mai recunoștea. Ba mai și cera zi și noapte să-și vadă fiul, pe Esteban, pentru că nu voia să închidă ochii fără a vedea. Esteban nu-și iubise de fapt niciodată mama, nu se simțea bine în prezența ei, dar vestea l-a cutremurat, și-a dat seama că nu mai ținea să inventeze tot felul de pretexte și că sosise clipa să se întoarcă în capitală pentru o ultimă înfruntare cu această femeie care îi bântuia coșmarurile cu mirosul ei rânce de medicamente, vaetele discrete, rugăciunile interminabile, femeia suferindă care îi umpluse copilăria cu interdicții și terori și îi împovărase viața de bărbat adult cu responsabilități și vin. L-a chemat pe Pedro Garcia al doilea și i-a expus situația. L-a dus în birou și i-a arătat registrul contabil și socotelile băcăniei. I-a încredințat o legătură cu toate cheile, cu excepția celei de la pivnița de vin, și l-a anunțat că din acel moment și până la întoarcerea sa era răspunzător pentru tot ce mișcă în la stres Marias și că, dacă făcea vreo prostie, o va plăti scump. Pedro Garcia al doilea a primit cheile, a luat registrul sub braț și a zâmbit fără veselie. Fac și eu ce pot, șefule, a spus el și a ridicat din numeri. A doua zi, Esteban Trueba are făcut, după mulți ani drumul care îl dusese la țară când venise de acasă. A mers cu o șaretă în care se găseau cele două valize din piele până la gara San Lucas. S-a urcat în vagonul de clasa întâi de pe timpurile campaniei engleze de căi ferate și a trecut din nou printre câmpiile întinse de la poalele cordilierei. A închis ochii și a încercat să doarmă, dar imaginea mai i-a alungat somnul. 3. Clara clar văzătoarea. Clara avea zece ani când a hotărât că nu merită să vorbească și s-a închis în mutism. Viața i s-a schimbat substanțial. Medicul de familie, grasul și afabilul doctor Cuevas, a încercat să-i vindece nevorbitul cu pilule inventate de el, cu sirop de vitamine și badijonări în gât cu miere și borax, fără niciun rezultat. Și-a dat seama că medicamentele lui nu aveau niciun efect și că fetița era terorizată de el. Când îl vedea, Clara începea să țipe și fugea să se ascundă într-un colț, unde se ghemuia ca un animal hăituit, astfel încât a abandonat tratamentul, recomandându-le părinților Severo și Nivea să o ducă la românul numit Rostipov, care făcuse senzație în ultimul timp. Rostipov își câștiga traiul cu trucuri de iluzionist prin teatrele de varietăți, și reușise incredibila ispravă de a întinde o sârmă între vârful catedralei și cupola frăției galisiene, de partea cealaltă a pieței, străbătând-o prin aer doar cu ajutorul unei prăjini. În ciuda aspectului său frivol, Rostipov făcea furori în cercurile științifice, pentru că în timpul liber vindeca isteria cu ajutorul unor vergi magnetice și prin transă hipnotică. Severo și Nivea au dus-o pe Clara la cabinetul pe care românul îl improvizase la hotel. Rostipov a examinat-o atent, apoi a declarat că acest caz nu era de competența sa. Fetița nu vorbea pentru că nu avea chef, nu pentru că n-ar fi putut. Totuși, la insistențele părinților, a fabricat niște pilule violete din zahăr pe care i le-a prescris, spunându-le că era vorba de un leac siberian pentru surdomuți. Dar sugestia nu a funcționat, drept care cel de-al doilea flacon a fost devorat de barabas, într-un moment de neatenție și fără a produce vreo reacție demnă de remarcat. Severo și Nivea au încercat să o facă să vorbească prin metode băbești, prin amenințări și rugăminți, ba chiar și lăsând-o nemâncată, în ideea că foamea o va face să deschidă gura ca să ceară de mâncare, dar nici asta nu a ținut. De dacă era de părere că o sperietură zdravână ar fi făcut-o pe fată să vorbească și timp de nouă ani a imaginat tot felul de metode pentru a o speria, rezultatul fiind că a reușit să o facă imună la orice surpriză sau spaimă. În curând, Clarei nu-i mai era frică de nimic, nu-i făceau nicio impresie aparițiile unor monștri livizi și scheletici în camera ei, nici bătăile în geam ale vampirilor și diavolilor. De daca se deghiza în pirat decapitat, în călăul din turnul Londrei, în câine lup și drac încornorat, după inspirația momentului și ideile pe care le scotea din foiletoanele de groază pe care le cumpăra cu acest scop și din care copia ilustrațiile neștiind să citească. Își făcuse obiceiul să se strecoare ușor pe coridoare pentru a năvăli pentru asupra fetiței, să urle pe după uși și să-i ascundă tot felul de jivine vii în pat, dar nimic din toate astea n-au făcut-o să scoată o vorbă. Câteodată Clara își pierdea răbdarea, se trântea pe jos, dând din picioare sau țipând, dar fără a articula nimic în vreo limbă cunoscută, sau scria pe o mică tablă, de care era nedespărțită cele mai mari insulte adresate bietei femei, care pleca la bucătărie plângând de atâta lipsă de înțelegere. O fac pentru binele tău, gerașule, suspina dacă înfășurată într-un cerșaf însângerat și cu chibul înnegrit cu dop ars. Nivea i-a interzis să-i mai sperie fata. Constatase că starea aceea de tulburare îi exacerba puterile mentale și producea dezordine printre spectrele care o înconjurau pe fetiță. În plus, toată defilarea de personaje feroce distrugea sistemul nervos al lui Barabas, care nu avusese niciodată mirosul fin și era incapabil să o recunoască pe dădacă deghizată. Câinele începuse să facă pipi pe el, lăsând în jurul lui niște bălți uriașe și să clănțenească din dinți tot mai des, dar dădaca profita de neatenția mamei pentru a persevera în încercările ei de a vindeca mutismul prin metoda cu care scap de sughiți. Clara a fost retrasă de la școala de călugărițe unde învățaseră toate surorile de valie și i s-au adus profesori acasă. Severo a adus din Anglia o institutoare, pe Miss Agatha, înaltă, toată de culoarea ambrei și cu niște mâini mari de zidar, dar care nu a rezistat la schimbarea de climă, la mâncarea picantă și la deplasarea autonomă a solniței pe masa din sufragerie și s-a întors la Liverpool. A urmat o helvetă, ce a avut aceeași soartă, și o franțuzoaică, ajuns aici grație relațiilor pe care le avea ambasadorul acestei țări cu familia, dar era atât de trandafirie, rotunjoară și dulce, încât după câteva luni a rămas însărcinată și, după cercetările de rigoare, s-a dovedit că tatăl era Luis, fratele mai mare al Clarei. Severo i-a căsătorit fără a le cere părerea și, contrar tuturor pronosticurilor făcute de Nivea și de prietenele ei, cei doi au fost foarte fericiți. În urma acestor experiențe, Nivea și-a convins soțul că învățarea limbilor străine nu era ceva atât de important pentru o făptură cu talente telepatice și că era mult mai bine să insiste cu lecțiile de pian și de broderie. Micuța Clara citea mult, interesul ei pentru lectură era general și era tot una dacă citea cărțile magice din cuferele miraculoase ale unchiului Marcos sau documentele Partidului Liberal din biroul tatălui ei. Umplea nenumărate caiete cu însemnările ei particulare, în care au rămas înregistrate evenimentele acelei epoci, salvându-le astfel de ceața uitării, iar acum le pot folosi și eu pentru a salva aceste amintiri. Clara, cea clar văzătoare, cunoștea semnificația viselor, poseda un talent înnăscut și n-avea nevoie de complicatele studii cabalistice la care recurgea unchiul Marcos cu mai multă trudă și mai puține rezultate. Primul care și-a dat seama a fost Honorio, grădinarul casei, care într-o zi a visat niște șerpi care îi se învârteau printre picioare, de care se lupta să scape, reușind până la urmă să strivească în 19. I-a povestit fetiței visul în timp ce tăia trandafirii doar ca să o distreze, căci ținea mult la ea și era milă că era mută. Clara a scos tăblița din buzunarul șorțulețului și a scris interpretarea visului lui Onorio, Vei avea mulți bani, se vor termina repede, îi vei câștiga fără efort, joacă numărul 19. Honorio nu știa să citească, dar i-a citit Nivea, mesajul râzând. Grădinarul a urmat indicațiile și a câștigat 80 de pesos la un tripou clandestin care funcționa în spatele unei magazii de cărbuni. A cheltuit banii pe un costum nou, o beție de pomină cu amincii și o păpușă de faianță pentru Clara. După aceea, fata a avut mult de lucru cu descifratul viselor pe ascuns de maică sa, căci aflându-se povestea lui Onorio, au început să vină să o întrebe ce înseamnă când zbori peste un turn cu aripi de lebădă, când mergi într-o barcă în derivă și o sirenă cântă cu glas de văduvă, sau când se nasc doi gemeni lipsiți, spate în spate, fiecare cu câte o sabie în mână. Clara scria fără nicio ezitare pe tăbliță că turnul înseamnă moarte, iar cel care zboară deasupra, se va salva dintr-un accident. Cel care naufragiază și aude sirena își va pierde slujba și o va duce rău, dar va fi ajutat de o femeie cu care va pune la cale de o afacere, că gemenii sunt un soț și o soție obligați la o soartă comună, rănindu-se reciprocul lovituri de sabie. Visele nu erau singurele lucruri pe care le ghicea Clara. Vedea de asemenea viitorul și cunoștea intențiile oamenilor, calități pe care și le-a păstrat toată viața și care s-au accentuat cu trecerea timpului a anunțat moartea nașului ei, don Salomon Valdez, intermediar la bursa de comerț, care, crezând că a pierdut totul, s-a spânzurat de lampa elegantului său birou. Acolo l-au găsit la insistențele clarei, având înfățișarea unui berbec melancolic, așa cum l-a descris ea pe tăbliță. A prevăzut hernia tatălui, toate cu tremurele de pământ și alte modificări ale naturii, singura ninsoare din capitală, din cauza căreia au murit de frig săracii de la periferii și trandafirii din grădinile celor bogați, precum și identitatea asasinului elevelor, cu mult înainte ca poliția să găsească al doilea cadavru, dar nu a crezut-o nimeni. Iar Severon nu dorea ca fi sa să se pronunțe în legătură cu niște criminali nerudiți cu familia. Clara și-a dat seama de la prima privire că Hetulio Armando avea să le scrocheze pe tatăl său în afacerile cu oile australiene, căci o citise în culoarea aurei. I-a scris, dar Severo nu a luat-o în seamă, iar când și-a adus aminte de prezicerile mezinei, pierduse deja jumătate din avere, iar asociatul era undeva prin Caraibe, ajuns om bogat cu un harem de negrese cu fundul mare și un vapor pe care făcea plajă. Talentul Clarei de a deplasa obiectele fără a le atinge nu i-a trecut odată cu menstruația, cum prorocise dădaca, ba chiar se accentuase, perfecționându-se până într-atât încât putea mișca clapele pianului prin capacul închis, deși nu reușise niciodată să mute instrumentul prin salon așa cum dorea. Extravaganțele acestea îi ocupeau cea mai mare parte din energie și din timp și a dezvoltat capacitatea de a ghici uimitor de multe cărți de joc și a inventat jocuri ireale pentru a-și distra frații. Tatăl ei i-a interzis să ghicească viitorul în cărți și să invoce fantome și spirite ghidușe care deranjau restul familiei și speriau servitorii mea. În a înțeles că pe măsură ce mezina se lovea de mai multe interdicții și spaime, devenea și mai lunatică, drept care a hotărât să o lase în pace cu trucurile ei de spiritistă, jocurile ei de pitie și tăcerile ei de peșteră, încercând să o iubească fără condiții și să o accepte așa cum era. Clara a crescut ca o buruiană, în ciuda recomandărilor doctorului Cuevas, care adusese din Europa noutatea băilor reci și a șocurilor electrice pentru a vindeca nebunii. Barabas se ținea după fetiță zi și noapte, cu excepția perioadelor firești de activitate sexuală. Un soțea permanent, ca o umbră mare și tot atât de tăcută ca ea, se tântea la picioarele ei când fata se așeza și noaptea dormea lângă ea, suflând ca o locomotivă ajunsese să se contopească atât de bine cu stăpâna sa, încât îi acompania plimbările de somnambulă în exact aceeași atitudine. În nopțile cu lună plină era ceva obișnuit să-i vezi plimbându-se pe coridoare, precum două fantome plutind în lumina palidă. Pe măsură ce câinele creștea, devenea tot mai distrat, nu a înțeles niciodată natura translucida a sticlei, astfel că în clipele de emoție făcea praf geamurile cu intenția inocentă de a prinde o muscă. Ajungea de partea cealaltă într-un vacarm de geamuri sparte, mirat și trist. Pe atunci geamurile veneau din Franța, cu vaporul, iar mania animalului de a se arunca în ele a devenit o problemă, până când Clara a imaginat modalitatea de a picta ferestrele cu pisici. Devenind adult, Barabas a renunțat să reguleze picioarele pianului ca în copilărie și instinctul de reproducere se punea în mișcare doar când mirosea o cățea în călduri prin apropiere. În acest caz nu exista lanț și nici ușă în stare să-l oprească. Se năpustea în stradă dărmând orice obstacol și dispărea două sau trei zile. Se întorcea mereu, târând-o după el pe biata cățea străpunsă de uriașa lui masculinitate. Era momentul să fie ascunși copiii ca să nu vadă oribilul spectacol în care grădinarul îi scălda în apă rece până ce, după multă apă, lovituri de picior și alte blestemății, Barabas se desprindea de iubita lui, lăsând o în agonie în curte unde Severo trebuia să o împuște din milă. Adolescența Clarei s-a scurs blând în marea casă cu trei curți interioare a părinților, răsfățată de frații mai mari, de Severo, care o prefera tuturor, de Nivea și de Dădacă, care alterna sinistrele incursiuni costumate cu purtările cele mai tandre. Aproape toți frații ei se căsătoriseră sau plecaseră, unii în călătorie, alții să lucreze în provincie, drept care căsoia care adăpostise o familie numeroasă era acum aproape goală și cu multe camere închise. Fata și ocupa timpul pe care îl lăsau meditatorii particulari citind, mișcând obiectele cele mai diferite fără să le atingă, fugărindu-l pe barabas, jucându-se de-a ghicitul și învățând să tricoteze singura dintre artele casnice pe care a reușit să o stăpânească. Din acea joie mare, când părintele Restrepo o acuzase că e îndrăcită, deasupra capului ei a plutit o umbră, pe care dragostea părinților și discreția fraților au reușit să o țină sub control, dar faima ciudatelor sale talente circula în șoaptă la seratele cucoanelor. Nivea și-a dat seama că fata ei nu era invitată nicăieri, chiar și proprii veri o evitau. A încercat să compenseze lipsa de prieteni prin dăruirea ei totală și cu atâta succes încât Clara a crescut plină de bucurie și după mulți ani își amintea de copilărie ca de o perioadă luminoasă a vieții, în pofida singurătății și a muțeniei. Toată viața va păstra în memorie după miezile petrecute cu maică sa în cămăruța de croitorie, unde Nivea cosea la mașină haine pentru săraci, spunându-i povești și anecdote din familie. Îi arăta dagherotipurile de pe pereți și i povestea trecutul. Îl vezi pe domnul acesta atât de serios cu barbă de pirat? E unchiul Mateo, care a plecat în Brazilia cu o afacere cu smaralde? Da, omul atrăfocoasă l-a ochiat. i-a căzut părul, i s-au desprins unghiile." Au început să i se clatine dinții, a trebuit să meargă la un vrăjitor, un vraci vudu, negru, ca fundul cea unului, care i-a dat o amuletă și i-a întărit dinții, i-au crescut unghii noi și și-a recăpătat părul. Privește fetițo, are chiar mai mult păr decât un indian, e singurul chiel din familie căruia i-a crescut părul la loc. Clara zâmbea și nu spunea nimic, însă Nivea continua să vorbească pentru că se obișnuise cu tăcerea ficăsii. Pe de altă parte, nu trea speranța că, tot băgându-i atâtea lucruri în cap, mai devreme sau mai târziu avea să întrebe ceva, reîncepând să vorbească. Iar ăsta e unchiul Juan. Ține mult la el. Într-o zi a tras un pârț și asta a fost condamnarea lui la moarte. O mare nenorocire. S-a întâmplat la o chermeză la iarbă verde. Era o zi frumoasă de primăvară, toate verișoarele eram îmbrăcate în rochii de muselină și pălării cu flori și panglici, iar verii în cele mai frumoase haine de duminică, Juan și-a scos jacheta albă, parcălvă și acum. Și-a suflecat mânecile cămășii și s-a atârnat foarte mândru de craca unui copac ca să câștige cu talentele lui de trapezist admirația Constanței Arade, care fusese aleasă regina culesului de vie, și de când o zărise își pierduse liniștea, topit de amor. Juan a executat impecabil flexiunile, o întoarcere completă, iar la următoarea mișcare a slobozit un vânt sonor. Nu râde Clara, a fost groaznic, s-a lăsat o liniște jenantă, iar regina culesului de vie s-a pornit să râdă necontrolat. Juan și-a pus haina, era foarte palid. S-a depărtat fără grabă de grup și de atunci nu l-am mai văzut. L-au căutat chiar și în legiunea străină, au întrebat de el prin toate consulatele, dar niciodată nu s-a mai auzit nimic de el. Eu cred că s-a făcut misionar și s-a dus să îi îngrijească pe din insula Paștelui locul cel mai îndepărtat unde te poți duce ca să uiți și să fii uitat. Căci este în afara rutelor de navigație și nu figurează nici măcar în hărțile olandezilor. De atunci lumea și amintește de el ca Juan ăla cu pârțu. Apoi o chema pe fată la geam și i-a arătat trunchiul uscat al unui plop. Era un arbore uriaș. Am pus să fie tăiat înainte de a se naște fiul meu cel mare. Se spune că era atât de înalt că din vârful lui vedeai orașul întreg, iar singurul care a ajuns atât de sus nu avea ochi să-l vadă. Toți băieții din familia Delvalie, în momentul în care urmau să poarte pantaloni lungi, trebuiau să se cațere în el pentru a-și demonstra curajul. Era un rit de inițiere. Copacul era plin de semne. Am constatat eu însă când a fost tăiat. După primele crengi groase cât un coș de sobă, se vedeau semnele lăsate de bunicii care le scaladaseră la vremea lor. După inițialele scrijelite pe trunchi, vedeai cine urcase mai sus, cine fusese cel mai curajos și cine se oprise speriat. Într-o zi a fost rândul lui Heronimo, verișorul orb. A urcat pe pipăite și fără ezitare, pentru că nu vedea cât de sus era și nu presimțea hăul de sub el. A ajuns în vârf, dar n-a apucat să termine jâul inițialei sale, pentru că s-a desprins ca o păstaie și a căzut cu capul în jos la picioarele tatălui și fraților lui avea 15 ani. L-au pus într-un cerșaf ca să-l ducă mai sibiată femeie. I-a scuipat pe toți în față, i-a insultat marinărește și a blestemat rasa bărbătească pentru că îi determinase copilul să se cațere în copac. De-au trebuit să vină călugărițele ordinului carității, să o ducă în cămașă de forță. Știam că avea să vină ziua când băieții mei aveau să continue barbara tradiție, de asta am pus să fie tăiat. Nu voiam ca Luis și ceilalți băieți să crească având în geam umbra acestui eșafod. Uneori Clara o însoțea pe mama ei și pe câteva amice sufragiste la fabrici, unde se cățărau pe niște lăzi și le țineau discursuri muncitoarelor, în timp ce, la o distanță prudentă, vătafii și patronii le observau bagiocoritori și agresivi. În ciuda vârstei fragede și a ignoranței totale în ce privește mersul lumii, Clara percepea absurdul situației și în caietele ei descria contrastul dintre maică sa sau amicele ei, care în haine de blană și botine din piele de căprioară vorbeau de exploatare, egalitate în drepturi și grupul trist și resemnat al lucrătoarelor cu șorțuri aspre de dril și mâini roșii pline de bătături. De la fabrică, sufragetele se duceau la cofetăria din piața armelor, unde luau ceaiul, mâncau prăjiturele și comentau progresele campaniei, fără ca aceste frivole ocupațiuni să le despartă de fel de idealurile lor arzătoare. Alteori, mama o ducea în cartierele mărginașe și la casele cu mulți chiriași, unde ajungeau cu o șaretă plină ochi de alimente și haine, pe care Nivea și amicele ei le coseau pentru săraci. Și în acest caz, fata scria cu o intuiție uimitoare că operele de caritate nu puteau rezolva nedreptatea monumentală. Relația cu maică sa era veselă și apropiată și, deși avusese 15 copii, Nivea se purta cu ea de parcă ar fi fost unică, stabilind o legătură atât de puternică încât a continuat în generațiile următoare ca o tradiție de familie. De dacă a devenit o femeie fără vârstă, care își păstra neschimbate puterile din tinerețe, fiind în stare să țăupăie prin colțuri ca să sperie muțenia, sau să-și petreacă o zi întreagă mestecând cu un băț în cazanul de aramă, într-o căldură infernală din ultimul patio, unde bolborosea pelteaua de gutui, un lichid dens de culoarea topazului, care răcindu-se lua forme de diferite mărimi, pe care Nivea le împărțea săracilor, Obișnuită să trăiască înconjurată de copii, când ceilalți au făcut mari și au plecat, de și a și-a revărsat toată duioșia asupra Clarei, Deși nu mai era mititică, o băia ca pe un plod în cada smălțuită plină cu apă parfumată, mușețel și asomie, o freca cu buretele, o să punea meticulos, neuitând niciun colțișor de la urechi până la picioare, o frecționa cu apă de colonie, o pudra cu un pămătuf din pene de lebădă și îi peria părul cu multă răbdare, până ajungea strălucitor și moale ca algele o îmbrăca, îi făcea patul, îi aducea micul dejun la pat, o obliga să bea infuzia de tei pentru nervi, de mușețel pentru stomac, de lămâie pentru transparența pielii, de virnanț pentru supărare și de mentă pentru o respirație proaspătă, drept care fata s-a transformat într-o făptură angelică și frumoasă care trecea prin coridoare și curți învăluită în aromă de flori, fâșuit de jupoane scrobite și aureolată de bucle și panglici. Clara a trecut de copilărie și a intrat în tinerețe între pereții casei, într-o lume plină de povești uimitoare și tăceri calme, unde timpul nu se măsura cu ceasuri și nici cu calendare, și unde obiectele aveau o viață proprie. Fantomele se așezau la masă și vorbeau cu oamenii, trecutul și viitorul făceau parte din același lucru, iar realitatea prezentă era un caleidoscop de oglinzi amestecate în care se putea întâmpla orice. Pentru mine e o delectare să citesc caietele de atunci care descriu o lume magică și dispărută. Apărată de asprimile vieții, Clara locuia într-un univers inventat de ea, univers în care adevărul prozaic al lucrurilor materiale se confunda cu adevărul furtunos al visurilor și unde legile fizicii sau logica nu funcționau întotdeauna. Clara a trăit acea perioadă ocupată cu fanteziile ei, însoțită de spiritele aerului, apei și pământului, atât de fericită că n-a simțit nevoia să vorbească timp de nouă ani. Pierduseră cu toții speranța de a-i mai auzi glasul, când, de ziua ei de naștere, după ce suflase în cele 19 lumânări ale tortului de ciocolată, și-a inaugurat vocea care a sunat ca un instrument dezacordat. În curând am să mă mărit," a spus ea. Cu cine?" întreba Severo. Cu logodnicul Rosei. Abia atunci au realizat că vorbise pentru prima dată după toți acei ani, iar minunea a întors casa pe dos și a făcut familia să plângă. Se chema unii pe alții, vestea a dat-o colorașului. L-au consultat pe doctorul Cuevas, căruia nu-i venea să creadă, și în zăpăceala produsă de faptul că Clara vorbise, au uitat ce spusese de fapt și nu și-au amintit decât nouă luni mai târziu, când a apărut Esteban Trueba, pe care nu-l văzuseară de la înmormântarea Rosei, pentru a le cere mâna Clarei. Esteban Trueba a coborât în gară, cărându-și singur cele două valize. cu pola de fier, pe care englezii o construiseră imitând gara Victoria, pe când aveau concesiunea căilor ferate naționale, nu se schimbase deloc de când o văzuse ultima oară. Aceleași geamuri murdare, micii lustrangii, vânzătoarele creole de chifle și de dulciuri și hamalii cu chipie negre, cu insigna coroanei britanice, pe care nimănui nu-i trecuse prin cap să o înlocuiască totuși cu alta, care să aibă culorile drapelului național. A luat o trăsură și a dat adresa de acasă. Orașul i s-a părut necunoscut, cu tot felul de lucruri moderne, cu o grămadă de femei care își arătau gambele, bărbați în giletcă și pantaloni cu pliuri, cu zarva muncitorilor care dădeau găuri în caldarâm, scoteau copaci ca să pună stâlpi, dărâmau case ca să planteze copaci, tot încurcat de vânzătorii ambulanți care laudau virtuțile ascuțitorului de cuțite, ale alunelor prăjite, ale marionetei care dansează singură, fără sârmă, fără fire, puteți să verificați chiar și dumneavoastră, puneți mâna și mirosul de gunoaie, de prăjală, de fabrică, de automobile, care dădeau peste trăsuri și peste tramvaiele cu tracțiune sangvină, cum erau numiți caii bătrâni care trăgeau mijloacele de transport în comun, un vacan forfotitor, o rumoare de alergătură grăbită, de nerăbdare și program fix. Esteban se simți copleșit. Ura acest oraș mult mai mult decât își amintea. I-au venit în minte aleile de plopi de la țară, timpul care se măsura după ploi, vastitatea ogoarelor, liniștea răcoroasă a râului și casa calmă de acolo. Un oraș de căcat a conchis el. Trăsura l-a purtat la trap până la casa în care crescuse. S-a cutremurat constatând cât de mult se deteriorase cartierul în toți anii aceștia, de când cei bogați voiseră să locuiască mai sus decât ceilalți și orașul se întinsese către poalele munților. Din piața în care se jucase când era copil nu mai rămăsese nimic. Era un maidan unde staționau căruțele de piață printre mormane de gunoaie scurmate de câini vagabonzi. Casa lui era dărăpănată a văzut toate semnele trecerii timpului. Pe ușa cu cristaluri, care întruchipau motive de păsări exotice, de modată și de labrată, se găseau un ciocănel din bronz de forma unei mâini de femeie, ținând un glob. A bătut și a trebuit să aștepte foarte mult, i s-a părut, până ce s-a deschis ușa prin tragerea unei frânghii care mergea de la clanță până la susul scărilor, Maică s-a ocupat etajul, iar parterul fusese închiriat unei fabrici de nasturi. Esteban a început să urce scările care scârțâiau și nu mai fusese răceruite de mult. O servitoare foarte bătrână, de care uitase cu totul, îl aștepta sus, primindu-l cu manifestări lăcrămoase de afecțiune, exact ca atunci când avea 15 ani și se întorcea de la notariatul unde își câștiga pâinea, copiind acte de proprietate și procuri pentru necunoscuți. Nimic nu se schimbase, nici chiar așezarea mobilelor, dar lui Esteban totul i s-a părut altfel. Culoarul cu parchetul uzat, câteva geamuri sparte, prost cârpite, cu niște bucăți de carton, iedera prăfuită care lâncezea în hârdaie ruginite și jardiniere ciobite, duhoarea de mâncare și de urină care ți întorcea stomacul pe dos. Ce mizerie și-a spus el, neputând să-și explice unde ajungeau banii pe care îi trimitea sorăsi pentru un trai decent. Ferula a venit să-l întâmpine cu o mutră tristă. Se schimbase mult, nu mai era femeia opulentă pe care o lăsase cu ani în urmă, slăbise, nasul ei părea enorm pe chipul colțuros și avea un aer melancolic și rătăcit, mirosea lavandă și a haine vechi. S-a îmbrățișat în tăcere. Ce face mamă? Vino, te așteaptă. Au străbătut un coridor cu camere care dădeau una între alta, toate identice, întunecoase, cu pereți mortuari, tavane înalte și ferestre înguste, cu tapetul cu flori decolorate și domnițe gale și afumat de funingina de brasero, de timp și de sărăcie. De undeva de departe se auzea glasul unui crainic de la radio care făcea reclamă pilulelor doctorului Ros. micuțe, dar cu efect, care combăteau constipația, insomnia și mirosul urât din gură. S-a oprit în fața ușii închise de la dormitorul Doniei Ester Trueba. Aici, a spus ferula. Esteban a deschis ușa și i-au trebuit câteva clipe ca să se acomodeze cu întunericul. Mirosul de medicamente și putreziciune l-a lovit în față, un miros dulceac de sudoare, de umezeală și de stătut, plus ceva neidentificat, dar care s-a lipit imediat de el ca o ciumă. Mirosul cărnii în descompunere. Lumina se strecura ca un firicel prin fereastra întredeschisă. A văzut patul amplu în care murise taicăsu și în care mama lui dormea din ziua Anunții: un pat de lemn negru sculptat cu o tăblie cu îngeri în bază relief și cuverturi tocite de brocart roșu. Mama era în poziție semiașezată. Era un bloc de carne compactă, o monstruozitate piramidală de grăsime și cârpe, terminată într-un căpșor chiel, cu ochi blânzi, surprinzător de vii, albaștri și inocenți. Artrita o transformase într-o făptură monolitică nu-și putea îndoi articulațiile și nici întoarce capul. Degetele parcă erau ghearele unui animal fosil, iar ca să stea în pat în poziția asta era nevoie de o ladă care să o sprijine din spate, ladă susținută la rândul ei de o bârnă de lemn prinsă de perete. Trecerea anilor se vedea după semnele pe care bârna le lăsase în perete, o urmă a suferinței, o cărare a durerii. Mama a șoptit Esteban și glasul i s-a frânt în piept de un plâns reținut, strângând într-un foc amintirile triste, copilăria săracă, mirosurile râncede, diminețile înghețate și supa grasă a copilăriei, boala mamei, absența tatălui și furia care îi mistuia măruntaiele din ziua în care începuse să raționeze, făcându-l să uite totul, cu excepția singurelor clipe luminoase când femeia asta necunoscută, care zăcea în pat, îl legănase în brațe, îi atinsese fruntea, căutându-l de febră, îi cântase un cântec de lea se aplecase împreună cu el asupra paginilor unei cărți, suspinase de supărare când îl văzuse sculându-se în zori ca să meargă la lucru pe când nu era decât un copil și suspinase de bucurie văzându-l că se întoarce seara, suspinase și mamă pentru mine. Donia Esther a întins o mână, dar nu era un salut, ci un gest menit al opri în loc. Nu te apropia, fiule, avea vocea ei de atunci, așa cum și-o amintea, o voce cântătoare și sănătoasă de fată tânără. E din cauza mirosului, se lipește de tine. L-a lămurit sec ferula. Esteban a dat la o parte plapuma de damasc zdrențuit și a văzut picioarele mai căsi. Erau două coloane vinete și elefantine, pline de plăgi în care muștele și larvele își făceau cuib și săpau tuneluri, două picioare care putrezeau de vii, cu labele uriașe de un albăstrui livid, fără unghi la degete, dând pe din afară de puroi, de sânge negru, de fauna oribilă care se hrănea din carnea ei. Mamă, pentru Dumnezeu, din carnea mea! Doctorul vrea să mi taie, fiule, a spus Donia Ester cu glasul ei liniștit de fată, dar sunt prea bătrână pentru asta, așa am obosit să tot sufăr, așa că e mai bine să mor. Dar nu voiam să mor fără să te văd, pentru că în toți anii ăștia am ajuns să cred că murisești și că toate scrisorile le scria de fapt sorăta ca să nu sufăr. Trece în lumină, fiule, ca să te văd bine. Doamne, parcă ești un sălbatic. Așa e viața la țară, mamă. Mă rog, Pare încă zdravă în câți ani ai? 35 o vârstă potrivită ca să te însori și să-ți vină mintea la cap, ca să pot muri liniștită. Dumneata n-ai să mor, mamă, a implorat Esteban. Vreau să fiu sigură că voi avea nepoți, pe cineva care să ne poartă sângele și numele. Verul așa pierdut nădejdea de a se căsători, dar tu trebuie să-ți cauți o nevastă, o fată decentă și creștină, dar mai întâi trebuie să scap de părul ăsta și de barba, ai auzit? Esteban a dat din cap îngenunchiat lângă maică sa și și-a îngropat chipul în mâna ei umflată, dar mirosul l-a făcut să se dea înapoi. Ferul l-a apucat de braț și l-a scos din această cameră a tristeții. Afara a respirat adânc, aerul îi se lipise de nări și atunci a simțit furia, binecunoscuta lui furie, care îi se urca precum un val fierbinte la cap, injectându-i ochii și aducându-i o cări de căruțași pe buze, Furie pentru timpul trecut fără să se gândească la dumneata, mamă. Furie pentru că o neglijase, pentru că noi iubise și îngrijise de ajuns. Furie că fusese un mizerabil fiu de târfă. Nu iartă-mă, mamă, n-am vrut să spun asta. La dracu, moare bătrâna și eu nu pot să fac nimic, nici măcar să-i alin durerea, să o scap de mirosul ăsta înfiorător de supa morții în care fierbi, mamă. Două zile mai târziu, Donia Estertrueva murea în patul chinuitor în care a petrecuse ultimii ani din viață, era singură că ferul a plecase ca în fiecare vineri în cartierele săracilor, cartierul Misericordiei, să spună rugăciunea mărâților, ateilor, prostituatelor și orfanilor care aruncau în ea cu gunoaie, îi vărsau în cap oalele de noapte și o scuipau, în timp ce ea, îngerunchiată în stradă, striga tatăl nostru și Ave Maria într-o litanie neobosită, plină de zoaiele sărăntocilor, de scuipații ateilor, de mizerile prostituatelor și de gunoaiele orfanilor, plângând de umilință, cerând îndurare pentru cei care nu știau ce fac și simțind că îi se muiau oasele, că o langoare mortală îi transforma picioarele în cârpe, că o căldură ca de vară îi strecura păcatul între pulpe. Doamne, treacă de la mine acest pahar, că pântecele era cuprins de flăcările iadului. Vai ale sfințenie, ale fricii, tatăl nostru nu m-a să cadă în ispită, Isuse. Nici Steban nu era acolo când Donia Estera a murit liniștită în patul suferințelor sale. Se dusese în vizită la familia Delvalie ca să vadă dacă mai era vreo fată de măritat, căci după atâția ani de absență și de barbarie nu știa de unde să înceapă pentru a-și îndeplini promisiunea făcută mai și de a-i da nepoți legitimi și s -o cotise că, dacă Severo și Nivea îl acceptaseră drept ginere pe vremea rosei cea frumoasă, nu vedea de ce nu l-ar accepta iarăși, mai ales că acum era un om bogat, n-avea nevoie să scurme pământul pentru a-i smulge aurul și avea în contul de la bancă tot ce trebuia. În seara aceea, Esteban și Ferula și-au găsit mama moartă în pat. Avea pe chip un zâmbet senin, de parcă în ultima clipă a vieții, boala ar fi scutit-o de tortura de fiecare zi. Când Esteban Trueba a cerut să fie primit, Severo și Nivea del Valie și-au amintit de cuvintele cu care Clara ieșise din lunga ei muțenie, drept care nu s-au arătat deloc mirați. Când vizitatorul i-a întrebat dacă aveau vreo fată la vârsta măritișului, au făcut socoteala și l-au informat că Ana se călugărise, Teresa era foarte bolnavă și toate celelalte erau deja căsătorite, în afară de Clara, mezina, care era disponibilă. Dar era o ființă cam bizară, puțin potrivită pentru responsabilitățile matrimoniale și viața casnică i-au povestit cu toată sinceritatea ciudățenile ficei lor, fără să omită faptul că nu vorbise o perioadă cât jumătate din vârsta ei pentru că nu avusese chef, deși ar fi putut, așa cum explicase foarte bine românul Rostipov și confirmase doctorul Cuevas, după nenumărate examinări. Numai că Esteban Trueba nu era omul care să se sperie de povești cu fantome, care se plimbau pe coridoare obiecte care erau mișcate de la distanță prin puterea minții sau prevestii rele, și cu atât mai puțin de lunga perioadă de tăcere, pe care o considera o virtute. A ajuns la concluzia că nimic din toate astea nu era o piedică pentru a-i naște copii sănătoși și legitimi, și a cerut să o cunoască pe Clara. Nivea a ieșit să o caute, lăsându-i pe bărbați singuri în salon. Cu sinceritatea lui tipică, Trueba a folosit momentul pentru a expune, fără alt preambul, solvabilitatea economică. Te rog, nu așa repede, Esteban, mai întâi să vezi fata, să o cunoști mai bine, să vedem dacă vrea și ea, nu crezi? Nevea s-a întors împreună cu Clara. Fata a intrat în salon îmbujorată la față și cu unghiile negre, pentru că l-a ajutat pe grădinar să planteze cepe de dalie și clar viziunea nu i-a funcționat atunci ca să-și aștepte logodnicul într-o ținută mai îngrijită. Văzând-o, Esteban s-a ridicat uimit și o amintea ca pe o făptură slăbănoagă și asmatică, total lipsită de grație, dar tânăra pe care o avea în fața ochilor era ca un medalion fin de fildeș, cu chipul dulce și o coamă de păr castaniu, creț și dezordonat, care îi scăpa în șuvițe ondulate din pieptenătură, cu ochi melancolici care deveneau ghiduși și strălucitori atunci când râdea, cu un râs sincer și deschis, cu capul puțin înclinat pe spate, l-a salutat strângându-i mâinile fără niciun fel de timiditate. — Te așteptam, a spus ea simplu. Vizita de curtoazie a mai ținut două ore, timp în care au vorbit despre stagiunea teatrală, călătoriile în Europa, situația politică și răcelile pe timp de iarnă, au băut vin dulce și au mâncat plăcinte. Esteban o cerceta pe Clara cu toată discreția de care era în stare și treptat, fata la cucerit. Nu și amintea să mai fi fost atât de interesat de cineva din ziua luminoasă în care o văzuse pe rosa cea frumoasă, cumpărând bomboane cu anason la cofetăria din piața armelor. Comparându-le, a conchis că era mai simpatică, deși Rosa fusese neîndoielnic mult mai frumoasă. S-a înserat, două servitoare au intrat să tragă draperiile și să aprindă lămpile și atunci Esteban și-a dat seama că vizita lui durase prea mult. Purtările îi lăsau cam de dorit. I-a salutat țeapăn pe Severo și pe Nivea, cerându-le permisiunea să o viziteze pe Clara. Sper că nu te plictisesc, Clara," a spus el roșu la față. Eu sunt un om cam aspru, de la țară și cu cel puțin 15 ani mai mare decât dumneata. Nu știu cum să mă port cu o fată tânără." Vrei să te căsătorești cu mine?" a întrebat Clara, iar el i-a observat strălucirea ironică din pupilele ei de culoare a lunei. Clara, pentru Dumnezeu!" a exclamat maică s-a îngrozită. Trebuie să o scuze, Stevan. Fata asta a fost dintotdeauna obraznică." Dar trebuie să știu, mami, ca să nu pierdem timpul. Și, și mie îmi plac lucrurile spuse direct. Da, Clara, doar pentru asta am venit, a zâmbit fericit Esteban. Clara l-a luat de braț și l-a condus până la ieșire. Din ultima privire pe care au schimbat-o, Esteban a înțeles că fusese acceptat și l-a cuprins bucuria. Întrăsură pe drumul de întoarcere, a continuat să surâdă, neputând crede în norocul ca o fată atât de încântătoare precum Clara să-l fie acceptat fără să-l cunoască. Nu știa că ea își văzuse soarta, că îl chemase cu gândul și era dispusă să se mărite fără dragoste. au lăsat să treacă niște luni pentru a respecta doliul lui Esteban Trueba, timp în care el a curtat-o după moda veche, la fel cum făcuse cu sora ei Rosa, nu știind că Clara nu putea să sufere bomboanele cu anason și că acrostihurile o făceau să râdă. La sfârșitul anului, în preajma Crăciunului, au anunțat logodna oficială în ziar și și-au pus verighetele în prezența rudelor și a prietenilor apropiați, mai bine de o sută de suflete în total, după care au început un banchet pantagruelic în care au defilat tăvile cu curcani umpluți, purcei în sos de caramel, țiparii de mare reci, langustele gratinate, stridile vii, torturile cu portocale și lămâi ale carmelitelor, cu migdale și nuci ale dominicanelor, de ciocolată și cremă de ou ale clariselor și lăzi cu șampanie aduse din Franța prin intermediul consulului, care făcea contrabandă uzând de privilegiile diplomatice, dar totul servit și prezentat foarte simplu de vechile servitoare ale casei, cu șorțurile lor negre de toată ziua, pentru a da festinului aparența unei modeste reuniuni de familie, căci orice extravaganță era o dovadă de mitocănie și condamnată ca un păcat de deșertăciune lumească și un semn de prus gust. Asta din cauza strămoșului auster și cam lugubru al acelei societăți care cobora din cei mai viteje migranți, castilieni și basci. Clara era o adevărată apariție în dantela albă de șantilii și camelii naturale, luându-și revanșa precum o gaiță veselă pentru cei nouă ani de tăcere, dansând cu logodnicul ei sub umbrare și felinare, nelun de fel în avertizările spiritelor care îi făceau semne disperate de după perdele, dar pe care nici nu le vedeam în vânzoleala și veselia generală. Ceremonia verighetelor se păstra întocmai tocmai din timpurile coloniei, la zece seara, un servitor a circulat printre invitați, sunând dintr-un clopoțel de cristal, muzica a tăcut, dansul s-a oprit și lumea s-a adunat în salonul principal. Un preot mărunțel și nevinovat, gătit cu veșmintele pentru slujba cea mai importantă, a dat citire predicii complicate pe care o compusese, exaltând niște virtuți confuze și impracticabile. Clara nu a ascultat, pentru că odată potolite muzica și dansul, a dat atenție șoaptelor spiritelor dintre perdele și și-a dat seama că trecuseră multe ceasuri de când nu-l mai văzuse pe Barabas. L-a căutat din priviri, punându-și simțurile în alertă, dar o lovitură de cota mai căsi a adus o la ordine. Preotul și-a terminat discursul, a binecuvântat inelele de aur și imediat după aceea Esteban a pus unul pe degetul Clarei și pe celălalt într-al său. În clipa aceea, un strigă de groază a zguduit asistența. Lumea s-a dat deoparte, lăsând un spațiu prin care a intrat Barabas, mai negru și mai mare ca niciodată, cu un cuțit de parlagiu înfipt până la prăsele în coaste, sângerând ca o vită, tremurând din picioarele lungi de mânz, cu un firicel de sânge curgându-i pe bot, cu ochii încețoșați de agonie, pas după pas, târând o labă după alta, înaintând în zigzag ca un dinozaur rănit. Clara s-a prăbușit pe sofaua de mătase franțuzească. Dulăul s-a apropiat de ea și a lăsat căpățâna de animal milenar în poala ei și a rămas privind-o cu niște ochi de îndrăgostit, care se împăienjeneau tot mai mult, devenind orbi, în timp ce dantela albă de șantilii, mătasea franțuzească a sofalei, covorul persan și parchetul se îmbibau de sânge. Barabas a murit fără grabă cu ochii țintă la Clara, care îi mângâia urechile și șoptea cuvinte de încurajare până când s-a prăbușit definitiv, a trăsărit și a rămas țeapăn. Atunci toți au părut a se trezi dintr-un coșmar, o rumoare de spaimă a trecut prin salon, invitații au început să-și ia la revedere grăbit, să plece evitând bălțile de sânge, apucând din zbor etolele de blană pălăriile, bastoanele, umbrelele și poșetele cu mărgele și paiete. În salonul petrecerii au rămas doar Clara cu câinele în poală, părinții ei care căzuseră unul în brațele celuilalt, năuciți de semnul cel mai rău, și logodnicul care nu pricepea de ce atâta supărare pentru un simplu câine mort. Dar când a văzut-o pe Clara atât de afectată, a ridicat-o în brațe și a dus-o semiconștientă în dormitor, unde îngrijirile dădacei și sărurile doctorului Cuevas au oprit-o să recadă în tristețe și muțenie. Esteban Troeba a cerut ajutorul grădinarului și împreună au cărat cadavrul lui Barabas, care mort devenise fioros de greu. Anul s-a scurs cu pregătirile de nuntă. Nivea s-a ocupat de zestrea clarei, care nu manifesta nici cel mai mic interes pentru conținutul cuferelor din lemn de santal, continuând să experimenteze cu măsuța cu trei picioare și cărțile de ghicit. Cerșafurile brodate cu artă, fețele de masă din borangic și lenjeria de corp făcute cu zece ani în urmă de călugăriță pentru rosa, cu inițialele numelor Trueva și Delvalie înlănțuite, au folosit cazestrea clarei. Nivea a comandat de la Buenos Aires, Paris și Londra costume de călătorie, îmbrăcăminte potrivită pentru la țară, ținute de gală, pălării la modă, pantofi și genți din piele de crocodil și de căprioară și multe alte lucruri care au fost păstrate învelite în foiță și protejate cu lavandă și camfor, fără ca viitoarea mireasă să le arunce mai mult decât o privire distrată. Esteban Trueba s-a pus în fruntea unei echipe de zidari, dulgheri și tinichigi pentru a ridica cea mai solidă, mare și însorită casă ce se putea imagina, menită să țină o mie de ani și să adăpostească mai multe generații dintr-o familie numeroasă de Trueba legitimi a comandat proiectul unui arhitect francez și a adus o parte din materiale din străinătate, Casa să urmând să fie singura cu vitralii germane, socluri sculptate în Austria, robinete de bronz englezești, dușumele din marmură italiană și închizători alese după un catalog din Statele Unite, care au ajuns cu instrucțiunile de folosință schimbate și fără chei. Îngrozită de atâtea cheltuieli, ferul a încercat să-l oprească de la alte nebunii, cum ar fi să cumpere mobilă franțuzească, candelabre cu ciucuri de cristal și covoare turcești, cu argumentul că aveau să se ruineze și că avea să se repete povestea cu acel trueba extravagant din care se trăgeau, dar Esteban i-a demonstrat că era destul de bogat pentru a-și permite luxul acesta și a amenințat-o că, dacă îl mai bate mult la cap, dublează și ușile cu argint. Replica ei a fost că risipa aceasta precis era un păcat de moarte și că Dumnezeu avea să-i pedepsească pe toți pentru cheltuielile făcute pe țopenile astea de îmbogățit recent, în loc să-i ajute pe săraci. Cu toate că Esteban Trueba nu era adeptul inovațiilor, din potrivă, era tare neîncrezător în modernismul care zăpăcea totul, a hotărât că locuința lui trebuia construită exact ca noile palate din Europa și America de Nord, cu toate facilitățile, păstrând însă stilul clasic o dorea cât mai departe de arhitectura locală. Nu voia trei curți interioare, coridoare, fântânrăpănoase răpănoase, încăperi întunecoase, pereți dați cu var și olane prăfuite, ci două sau trei etaje îndrăznețe, șiruri de coloane albe, o scară seniorială care să se răsucească și să dea într-un hol de marmură albă, ferestre mari și luminoase și, în general, un aspect ordonat și armonios, de curățenie și civilizație, specific popoarelor străine și noi sale vieți. Casa trebuia să-l reflecte pe el, trebuia să reflecte familia lui și prestigiul pe care avea de gând să-l redea numelui, pe care tatăl lui îl pătase. Dorea ca splendoarea să se vadă din stradă, drept care a proiectat o grădină franțuzească la fel ca aceea de la Versailles, cu grupuri de flori, o peluză netedă și perfectă, țâșnitori de apă și câteva statui reprezentându-i pe zeii din Olimp, și poate și un indian viteaz din istoria americană gol și cu pene pe cap, ca o concesie făcută patriotismului n-avea de unde să știe că reședința aceea cubică, solemnă, compactă și mândră, așezată precum o pălărie în mijlocul grădinii verzi și geometrice, avea să ajungă încărcată de protuberanțe și adăugiri, de nenumărate scări întortocheate care nu duceau nicăieri, donjoane, ferestruici care nu se deschideau, uși suspendate în vid, coridoare răsucite și hublouri, prin care, la ceasul siestei, puteai vorbi dintr-o cameră în alta, Totul după inspirația Clarei, care ori de câte ori avea de instalat vreun musafir, va comanda alte și alte camere în diverse locuri, iar dacă spiritele îi indicau o comoară ascunsă sau un cadavru neengropat la temelii, va dărâma chiar și ziduri, astfel că până la urmă casa a devenit un labirint vrăjit, imposibil de dereticat și care sfida numeroase legi urbanistice și municipale. Însă pe vremea când Trueba a ridicat ceea ce s-a numit Casa Cea Mare de pe Colț, avea un aer solemn pe care încerca să-l impună în jurul său, în amintirea privațiunilor din copilărie. Cât a ținut construcția, Clara nu a vizitat niciodată casa. Părea să o intereseze la fel de puțin ca și zestrea, drept care a lăsat toate pe seama logodnicului și a viitoarei sale comnate. După ce i-a murit mama, ferula s-a pomenit singură și fără vreun căruia să-i se dedice la o vârstă la care nu mai avea speranțe de căsătorie. Un timp a mers în fiecare zi la casele săracilor, într-o frenezie pioasă, care a procopsit-o cu o bronșită cronică și nu i-a liniștit de fel sufletul zbuciumat. Esteban a sfătuit-o să călătorească, să-și cumpere haine și să se distreze prima dată în melancolica ei existență, numai că ea avea obișnuința austerității și stătuse prea mult închisă în casă. Îi era frică de toate cele. Căsătoria lui Esteban era motiv de nesiguranță, căci ferula se gândea că astfel fratele său, care era singurul ei sprijin, se va depărta și mai mult de ea. Se temea că își va sfârși zilele croșetând într-un azil pentru fete bătrâne de familie bună, de aceea a fost nespus de fericită, descoperind că Clara era incompetentă în toate treburile gospodărești și, de fiecare dată când trebuia să ia o hotărâre, adopta un aer distrat și de pe altă lume. E cam idiotă, și-a spus ferul încântată. Era limpede că Clara nu va fi în stare să administreze căsoiul pe care îl construia fratele ei și că va avea nevoie de un ajutor substanțial. Prin mijloace subtile, a încercat să-l informeze pe Esteban că viitoarea lui soție era o nepricepută și că ea, cu spiritul ei de sacrificiu dovedit, cu asupra de măsură, ar putea să o ajute și era dispusă să o facă. Când conversația ajungea aici, Esteban nu mai era atent. Pe măsură ce se apropia data căsătoriei și trebuia să-și hotărască soarta, Ferula era tot mai disperată. Convinsă că nu va ajunge la niciun rezultat cu fratele său, a căutat să vorbească între patru ochi cu Clara. Ocazia s-a ivit într-o sâmbătă la ora cinci după amiaza, când a văzut-o plimbându-se pe stradă. A invitat-o la hotelul francez la cei. Cele două femei au luat loc printre prăjiturelele cu cremă și porțelan de Bavaria, în timp ce în fundul salonului o orchestră de domnișoare interpreta un quartet de coarde melancolic. Ferula își privea viitoarea cumnată cu coada ochiului. Părea să nu aibă mai mult de 15 ani și glasul îi suna cam dezacordat, ca urmarea anilor de tăcere. Nu știa cum să atace subiectul. După o pauză interminabilă, în care au dat gata o tavă de prăjituri și au băut câte două cești de ceai de iasomie, Clara și-a aranjat o șuviță de păr care îi dădea în ochi, a zâmbit, și-a bătut-o drăgăstos pe mână pe Ferula. Nu-ți face griji, ai să locuiești cu noi și vom fi ca două surori." Ferula a tresărit, întrebându-se dacă bârfele despre capacitatea Clarei de a citi gândurile erau adevărate. Prima reacție a fost de orgoliu, iar ea ar fi refuzat oferta doar pentru frumusețea gestului, dar Clara nu i-a lăsat timp. S-a plecat și a sărutat-o pe obraz cu atâta candoare încât Ferula și-a pierdut controlul și a izbucnit în plâns. Trecuse multă vreme de când nu mai vărsase o lacrimă și și-a dat seama mirată cât de multă nevoie avea de un gest duios. Nu-și mai amintea de când nu mai fusese atinsă spontan de cineva. A plâns îndelung, eliberându-se de multă tristețe și singurătate, ținută de mână de Clara, care între două suspine a ajutat-o să-și sufle nasul, îi mai dădea o prăjitură și o punea să mai ia o gură de ceai. Au rămas plângând și vorbind până la ora opt, iar acea seară petrecută la hotelul francez a pecetluit un pact de prietenie care avea să dureze mulți ani. De cum s-a terminat doliul după moartea Doniei Ester și a fost gata casa cea mare de pe colț, Esteban Trueba și Clara Delvalie s-au căsătorit într-o ceremonie discretă. Esteban i-a dăruit miresei sale o garnitură de bijuterii cu briliante, pe care ea a găsit-o foarte drăguță. A pitit-o într-o cutie de pantofi și a uitat imediat unde a pus-o. Au plecat în voiaj de nuntă în Italia și la două zile după ce s-au îmbarcat, Esteban era înamorat ca un adolescent, deși mișcarea vaporului îi produsese clarei un rău de mare de necontrolat, iar spațiul închis astmă. Alături de ea, în cabina strâmtă, punându-i comprese ude pe frunte și ținându-i fruntea când vomita, se simțea nespus de fericit și o dorea cu o intensitate nejustificată, având în vedere starea ei lamentabilă. În cea de-a patra zi, fata s-a trezit mai întremată și au ieșit pe punte să privească marea. Văzând-o cu nasul înroșit de vânt și râzând la cel mai mic pretext, Esteban și-a jurat că, mai devreme sau mai târziu, ea va ajunge să-l iubească așa cum avea nevoie să fie iubit, chiar de a recurge pentru asta la mijloace extreme. Intuia că Clara nu-i aparținea, iar dacă va continua să trăiască într-o lume de fantasme, de mese cu trei picioare, care se mișcă singure, și de cărți de văzut viitorul, era foarte probabil că nici nu-i va aparține vreodată. Nici senzualitatea ei impudică și nepăsătoare nu-l mulțumea. Îi dorea mult trupul, năzuia să pună stăpânire pe materia aceea vagă și luminoasă din lăuntrul ei, și care îi scăpa chiar și în clipele în care ea părea să agonizeze de plăcere. Simțea că mâinile lui erau prea grele, picioarele prea mari, vocea prea aspră, barba prea cepoase și obiceiurile de a viola și de a tăvăli prostituate prea înrădăcinate. Dar tot era pornit să o seducă, chiar de-ar fi să se întoarcă pe dos ca o mănușă. S-au întors din luna de miere după trei luni. Ferul a aștepta în casa cea nouă, încă mirosind a vopsea și a ciment proaspăt, plină de flori și tăvi cu fructe, exact cum poruncise Esteban. Când a trecut pragul, Esteban și-a ridicat nevasta în brațe. Soră s-a constatat surprinsă că nu era geloasă și că Esteban părea întinerit. Ți-a prit căsătoria?" a spus ea. A luat-o pe Clara să-i arate casa. Ea se uita pretutinde și găsea totul foarte drăguț, cu aceeași politețe cu care admira un apus de soare în largul mării, piața San Marcos sau o bijuterie cu diamante. Când au ajuns la ușa camerei ei, Esteban a rugat-o să închidă ochii și a dus-o de mână până în mijlocul încăperii. Acum poți deschide ochii, a spus el plin de încântare. Clara a privit în jur. Era o cameră mare, cu pereți tapetați în mătase albastră, mobilă englezească, ferestre mari cu balcoane care dădeau spre grădină și un palat cu baldachin și cu perdele de voal, care îl făceau să semene cu un valier navigând prin apele calme ale mătăsii albastre. Foarte drăguț, a zis Clara. Atunci Esteban i-a indicat să se uite la locul pe care se oprise. Îi pregătise o mare surpriză. Clara a coborât ochii și a scos un țipă de groază stătea pe spinarea neagră a lui Barabas, care zăcea răscrăcărat, transformat în covor, cu capul intact și doi ochi de sticlă care o priveau cu expresia nedumerită tipică taxidermiei. Bărbatul a apucat să o prindă înainte de a se prăbuși leșinată. Ți-am spus eu că nu o să-i placă, Estevan," a comentat Ferula, Blana tăbăcită a lui Barabas a fost scoasă rapid din cameră și a zvârlit într-un unghier al pivniței împreună cu cărțile magice din cuferele vrăjite ale unchiului Marcos și cu alte comori, unde s-a apărat de moli și abandon cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună, până ce alte generații au salvat-o. Foarte curând s-a văzut limpede că Clara era însărcinată. Duioșia ferulei pentru cumnata ei s-a transformat într-o adevărată pasiune de a o îngriji, o dăruire în a o sluji și o toleranță nețărmurită în fața neatenției și excentricităților sale. Pentru ferula, care își dedicase viața îngrijirii unei bătrâne care putrezea în mod iremediabil, a se ocupa de Clara a fost echivalent cu a intra în împărăția cerurilor. O îmbăia în apă parfumată cu iasomie și busuioc, o freca atentă cu buretele, o săpunea, o frecționa cu apă de colonie, o pudra cu un pămătuf din pene de lebădă, îi peria părul până ajungea strălucitor și moale ca o algă, așa cum făcuse Tădaca înainte vreme. Cu mult înainte de a-i se potoli răbdarea de proaspăt soț, Esteban Trueba a trebuit să se întoarcă la Las Tres Marias, unde nu mai pusese piciorul de mai bine de un an, și unde, în ciuda strădanilor lui Pedro Garcia al doilea, era nevoie de prezența stăpânului. Dacă înainte proprietatea îi se părea un rai și era marea lui mândrie, acum îl plictisea de-a de Privea rumegatul inexpresiv al vacilor în grajd, truda înceata țăranilor repetând aceleași gesturi zi de zi și timp de o viață întreagă, conturul nemișcat al munților niș și fuiorul subțire de fum al vulcanului și se simțea ca un prizonier. În timp ce el era la țară, viața în marea casă de pe colț se schimba, acomodându-se dulcii rutine fără de bărbați, Ferula se scula prima, obișnuită să se trezească de vreme, de pe timpul când își vechea mama bolnavă, dar pe cumnată s o lăsa să doarmă până târziu. Pe la zece și jumătate îi aducea micul dejun la pat, trăgea perdelele de mătase albastră ca să intre soarele, umplea cada de porțelan franțuzesc pictată cu nuferi, lăsându-i clare timp să se dezmeticească și să salute spiritele prezente, sau trăgând tava spre ea ca să înmoaie tartinele în ciocolată groasă. Apoi o scotea din pat cu mângâieri de mamă și comentând știrile plăcute din ziar, pe zi ce trece tot mai puține, drept care umplea lacunele cu bârfe despre vecini, detalii domestice și glume inventate, pe care Clara le găsea foarte drăguțe și după cinci minute le uita, astfel că îi le putea spune de mai multe ori la rând, iar ea se distra la fel ca prima dată. Ferul la o scotea la plimbare ca să o vadă soarele, că face bine copilului, la cumpărături ca să nu-i lipsească nimic când se va naște și să aibă hăinuțele cele mai fine de pe lume. În vizită la părinții tăi, ca să nu creadă că i-ai uitat, la masă la clubul de golf, ca să vadă toată lumea ce frumoasă te-ai făcut de când te-ai măritat cu fratele meu. La teatru, ca să nu stai toată ziua închisă în casă, Clara se lăsa condusă cu o dulceață care nu venea din imbecilitate, ci din distracție, și își cheltuia toată capacitatea de concentrare în inutile încercări de a intra în contact telepatic cu Esteban, care nu primea mesajele, în și în a-și perfecționa propria-i clar viziune. Pentru prima dată de când ține amte, ferula era fericită. Niciodată nu fusese mai aproape de cineva, nici măcar de propria mamă, așa cum era de Clara. O persoană mai puțin originală decât Clara, ar fi sfârșit prin a se plictisi de răsfățurile excesive ale cumnatei, sau ar fi cedat în fața caracterului ei dominant și meticulos. Dar Clara trăia pe altă lume. Ferul aura clipa în care fratele ei se întorcea de la țară și umplea toată casa cu prezența lui, sfărâmând armonia instaurată când nu era el de față. Când el era acasă, ea trebuia să se retragă în umbră, să fie mai prudentă în felul de a vorbi cu servitorii și în atențiile cu care o copleșea pe Clara. În fiecare seară, când soții se retrăgeau în camerele lor, se simțea cuprinsă de o ură necunoscută și inexplicabilă, care îi umplea sufletul de presimțiri funeste. Ca să scape, reluase obiceiul de a spune toate rugăciunile din rozariu pe care le îngâna săracilor și de a se spovedi părintelui Antonio. Slavă ție, Marie, care ai conceput fără de păcat. Te ascult, fata mea. Părinte, nu știu cum să încep. Cred că am păcătuit. Cu carnea, fata mea. Vai, carnea s-a uscat, părinte. Nu și spiritul. Mă chinuie diavolul. Mila lui Dumnezeu e nesfârșită. Părinte, nu-ți dai seama ce gânduri pot trece prin capul unei femei singure, o virgină ce n-a cunoscut bărbatul, și nu pentru că i-ar fi lipsit ocazile, ci pentru că Dumnezeu i-a trimis maică mie o boală lungă și a trebuit să o îngrijesc. Sacrificiul s-a înregistrat în cer, fata mea. Deși am păcătuit cu gândul, părinte. Păi, depinde de gând. Nu pot să dorm noaptea, mă sufoc, ca să mă liniștesc, mă scol și merg prin grădină, umblu prin casă, mă duc la odaia cum mi îmi lipesc urechea de ușă, uneori intru un vârful picioarelor, ca să văd dacă doarme. Parcă e un înger, sunt ispitită să mă bag în pat lângă ea și să-i simt moliciunea pielii și respirația. Roagă-te, fata mea, rugăciune ajută. Așteaptă, n-am spus tot, mi rușine. Nu trebuie să-ți fie rușine, căci nu sunt decât instrumentul domnului. Când vine fratele meu de la țară, e și mai rău, părinte. Nu-mi folosește la nimic să mă rog. Nu pot să dorm, transpir, tremur. În cele din urmă mă scol din pat și străbat toată casa în beznă, strecurându-mă cu multă grijă de-a lungul coridoarelor ca să nu scârție podelele. Îi aud prin ușa dormitorului. Ba odată i-am și văzut că ușa rămăsese între deschisă. Nu pot să spun ce am văzut, părinte. Dar precis, este un păcat teribil. Nu e vina Clarei, ea e nevinovată ca un prunc. Frate meu o împinge, precis că o să fie osândit. Numai Dumnezeu judecă și o sândește fata mea. Și ce zici că făceau? Iar atunci ferula era în stare să se întindă jumătate de ceas dând amănunte era o povestitoare de forță știa unde să facă pauză cum să-și măsoare intonația să explice fără gesturi zugrăvind un tablou atât de viu încât ascultătorul părea că trăiește aievea cele povestite era de necrezut cum putea percepe din pragul ușii calitatea trăsărilor, abundența sucurilor vitale cuvintele șoptite la ureche mirosurile cele mai secrete într adevăr un miracol descătușată de furtunoasele ei stări sufletești, se întorcea acasă cu masca ei de idol impasibilă și severă, apucându-se imediat să dea ordine, numărând tacâmurile, aranjând masa, încuind cu cheia, poruncind. Pune asta aici, schimbați florile din vaze, spălați geamurile, faceți să tacă dracului păsările astea, că nu o lasă să doarmă pe doamna Clara și de atâta ciripit se sperie copilul și te pomenești că se naște tâmpit. Nimic nu scăpa ochilor ei vigilenți și era mereu în acțiune, în contrast cu Clara, care ea totul îi se părea foarte drăguț și era tot una dacă mânca trufe umplute sau supă de ieri, dacă dormea pe o saltea de puf sau pe un scaun, dacă se îmbăia în apă parfumată sau nu se îmbăia deloc. Pe măsură ce sarcina avansa, părea că se dezlipea definitiv de realitate, întorcându-se spre interior, într-un dialog secret și permanent cu copilul. Esteban dorea un băiat care să-i ducă numele de Trueba mai departe. E fetiță și o cheamă Blanca, a spus Clara încă din ziua în care a anunțat că este însărcinată. Și așa a fost. Doctorul Cuevas, de care în sfârșit Clarei nu-i mai era frică, sucotea că nașterea trebuia să se producă la jumătatea lui octombrie, dar la începutul lui noiembrie Clara continua să-și lege nepântecele enorm într-o stare semi-somnambulă, tot mai obosită și mai distrată, asmatică, indiferentă la tot ce era în jur, chiar și la soțul ei, pe care uneori nici nu le recunoștea și îl întreba ce avea de vânzare când îl vedea lângă ea. Când doctorul a fost sigur de calculele sale și a fost limpede că Clara n-avea nicio intenție să nască pe căi naturale, a deschis burta mamei și a scos-o pe Blanca, copiliță foarte păroasă și urâtă. Lui Esteban i s-a făcut rău văzând-o, a fost sigur că soarta râsese de el și că în loc de acel trueba legitim pe care îl promisese mai căsi pe patul de moarte, să mislise un monstru și culmea de sex femeiesc. A cercetat personal fetița, constatând că nu-i lipsea nimic, cel puțin din ce se putea vedea cu ochiul liber, Doctorul Cuevas l-a consolat, explicându-i că aspectul respingător al micuței se datora faptului că stătuse în burta mamei mai mult decât era nevoie, suferinței provocate de cezariană și constituției sale delicate, slăbuțe, brunete și campăroase. În schimb, Clara era încântată de fata ei parcă se trezise dintr-o lungă amorțeală și descoperise bucuria de a fi vie. Și-a luat copil în brațe și nu i-a mai dat drumul. Mergea cu ea în brațe, îi dădea tot timpul să sugă, fără orar fix și fără să se ferească în public ca o indigenă n-a vrut să o înfeșe, să-i taie părul, să-i facă găuri în urechi sau să-i caute o doică care să o crească și cu atât mai puțin să recurgă la laptele de laborator, așa cum făceau toate doamnele care își puteau permite acest lux. N-a acceptat nici rețeta de dacei cu lapte de vacă îndoit cu zeamă de orez, spunând că dacă natura ar fi vrut ca oamenii să crească astfel, ar fi avut grijă ca sânii femeilor să secrete chestia asta. Clara îi vorbea tot timpul fetiței, și nu cu diminutive sau cuvinte inventate, ci într-o spaniolă corectă, de parcă ar fi discutat cu o adultă, în același mod liniștit și rațional cu care vorbea cu animalele și cu plantele, convinsă că dacă asta dăduse rezultat cu flora și fauna, n-avea de ce să nu fie indicat și în cazul copilei. Combinația dintre laptele de mamă și conversație a avut darul de a o transforma pe Blanca într-o fetiță sănătoasă și aproape frumoasă care nu mai avea nimic din sperietoarea care fusese la naștere. La câteva săptămâni după nașterea Blancăi, Esteban Trueba a putut constata după zbenguielile din velierul de pe apele blânde de mătase albastră că nevastă s-a nu-și pierduse în urma sarcinii încântarea și apetitul pentru amor, din potrivă, în ce o privește pe ferula, prea ocupată cu fetița care avea niște plămâni formidabili, un caracter impulsiv și o poftă de mâncare vorace, nu mai avea timp să se ducă să se roage pentru săraci, să se spovedească părintelui Antonio și cu atât mai puțin să spioneze prin ușa întredeschisă. 4. Vremea spiritelor. La vârsta la care majoritatea copiilor sunt încă în scutece și merg în patru labe, scoțând sunete incoerente și curgându-le balele, Blanca era o pitică plină de rațiune. Mergea împiedicat, dar pe picioarele ei, vorbea corect și mânca singură, grație sistemului aplicat de mama ei, care o trata ca pe un adult. Avea deja toți dinții și începuse să deschidă dulapurile și să le facă vraiște conținutul când familia a hotărât să petreacă vara la moșia la Stres Marias, pe care Clara nu știa decât din auzite. În această perioadă a vieții sale, curiozitatea blancă era mai puternică decât instinctul de supraviețuire, astfel că ferul a trecea prin toate spaimele, fugind după ea ca să nu se arunce de la etaj, să nu se bage în sobă sau să nu mănânce săpunul. Ideea de a pleca la țară cu copilul îi se părea periculoasă, complicată și inutilă. În fond, Esteban putea să se descurce singur la moșie, iar ele să se bucure de viața civilizată din capitală. Numai că Clara era entuziasmată. Viața la țară îi se părea o idee romantică, pentru că niciodată nu intrase într-un grajd, așa spunea Ferula. Pregătirile de plecare au ținut mai bine de două săptămâni și casa s-a umplut de cufere, coșuri și valize, au închiriat un vagon special de tren pentru a putea transporta bagajele nenumărate, plus servitorii pe care ferul a isocotise necesari, bașca păsările din coliviile lor, pe care Clara nu voia să le părăsească, și cutiile cu jucăriile blancăi, pline cu arlechin mecanici, figurine de faianță, animale de cârpă, balerine pe sârmă și păpuși cu păr adevărat și articulații omenești, care călătoreau cu tot cu hăinuțele, trăsuricile și vesela lor. Când a văzut toată lumea aceea încurcată și nervoasă, și toată grămada aceea de catrafuse, Esteban s-a simțit copleșit pentru prima dată în viață, mai ales după ce a descoperit printre bagaje un sfânt Anton în mărime naturală, cu ochi sașii și sandale împletite. A privit haosul din jurul său, căindu-se de hotărârea de a călători împreună cu Nevasta și cu fata, și întrebându-se cum de era posibil ca el să n-aibă nevoie decât de două valize pentru a străbate lumea, în timp ce ele cărau toată grămada aia de catrafuse și toată procesiunea asta de servitori care n-aveau nicio legătură cu scopul deplasării. La San Luca s-au luat trei trăsuri care i-a dus la moșie în mijlocul unui nor de praf catigani. În curte ieșiseră să-i întâmpine toți țăranii de pe moșie, în frunte cu administratorul Pedro Garcia al doilea. Când au dat cu ochii de tot circul la ambulant, au rămas cu gura căscată. Urmând ordinele ferulei, au pornit să descarce trăsurile și să ducă lucrurile în casă. Nimeni n-a dat importanță unui copilaș cam de aceeași vârstă cu blanca, gol pușcă, mucos, cu burta umflată de paraziți, având niște frumoși ochi negri și o expresie de bătrân. Era fiul administratorului și îl chema ca să se deosebească de tată și de bunic, Pedro Garcia al treilea. În zarva instalării, în timp ce cercetau casa și grădina, îi salutau pe toți, ridicau altarul Sfântului Anton și goneau găinile de prin paturi, șoareci din dulapuri. Blanca și-a scos hainele și-a rupt o goală la fugă împreună cu Pedro al treilea. S-au jucat printre bagaje, s-au băgat pe sub mobilă, s-au îngălat cu pupături, au ronțăit aceeași coajă de pâine, au înghițit aceeași muci, s-au mânjit frățește cu căcat și în cele din urmă au adormit îmbrățișați sub masa din sufragerie. Acolo i-a găsit Clara la zece noaptea. Îi căutaseră ore în șire în lumina torțelor, țăranii au format echipe care au scotocit pe malul râului, prin magazii, pe câmp și în grajduri. Ferula se rugase în genunchi Sfântului Anton, Esteban era epuizat de atât a strigat, și însăși Clara își invocase degeaba talentele de clarvăzătoare. Când i-au găsit, băiețelul dormea pe spate și Blanca se ghimuise cu capul pe pânte cele rotund al noului ei prieten. Exact așa aveau să fie surprinși după mulți ani spre nefericirea lor și nu avea să le ajungă toată viața ca să o plătească. Încă din prima zi, Clara a înțeles că avea un loc al ei în la stres Marias, simțind, așa cum a notat în caietele ei de povestit viața, că în sfârșit își găsise misiunea pe lumea asta. Nu au impresionat-o casele din cărămidă, școala și mâncarea din belșug, căci prin capacitatea ei de a detecta invizibilul, a descoperit imediat neîncrederea, teama și ranchiuna lucrătorilor, precum și rumoarea imperceptibilă care se oprea când se apropia, ceea ce a făcut-o să ghicească unele lucruri despre firea și trecutul bărbatului ei. Totuși, stăpânul se schimbase. Cu toții au constatat că nu mai mergea la felinarul roșu, se terminase cu serile de chiefuri, luptele de cocoș, pariurile, toanele violente și mai ales cu răul obicei de a tăvăli fetele la marginea câmpului. Toate astea au fost puse pe seama clarei, dar și ea s-a schimbat a la o zi la alta langoarea, a încetat să spună despre orice că e foarte drăguț și a apărut vindecată de viciul de a vorbi cu ființele invizibile și de a mișca obiectele prin forțe supranaturale. Se scula în zori odată cu soțul ei, luau împreună micul dejun gata îmbrăcați, el pleca să supravegheze lucrările câmpului, iar ferula se ocupa de casă, de servitorii din capitală care nu puteau să se obișnuiască cu lipsa de confort de la țară și cu muștele și avea grijă de Blanca. Clara își împărțea timpul între atelierul de croitorie, băcănie și școală, unde și instalase cartierul general și unde împărțea leacul contra râiei și parafină contra puricilor, lămurea secretele abecedarului, îi învăța pe copii să cânte, am o vacă minunată, vaca mea dă lapte bun, iar pe femei să fiarbă laptele, să vindece diareea și să albească rufele. Penserat înainte de întoarcerea bărbaților de la câmp, ferul a adunat țărăncile și copiii ca să se roage. Veneau mai mult din simpatie decât mânați de credință, iar fata bătrână avea ocazia să-și aducă aminte de vremurile bune din cartierele săracilor. Clara aștepta ca ferula să-și termine litanile mistice de tatăl nostru și Ave Maria și folosea prilejul pentru a repeta lozincile auzite de la maică sa pe vremea când se lega cu lanțuri de grilajul congresului cu ea de față. Femeile o ascultau pufnind în râs și rușinate, din același motiv pentru care se rugau alături de cumnată, ca să nu supere pe stăpână. Numai că frazele acelea înflăcărate li se păreau niște chestii nebunești, unde s-a auzit bărbat care să nu-și bată femeia? Dacă nu o bate, înseamnă că nu iubește, sau că nu e bărbat adevărat? Unde s-a mai auzit ca ceea ce câștigă bărbatul, ce produce pământul sau ce ouă găinile, să fie la mândurora? Dacă cel care comandă este el? Unde s-a mai auzit ca o muiere să facă lucrurile pe care le face un bărbat, că doar s-a născut fără boașe, nu-i așa? Dunia Clarita, argumentau ele. Clara era disperată. Ele își dădeau coate și zâmbeau stânjenite, cu gurile lor fără dinți și ochii înconjurați de riduri, pârjolite de soare și de trai rău, știind din pornire că, dacă ar fi avut năstrușnica idee să pună în practică sfaturile stăpânei, bărbaților le-ar fi tras o bătută de pomină. Și pe bună dreptate, susținea însă și ferula. Esteban a prins repede de veste despre partea a doua a adunărilor pentru rugăciune. Și l-a apucat furia. Era prima dată când se certa cu Clara, și prima dată că ea asista la una dintre crizele lui de mânie. Esteban țipa ca un nebun, străbătând salonul cu pași mari și dând cu pumnul în mobilă, spunând că, dacă Clara avea de gând să meargă pe urmele mai avea să dea de un bărbat adevărat, care să-i dea chiloții jos și să-i tragă o mamă de bătaie, care să-i scoată din cap cheful de a ține discursuri, că interzicea categoric să mai facă adunări pentru rugăciune sau pentru orice altceva, că nu era el pămpălăul de care să-și râdă nevastă-sa. Clara l-a lăsat să zbiere și să lovească mobila până a obosit, după care, distrată ca de obicei, l-a întrebat dacă știe să-și miște urechile. Vacanța s-a prelungit și reuniunile de la școală au continuat. Vara a trecut, doamna a vopsit câmpul în auriu și roșu, peisajul s-a schimbat. Au venit primele zile reci, ploile și noroiul, dar Clara nu te semne că ar dori să se întoarcă în capitală, în ciuda presiunii constante a ferului, care detesta viața la țară. Pe timp de vară se plânsese de după miezele fierbinți în care trebuia să gonească muștele, de țărâna din patio care umplea casa de praf, parcă trăiau în fundul unei mine, de apa murdară din cadă, în care sărurile parfumate se transformau într-o supă chinezească, de gândacii zburători care ajungeau printre afuri, de drumurile șoarecilor și ale furnicilor, de păienjenii pe care îi găseai dimineața dând din labe în paharul cu apă de pe noptieră de găinile obraznice care se oau în pantofi și se găinățau pe albiturile din dulap. Când s-a schimbat vremea, s-a plâns de alte calamități, de glodul din curte, de zilele mai scurte, la cinci era de acum întuneric și nu mai aveai ce face, doar să înfrunți lunga noapte în singurătate, vântul și răceala, împotriva căreia lupta cu cataplasme cu eucalipt, ne neputând totuși evita molipsirea generală, unul o lua de la altul, într-un lanț nesfârșit se săturase să se lupte cu elementele naturii cu singura plăcere de a o vedea crescând pe Blanca, care părea o antropofagă, zicea ea, când se juca cu plodul la jegos Pedro al treilea. Asta era culmea, să n-aibă fata un copil de rangul ei cu care să se joace, lua apucături rele, umbla murdară pe față și avea genunchi plini de coji. Uitați-vă cum vorbește, parcă e un pui de indian, m-am săturat să-i scot păduchii din cap și să-i pun albastru de metil pe bube. În pofida bombănelilor își păstra demnitatea rigidă, cocul neschimbat, bluza scrobită și manunchiul de chei la brâu. Nu transpira niciodată, nu se scărpina și continua să miroasă ușor a lavandă și lămâie. Nimeni nu credea că ar exista ceva care i-ar putea modifica autocontrolul, până într-o zi când a simțit o pișcătură pe spate, era foarte puternică, iar ea a încercat să se scarpine pe ascuns, dar nu trecea. În cele din urmă s-a dus la baie și și-a scos corsetul pe care îl purta în fiecare zi. Desfăcând și returile, a căzut pe jos un șoricel zăpăcit, care stătuse acolo toată dimineața, încercând în van să-și facă drum spre ieșire printre balenele alea tare ale corsetului și carnea comprimată a femeii. Ferula a avut atunci prima ei criză de nervi. La țipetele ei au venit cu toții, găsind-o în cadă, lividă de spaimă și încă pe jumătate dezbrăcată, scoțând urlete de maniacă și arătând cu un deget tremurător micuțul rozător, care încerca să se pună pe picioare și să se ducă spre un loc mai sigur. Esteban a spus că asta era menopauza și că nu trebuia să o bage în seamă. N-au băgat-o în seamă nici când a avut a doua criză. Asta s-a întâmplat de ziua de naștere a lui Esteban. Duminica începuse însorită și casa era în mare agitație, căci era prima dată că dădea o petrecere la moșie, de la zilele uitate de când Donia Ester era încă o copiliță. Au invitat rude și prieteni care au venit cu trenul din capitală, cât și pe toți moșierii din zonă, fără a uita notabilitățile satului. Cu o săptămână înainte au pregătit banchetul, o jumătate de vită friptă în curte, plăcintă cu rinichi, ghiveci de găină, turte de mălai, Tort cu cremă de migdale și prune, și cele mai bune vinuri din regiune. Pe la prânz au început să sosească Musafirii într-sură sau călare, iar casa cea mare a început să se umple de conversații și râsete. Ferul a găsit un moment ca să fugă la baie, una dintre uriașele săl de baie ale casei, în care closetul era chiar în mijlocul încăperii, înconjurat de un pustiu de ceramică albă. Era așezată pe acel tron solitar, când ușa s-a deschis și a intrat un musafir, nimeni altul decât primarul din sat, deschiindu-se la șliț și cam ciupit de aperitivul băut. Dând cu ochii de domnișoară, a rămas paralizat de rușină și surpriză, iar când și-a revenit un pic, singurul lucru care i-a trecut prin minte a fost să înainteze cu un zâmbet strâmb prin toată încăperea, să întindă mâna și să o salute cu o plecăciune. Zorobabel Blanco, hamas mie, la ordinele dumneavoastră, s-a prezentat el. Pentru Dumnezeu, nu se poate trăi între niște oameni atât de rustici. Dacă vreți, n-aveți decât să rămâneți în acest purgatoriu de necivilizați, dar eu mă întorc la oraș. Vreau să trăiesc ca o creștină, așa cum am trăit mereu. A grăit ea când a fost în stare să vorbească despre cele întâmplate, fără să izbucnească în plâns. Dar nu a plecat nu voia să se despartă de Clara. Ajunsese să adore până și aerul pe care îl respira și, deși nu mai avea ocazia să o îmbăieze și să doarmă cu ea, încerca să-i dovedească iubirea prin mii de fleacuri în care punea tot sufletul. Făptura aceea severă și atât de aspră cu sine însăși și cu ceilalți putea fi veselă și dulce cu Clara și uneori, prin extensie și cu Blanca. Numai cu ea își permitea luxul de a ceda în fața dorinței ei nețărmuite, de a sluji și de a fi iubită. Doar cu ea își putea manifesta, deși voalat, aspirațiile cele mai secrete și delicate ale sufletului ei. De-a lungul atâtor ani de singurătate și tristețe, își decantase emoțiile și sentimentele, reducându-le la doar câteva pasiuni teribile și magnifice, care o ocupau pe de întregul, nu avea capacitate pentru emoțiile mărunte, pentru ranchiunea meschină, invidia disimulată, operele de caritate, duioșiile decolorate, politețea amabilă sau părerile cotidiene. Era una dintre acele ființe născută pentru grandoarea unei singure iubiri, pentru ura exagerată, pentru răzbunarea apocaliptică și eroismul cel mai sublim, dar neputând să-și împlinească destinul pe măsura vocației sale romantice, acesta s-a scurs tern și cenușiu între pereții unei camere de bolnavă, în case amărâte de săraci, în spovedani întortocheate, între care s-a consumat femeia aceasta solidă, opulentă, cu sânge fierbinte, făcută pentru maternitate, abundență, acțiune și ardoare. Pe atunci avea în jur de 45 de ani, Rasa ei splendidă și strămoșii mauri o mențineau tare, cu părul încă negru și mătăsos, cu o singură meșă albă pe frunte, cu trupul puternic și suplu și mersul hotărât al oamenilor sănătoși. Cu toate acestea, pustiul vieții sale o făcea să pară mult mai în vârstă. Am un portret al ferulei făcut prin anii aceia la o zi de naștere a Blancăi. E o veche fotografie în sepia, decolorată de vreme, dar clară. Era o matroană somtuasă dar un rictus în colțul gurii trădează tragedia interioară. Poate că anii aceia petrecuți alături de Clara au fost singurii fericiți pentru ea, căci doar de Clara a reușit să se apropie. Ea a fost depozitarea emoțiilor sale cele mai subtile și ei i-a putut dedica enorma sa capacitate de sacrificiu și venerație, Odată a îndrăznit să-i o spună, iar Clara a notat în caietul ei de povestit viața că Ferula o iubea mult mai mult decât merita și decât ar fi putut să-i întoarcă această iubire. Din cauza acestei iubiri nemăsurate, n-a vrut ferula să plece de la Lastres Marias, nici măcar atunci când a avut loc invazia furnicilor, care a început printr-un zumzet pe câmp, o umbră întunecată care a aluneca repede, devorând totul, știuleții, grâul, lucerna și barba împăratului, le stropeau cu benzină și le dădeau foc, dar apăreau iarăși cu forțe proaspete. Spoiau cu var nestins trunchiurile copacilor, dar ele se cățărau fără să se oprească și n-aveau respect pentru pere, mere sau portocale. Intrau în grădina de legume și dădeau gata pe penii, pătrundeau în lăptărie și a doua zi laptele era acru și plin de cadavre minuscule. Intrau în cotețele găinilor și devorau pui de vi, lăsând în urmă pene și oșcioare. Făceau cărări în casă, intrau prin țevărie, puneau stăpânire pe cămară, tot ce se gătea trebuia mâncat pe loc, căci dacă rămânea câteva minute pe masă, veneau într-o adevărată procesiune și înfulecau totul. Pedro Garcia al doilea a încercat să le combată cu apă și foc și a îngropat bureți îmbibați cu miere de albine ca să se adune atrase de dulceață și să le poată omorâ la grămadă, dar totul a fost în zadar. Esteban Trueba s-a dus în sat și s-a întors încărcat cu pesticide din toate mărcile cunoscute, sub formă de praf, lichid și pastile, și le-a împrăștiat peste tot, de nu puteai pune în gură o legumă că te apucau crampele. Dar furnicile au continuat să apară și să se înmulțească, pe zice trecea mai obraznice și mai agresive. Esteban s-a dus odată în sat și a expediat o telegramă în capitală. După trei zile cobora în gară Mr. Brown, o piticanie de gringo, înarmat cu o valiză misterioasă, pe care Esteban l-a prezentat drept tehnician agricol expert în insecticide. După ce s-a răcorit cu o cană de vin cu fructe, a descărcat conținutul valizei pe masă. A extras un arsenal de instrumente nemai văzute și a purces să culeagă o furnică și să o observe îndelung la microscop. Ce te totuiți atâta, mister, sunt toate la fel, s-a mirat Pedro Garcia al doilea. Americanul nu i-a răspuns. Când a reușit să identifice rasa, stilul de viață, obiceiurile, locurile unde își aveau cuiburile și chiar intențiile lor cele mai ascunse, trecuse o săptămână, iar furnicile începuseră să intre în patul copiilor, terminaseră proviziile pentru iarnă și porniseră să atace caii și vacile. Atunci Mr. Brown le-a explicat că trebuia să le afume cu o substanță de el inventată, care îi făcea steril pe masculi, drept care nu aveau să se mai înmulțească, apoi trebuiau stropite cu o altă otravă, tot invenția lui, care urma să provoace o boală mortală printre femele, și astfel se va rezolva problema. În cât timp? întrebat Esteban Trueba, care deja a trecuse de la nerăbdare la furie. O lună de zile, a spus Mr. Brown. Până atunci ne vor mânca până și pe noi, mister, a zis Pedro Garcia al doilea. Dacă îmi permiteți, stăpâne, am să-l chem pe tata de trei săptămâni, îmi tot spune că știe un leac. Eu cred că sunt leacuri băbești, dar nu strică să încercăm. A fost chemat bătrânul Pedro Garcia, care a sosit târându-și picioarele, atât de negru, împuținat și fără dinți, că Esteban s-a speriat cât de repede trecuse timpul. Bătrânul a ascultat cu pălăria în mână, privind în pământ și molfăind aerul cu gingiile fără dinți. Apoi a cerut o batistă albă, pe care ferul ea a adus-o din dulapul fratelui ei și a ieșit afară, a traversat curtea și s-a dus în grădină, urmat de toți cei din casă și de piticania străină, care zâmbea cu dispreț. Bătrânii ăștia, oh, God! Bătrânul a îngenunchiat cu greu și a prins să adune furnici. Când a adunat un pumn, le-a pus în batistă, a legat-o la cele patru colțuri și și-a ascuns-o în pălărie. Am să le arăt drumul ca să plece și să le ia și pe celelalte a spus el. A încălecat pe cal și a plecat la pas, murmurând sfaturi și recomandări pentru furnici, cuvinte înțelepte și formule de vrajă. L-au văzut îndepărtându-se către hotar. Americanul s-a trântit pe jos și a început să râdă ca un apucat, până când Pedro Garcia al doilea a început să-l scuture. Să râzi de bunică ta, mister, nu de tata, ia vezi! Pensărat, Pedro Garcia s-a întors. A descălecat încet, I-a spus stăpânului că pusese furnicile pe drum și s-a dus acasă. Era obosit. În dimineața următoare au constatat că nu mai erau furnici în bucătărie, nici în cămară. Au căutat în hambar, în grajd, în cotețe, au ieșit în câmp, s-au dus până la râu, au cercetat totul și n-au găsit picior de furnică, nici de sămânță. Tehnicianul a devenit frenetic. Trebuie să-mi spui cum ai făcut asta," a cerut el. Păi le-am vorbit, mister," Dacă le spui să plece, ca aici deranjează, ele înțeleg, a explicat bătrânul. Clara a fost singura care a găsit normal procedeul. Ferula a profitat de ocazie ca să spună că aici se găseau într-o gaură, într-o regiune neomenească, unde nu funcționau legile lui Dumnezeu și nici progresul științei, că în curând aveau să înceapă să zboare pe cos de mătură, dar Esteban i-a spus să tacă din gură. Nu voia ca nevestii să intre alte idei în cap. În ultimele zile, Clara se întorsese la ocupațiile ei lunatice, vorbea cu fantomele și scria cu orele în caietele de povestit viața. Când și-a pierdut interesul pentru școală, pentru atelierul de croitorie și mitingurile feministe și a început să fie de părere că totul era foarte drăguț, au priceput că era din nou însărcinată. E doar vina ta," a țipat ferul la fratele ei. Crezi și eu," i-a răspuns acesta, în scurt timp, a fost limpede că Clara nu era în stare să poarte sarcina la țară și să nască în sat, astfel că au organizat întoarcerea în capitală, ceea ce a mai consolat o puțin pe Ferula, care percepea sarcina Clarei ca pe un afront personal. Ea a plecat înainte cu cea mai mare parte a bagajelor și cu servitorii ca să deschidă casa cea mare de pe colț și să pregătească sosirea Clarei. Ceva mai târziu, Esteban și-a însoțit nevasta și fica pe drumul de întoarcere, lăsând încă o dată la stres Marias pe mâna lui Pedro Garcia al doilea, devenit administrator, deși cu aceasta nu câștiga mai multe privilegii, ci doar mai multă muncă. Călătoria de întoarcere în capitală a topit puterile clarei. Vedeam că e tot mai palidă, asmatică și încercănată. Zgâlțuitul cailor și apoi al trenului prăfăria drumurilor și tendința ei naturală spre amețeală au făcut-o să-și piardă energia văzând cu ochii, iar eu nu prea puteam să o ajut, pentru că prefera să nu i se vorbească atunci când îi era rău. Când am coborât în gara, trebuie să o țin, îi se muia seră Cred că am să mă ridic," mi-a spus ea. Nu aici!" Am țipat de frică să nu înceapă să zboare peste capetele mulțimii de pe peron. Numai că ea nu la levitație se gândea, ci la ridicarea la un nivel care să-i permită să se desprindă de senzația de inconfort, de apăsarea sarcinii și de o la uriașă care intra în oase. A intrat în una dintre lungile ei perioade de tăcere. Cred că a ținut-o câteva luni, în timpul cărora se servea de tăbliță ca pe vremea muțeniei. Nu m-am alarmat atunci. Presupuneam că va reveni la normalitate, cum făcuse după nașterea Blancăi, pe de altă parte, ajunsesem să înțeleg că tăcerea era ultimul refugiu al soției mele, nu o boală mentală cum susținea doctorul Cuevas. Ferul a o îngrija la fel de obsesiv cum o îngrijise înainte pe mama noastră. O trata ca pe o invalidă, nu voia să o lase nicio clipă singură și o neglija pe Blanca. De începuse fetița să plângă cât era ziua de lungă că voia înapoi la, la stres Marias. Clara bântuia prin casă precum o umbră grasă și tăcută, manifestând un dezinteres absolut budist față de toate. La mine nici nu se uita. Trecea pe lângă mine ca pe lângă o mobilă și când îi vorbeam era picată din lună, de parcă nu m-ar fi auzit sau nu m-ar fi recunoscut. Nu mai dormeam împreună. Zilele trândave din oraș și atmosfera irațională din casă mă distrugeau nervos. Încercam să-mi găsesc o ocupație, dar degeaba. Eram mereu prost dispus. Plecam în fiecare zi să-mi văd de afaceri. Pe atunci am început să fac speculații la bursa de comerț și petreceam ore în șir studiind variațiile valorilor internaționale. M-am apucat să investez bani, să mi înființez societăți, să mă ocup de importuri. Petreceam multe ore la club. Am început să mă interesez și de politică. Ba chiar m-am dus și la o sală de sport, unde o namilă de antrenor mă obliga să-mi exersez niște mușchi de care habar n-aveam că există. Mi s-a recomandat să fac masaj, dar nu mi-a plăcut. Detest să mă atingă niște mâini mercenare. Dar nimic din toate acestea nu reușea să-mi umple ziua. Eram plictisit și nu în largul meu. Voiam să mă întorc la țară, dar nu îndrăzneam să părăsesc casa unde era mai mult ca necesară prezența unui bărbat cu capul pe umeri între acele femei isterice. În plus, Clara se îngrășa prea mult. Avea un pântece ieșit din comun, pe care scheletul ei fragil abia-l mai putea susține. Îi era rușine să o văd goală dar era nevastă mașină și aveam de gând să accept asta. O ajutam să facă baie și să se îmbrace, asta când ferul anume mi-o lua înainte. Și mi-era o milă nesfârșită de ea, așa de micuță și de slabă, cu burta aia monstruoasă și soroc nașterii tot mai aproape. De multe ori m-am trezit la gândul că putea să moară la naștere și mă închideam cu doctorul Cuevas cu care discutam cum era mai bine să o ajute pe Clara. Stabilisem că dacă lucrurile nu mergeau bine, ar fi fost indicat să-i mai fac o cezariană, numai că eu nu eram de acord să o duc la clinică, iar el nu mai voia să repete operația în sufragerie. Spunea că nu avea instalații necesare, dar pe atunci clinicile erau adevărate focare de infecție și în spitale mureau mai mulți decât se vindecau. Într-o zi, când rămăsese puțin până la împlinirea sorocului, Clara a coborât pe neașteptate din refugiul ei brahmanic și a început să vorbească. Inima mea sări din piept. Avea chef de o ceașcă cu ciocolată și m-a rugat să merg cu ea la plimbare. Casa s-a umplut de veselie, am destupat o șampanie, am poruncit să se pună flori proaspete în toate vazele, i-am comandat camelii, florile ei preferate, cu care i-am umplut camera, până a apucat o criză de azm și a trebuit să fie repede scoase afară. Am alergat să-i cumpăr o broșă cu diamante pe strada bijutierilor evrei, Clara mi-a mulțumit cu entuziasm, i s-a părut foarte drăguță, dar n-am văzut-o niciodată purtând-o. Bănuiesc că a pus-o bine într-un loc imposibil și apoi a uitat de ea, ca în cazul celorlalte bijuterii pe care i le-am dăruit de-a lungul vieții. L-am chemat pe doctorul Cuevas, care a susit sub pretextul că venea să ia ceaiul cu noi, dar de fapt ca să o examineze pe Clara. A dus-o în camera ei, după care ne-a spus ferulei și mie că, deși pare vindecată de criza mentală, acum era momentul să ne pregătim pentru o naștere grea, căci copilul era foarte mare. În clipa aceea a intrat Clara în salon și pe semne că a auzit ultima frază. Totul o să fie bine, nu vă speriați," a spus ea. Sper că de data asta o să fie băiat, ca să-mi poarte numele," am glumit eu. Nu unul, ci doi. Gemenii se vor numi Haime și Nicolas," a răspuns ea. Asta mi-a pus capac. Cred că tensiunea acumulată în ultimele luni m-a făcut să explodez. M-am înfuriat, am argumentat că astea sunt nume de comercianți străini, că nimeni din familia mea sau a ei nu se numea așa, că măcar unul trebuia să fie Esteban ca mine și ca tata. Dar Clara a explicat că numele repetate creează confuzie în caietele de povestit viața și a rămas inflexibilă în hotărârea ei. Ca să o sperii, am spart cu pumnul un vas de porțelan, cred că era ultimul vestigiu din vremurile de glorie ale străbunicului meu, de ea nici n-a clipit și doctorul Cueva s-a zâmbit în spatele ceștii de ceai, lucru care m-a enervat și mai tare. Am ieșit rântind ușa și m-am dus la club. În noaptea aceea m-am îmbătat. Pe de-o parte pentru că simțeam nevoia, pe de alta din răzbunare, M-am dus la bordelul cel mai cunoscut din oraș, și care purta un nume istoric. Să ne lămurim, nu sunt un adept al prostituatelor. Am apelat la ele doar în perioade în care am fost mult singur. Nu știu ce mi-a venit atunci. Eram supărat pe Clara, eram furios, îmi pristosea energia, am fost tentat. În anii aceia, afacerea bordelului numit Cristofor Columb era înfloritoare dar nu ajunsese încă la prestigiu internațional de mai târziu, când era menționat în hărțile de navigație ale companiilor engleze și în ghidurile turistice și când l-au filmat pentru televiziune. Am intrat într-un salon cu mobilă franțuzească din aceea cu picioare răsucite, unde m-a primit o madamă națională care imita la perfecție accentul parizian și care a început prin a face cunoscută lista cu prețuri, după care m-a întrebat imediat dacă aveam vreo preferință specială, I Am spus că experiența mea se limita la felinarul roșu și la câteva lupanare mizerabile pentru minerii din nord, astfel că mă mulțumeam cu orice femeie tânără și curată. Îmi ești simpatic, musiu. Ți-o aduc pe cea mai bună din casă." La chemarea ei a apărut o femeie vârâtă într-o rochie din atlas negru prea strâmtă, care abia de-i cuprindea feminitatea exuberantă. Purta păr într-o parte o pieptănătură care nu mi-a plăcut niciodată și la fiecare pas răspândea un oribil parfum dulceag, persistent ca un geamăt. Mă bucur să vă văd, șeful," m-a salutat ea. Și atunci am recunoscut-o, căci doar glasul lui o Soto rămăsese neschimbat. M-a dus de mână într-o cameră închisă ca un mormânt, cu ferestrele acoperite de draperii întunecate în care nu mai pătrunsese o rază de lumină naturală din vremuri necunoscute, dar care oricum părea un palat în comparație cu sordidele încăpere ale felinarului roșu. Acolo i-am scos cu mâna rochia de atlas negru, i-am desfăcut pieptănătura oribilă și am constatat că în anii ce trecuseră se îngrășase și devenise mai frumoasă. Văd că ai făcut progrese, i-am zis. Mulțumită celor 50 de pesos, șeful. M-au folosit ca să încep. Acum îi pot restitui? Recolerați? Căci cu inflația asta nu mai au valoarea de atunci. Prefer să-mi rămâi datoare, Transito, am râs eu. Am terminat prin a scoate și furoul, constatând că nu mai avea nimic din slăbănoaga cu coate și genunchi ascuțiți care lucra la felinarul roșu, cu excepția neobositei a plecări către senzualitate și a glasului de pasăre răgușită. Avea corpul depilat și își frecase pielea cu lămâie și miere de hamamelis, ca să o facă moale și albă ca de bebeluș, așa mi-a explicat. Avea unghiile vopsite în roșu și un șarpe tatuat în jurul buricului, pe care îl putea mișca în cercuri, păstrându-și totuși corpul perfect nemișcat. În timp ce-mi demonstrat talentul de a face șarpele să se onduleze, mi-a povestit și viața ei. Dacă aș fi rămas la felinarul roșu, ce m-aș fi făcut șeful? Acum nici dinți în gură n-aș mai fi avut, aș fi fost o babă. În profesia asta te uzezi repede, trebuie să te îngrijești. Vezi, eu nu lucrez pe stradă. Nu mi-a plăcut niciodată chestia asta, e foarte periculoasă. Dacă faci trotuarul, trebuie să ai un pește, că altfel e foarte riscant. Nimeni nu te respectă. Dar de ce să-i dai unui bărbat ce câștigi cu atâta efort? Vezi, aici femeile sunt tare proaste. Sunt prea riguroase, au nevoie de un bărbat ca să se simtă în siguranță și nu-și dau seama că singurul lucru de care trebuie să se teamă sunt chiar bărbații. Nu știu să se administreze, au nevoie să se sacrifice pentru cineva. Curvele sunt cele mai rele, crede-mă șeful. Își distrug viața muncind pentru un pește, se bucură când ăla le bate, se simt mândre văzându-l bine îmbrăcat cu dinți de aur și inele pe degete, iar când le lasă și se duce cu una mai tânără, iartă că e bărbat. Nu, șefule, eu nu sunt așa. Pe mine nu m-a întreținut nimeni, așa că ar trebui să fiu nebună să mă apuc să întrețin eu pe altul. Muncesc pentru mine și cheltuiesc câștigul cum vreau. M-a costat ceva, să nu crezi că a fost ușor, pentru că madroanele nu prea tratează direct cu fetele, preferă să se înțeleagă cu peștii. Nimeni nu te ajută, n-au pic de considerație. Dar aici ești apreciată, tranzito. Mi s-a spus că ești cea mai bună din casă. Chiar sunt. Dar afacerea s-ar duce dracului dacă n-aș fi eu care muncesc ca un bivol. Celelalte nu sunt decât niște blege, șeful. Vin numai babalăci și nu mai e ca înainte. Trebuie să modernizăm afacerea, să atragem funcționarii publici care sunt liberi la prânz, tineretul, studenții. Trebuie să dezvoltăm dotările, să facem localul mai vesel, să facem curat, curățenie generală. Așa clientela va avea încredere, nu o să-și mai spună nimeni că se poate procopsi cu vreo boală venerică, nu-i așa?" Aici e cocină de porci, nu se face curat. Uite, dacă ridici perna, precis dai de ploșniță. I-am zis eu, madamei, dar nu mă bag în seamă. N-are ochi pentru afaceri. Și tu ai? Păi sigur că da, șeful. Eu am o mie de idei ca să ameliorez localul Cristofor Columb. Am entuziasm pentru meserie. Nu sunt ca alea care se vaită tot timpul și când lucrurile merg rău, zică devină e ghinionul. Nu vezi unde am ajuns? De acum sunt cea mai bună. Dacă îmi pun mintea, pot avea cea mai bună casă din țară, jur. Mă distram de minune. O apreciam cum se cuvine, pentru că, după atâta amar de vreme de când vedeam ambiția în oglindă în fiecare dimineață când mă bărbieream, învățasem să o recunosc și la alții. Mi se pare o idee excelentă, Transito. De ce să nu-ți faci propria afacere? Îți avansez eu capitalul. M-am oferit eu fascinat la gândul de a-mi lărgi interesele și în direcția aceasta, așa că vă dați seama cât de beat eram. Nu șeful, mulțumesc, a răspuns Transito, mângâindu-și șarpele cu o unghie lăcuită. Nu-mi convine să schimb un capitalist cu un altul. Ceea ce trebuie făcut e o cooperativă și madama să seducă N -ai se ducă dracului. N-ai auzit vorbindu-se de lucruri de astea? Fii atent că dacă țăranii de pe moșie se apucă să facă o cooperativă la țară, ai încurcat-o. Numai că eu vreau o cooperativă de curve. Poate să fie și niște poponari, ca să fie masa mai bogată. Noi punem totul, capitalul și munca. La ce nu trebuie patron? Am făcut amor la modul violent și feroce pe care aproape că-l uitasem după atât a navigat pe apele calme ale velierului de mătase albastră. În nebunia aceea de așternuturi răvășite, strânj în nodul viu al dorinței, încleștați până la leșin, m-am simțit iar ca la douăzeci de ani, mulțumit să o țin în brațe pe femela asta vitează și țeapănă care ține la tăvăleală, o iapă tânără pe care să o călărești fără mofturi, fără să simți mâinile prea grele, picioarele prea mari, barba prea aspră, care ea poți să-i spui porcării la ureche și nu trebuie să o lege în sau să o îndupleci cu vorbe galante. Pe urmă, adormit și fericit, m-am odihnit puțin lângă ea, admirându-i curba solidă a șoldului și tremuratul șarpelui. Ne mai vedem Tranzito, i-am spus dându-i bacșișul. Asta am spus și eu de mult, ți aduce aminte șeful, mi-a răspuns cu o ultimă undulare a șarpelui. De fapt, nu aveam intenția să o revăd, preferam să o uit. N-aș fi menționat acest episod dacă Tranzito soton n-ar fi jucat un rol atât de important pentru mine mult timp după aceea, căci, așa cum am mai spus, nu sunt amator de prostituate. Dar povestea asta nu s-ar fi putut scrie dacă ea n-ar fi intervenit pentru a ne salva și pentru a salva în plus și amintirile noastre. După câteva zile, pe când doctorul Cueva se pregătea sufletește să deschidă burta Clarei, au murit Severo și Nivea del Valie, lăsând în urmă o droaie de copii și 47 de nepoți. Clara a aflat mai devreme decât ceilalți printr-un vis, dar nu i-a spus decât ferulei, care a încercat să o liniștească, explicându-i că sarcina produce o sperietură generală în care visele rele sunt frecvente. A devenit de două ori mai grijulie, o ungea cu ulei de migdale dulci ca să nu facă striuri pe burtă, îi punea miere de albine pe sfârcuri ca să nu crape, îi dădea să mănânce coajă pisată de ou ca să aibă lapte bun și să nu-i se carieze dinții, și îi spunea rugăciuni de la Bethlehem ca să nască ușor. La două zile după ce a avusese visul, Esteban Trueba a venit acasă mai devreme ca de obicei, palid și răvășit, a înhățat-o pe soră sa de o aripă și s-a închis în bibliotecă. Socrii mei au murit într-un accident. Nu vreau să afle Clara decât după ce naște. Trebuie să ridicăm un zid de tăcere în jurul ei, nici ziare, nici radio, nici vizite, nimic. Ai grijă să nu-i spună nici servitorii. Numai că bunele lui intenții s-au făcut sândări în fața premoniților clarei. Noaptea a avisat iar că părinții ei umblau printr-un câmp de ceapă, și Nivea mergea fără cap, astfel ca știu tot ce se întâmplase, fără să citească în ziar sau să asculte la radio. S-a sculat foarte agitată și a rugat-o pe Ferula să o ajute să se îmbrace, pentru că trebuia să plece în căutarea capului Maicăsi. Ferula a fugit după Esteban. Acesta, după doctorul Cuevas, care chiar cu riscul de a dăuna gemenilor, i-a administrat o poțiune pentru nebun menită să o adoarmă pentru două zile, evident fără niciun efect asupra ei. Suții del Valie muriseră așa cum visase Clara și cum de multe ori le spusese Nivea în glumă că vor muri. Într-o bună zi, mașina asta infernală o să ne omoare," zicea ea, arătând spre vechiul automobil al soțului ei. Severul del Valle a avut de tânăr o slăbiciune pentru invențiile moderne. Automobilul n-a făcut excepție. În perioada în care toată lumea se deplasa pe jos cu trăsura trasă de cai sau cu bicicleta, și-a cumpărat Primul automobil care sosise în țară și fusese expus ca o ciudățenie într-o vitrină din centru. Era o minune mecanică și se deplasa cu viteza sinucigașă de 15 până la 20 de kilometri la oră, strânind uimirea pietonilor și blestemele celor stropiți cu noroi sau acoperiți de praf la trecerea sa. La început a fost combătut drept un pericol public. Eminenții oameni de știință au explicat în presă că organismul omenesc nu era făcut să reziste la o deplasare de 20 de km pe oră și că noul ingredient numit benzină se putea aprinde și produce o reacție în lanț capabilă să distrugă orașul. Chiar și biserica s-a amestecat în această afacere. Părintele Restrepo, care avea familia Delvalie în vizor de când cu incidentul neplăcut cu Clara din timpul slujbei din Joia Mare, s-a constituit împăzitorul bunelor obiceiuri și și-a făcut auzit glasul cu accent de Galicia împotriva Amicis rerum novarum prietenilor lucrurilor noi, precum și aceste aparate satanice pe care le-a comparat cu carul de foc, cu care profetul Ilie s-a făcut nevăzut urcând spre cer. Dar Severo a ignorat scandalul și în curând și alți oameni i-au urmat exemplul, drept care spectacolul automobilelor a încetat să fie o noutate. A mers cu el mai bine de zece ani refuzând să-l schimbe atunci când orașul s-a umplut de modele noi, mai eficiente și mai sigure, din același motiv pentru care nevastă s-a refuzat să renunțe la caii de tracțiune, care au murit liniștiți de bătrânețe. Mașina Sunbeam avea perdeluțe de dantelă și două vaze pentru flori de o parte și de alta, în care Nivea punea flori proaspete. Era căptușită cu lemn lustruit și cu piele rusească, iar piesele de bronz străluceau precum aurul. Deși de origine britanică, a primit un nume indigen. Covadonga. Notă. Sat în provincia Oviedo, Spania, unde în 718 a început reconquista. notat traducătorului. Era perfectă, doar că frânele nu i-au funcționat niciodată ca lumea. Severo era mândru de talentele lui mecanice, a demontat-o de câteva ori încercând să o pună la punct, alte ori o încredința mare lui Incornorat, un mecanic italian care era cel mai bun din țară. Acesta își datora porecla unei tragedii care îi înnegurase viața. Se spunea că nevastă s-a plictisită să-i tot pună coarne fără ca el să aibă habar, l-a părăsit într-o noapte frumoasă, nu înainte de a procura de la măcelărie niște coarne de berbec pe care le-a prins de grilajul atelierului mecanic. A doua zi, când italianul a venit la lucru, a dat de o adunătură de copii și vecini care râdeau de el cu toate acestea, drama nu i-a știrbit de fel prestigiul profesional, numai că nici el n-a putut pune la punct frânele covadongăi. Severo a optat pentru un pietroi pe care îl ducea în mașină, iar când oprea pe un teren în pantă, un pasager apăsa pe frâna de picior și celălalt cobora iute și așeza piatra în fața roților. În general, sistemul dădea rezultate, dar în acea duminică fatală, desemnată de soartă ca ultima din viața lor, n-a mai fost așa. Soții del Valie ieșiseră la plimbare în împrejurimile orașului cam fiecare zi însorită. Deodată frânele n-au mai funcționat deloc și înainte ca Nivea să apuce să sară din mașină ca să pună piatra sau ca Severo să facă vreo manevră, automobilul a luat-o la vale. Severo a încercat să-l devieze sau să-l oprească, numai că diavolul pusese stăpânire pe mașina care a zburat liberă până ce s-a izbit de o căruță care transporta fier pentru construcții o placă de fier a pătruns prin parbriz, decapitând-o pur și simplu pe Nivea. Capul a sărit afară și, cu toate căutările poliției ale pădurarilor și voluntarilor care au venit cu câini, n-a fost chip să fie găsit timp de două zile. În cea de-a treia, trupurile au început să pută și au trebuit să fie îngropate incomplet, cu toate funeralile grandioase la care a asistat întregul trib del Valie, plus un număr incredibil de prieteni și cunoscuți, bașca delegațiile de femei care o petreceau pe ultimul drum pe Nivea, considerată pe atunci prima feministă a țării, și despre care dușmanii ideologici spuneau că își pierduse capul încă fiind în viață, așa că nu avea niciun sens să-l păstreze moartă. Clara închisă în casă, înconjurată de servitori, păzită de ferula și dopată de doctorul Cuevas, n-a asistat la înmormântare. Nu a făcut niciun comentariu din care să reiasă că știa de povestea înfiorătoare a capului pierdut, din considerație pentru cei care încerca să răsoscutească de această durere ultimă, dar după ce s-au terminat funeralile și viața a apărut să se întoarcă la cursul ei normal, Clara a convins-o pe ferula să o însoțească la căutat, și niciun fel de poțiuni sau pilule nu i-au schimbat hotărârea. Învinsă, ferul așa dat seama că nu mai ținea să-i spună că toată povestea aceea cu capul era doar un vis urât și că era mai bine să o ajute ca să nu ia razna de supărare. Au așteptat să plece Esteban Trueba, apoi ferul a ajutat-o să se îmbrace și au chemat un taxi. Instrucțiunile clarei către șofer au fost destul de vagi. Mergi înainte că-ți spun eu pe unde să o iei," i-a zis ea purtată de instinctul de a vedea nevăzutul au ieșit din oraș ajungând la loc deschis, unde casele se răreau și începeau dealurile și văile molgome. Au cotit la indicația clarei pe un drum lăturalnic și au mers printre mesteceni și câmpuri de ceapă, până când i-a spus șoferului să oprească lângă un hățiș. Aici e. Imposibil, suntem departe de locul accidentului, a fost de părere ferula. Dacă ți spun că e aici, a insistat Clara, coborând greoi din mașină, legănându-și burta imensă și urmată de cumnată sa, care mormăia rugăciuni și de șofer care n-avea nici cea mai vagă idee de scopul acestui drum. A încercat să se cațere spre hățiș, dar volumul gemenilor o împiedica. fă un serviciu, domnule, du-te acolo și dăm capul de cucoană pe care l vei găsi." Omul s-a târât pe sub desișul spinos și a găsit capul, care semăna cu un pepene singuratic. L-a apucat de păr și s-a întors în patru labe. În timp ce el vomita sprijinit de un pom, femeile au curățat pe nivea de țărână și pietricele care intraseră în urechi, în nas și în gură și i-au aranjat părul, dar n-au reușit să închidă ochii. Au învelit capul într-un șal și s-au întors în mașină. Grăbește-te, domnule, cred că am să nasc! Au ajuns la timp ca să o așeze pe Clara în pat. Ferula se agita cu pregătirile, în timp ce un servitor pleca după doctorul Cuevas și după moașă. Clara, care, grație zgâlțielilor mașinii, emoțiilor din ultimele zile și poțiunilor pe care îi le administrase doctorul Cuevas, ajunsese să aibă ușurința de a naște pe care nu a avusese cu prima ei fică, s-a apucat zdravă în decatargul velierului, a strâns din dinți și s-a dedicat aducerii pe lume, pe apele calme de mătase albastră a lui Jaime și Nicolas, care s-au născut repede, sub privirile atente ale bunicilor, ai cărei ochi rămăseseră deschiși privind pe comodă. Ferula i-a apucat pe rând de ciuful de păr umed de pe ceafă și i-a ajutat să iasă cu smucituri, folosindu-și experiența dobândită la Las Marias, unde văzuse cum se nășteau mânjii și viței. Înainte de sosirea doctorului și a moașei, a ascuns sub pat capul lui Nivea. Pentru a nu trebui să dea explicații penibile, când aceștia au venit, n-au mai avut de făcut mare lucru, căci mama se odihnea liniștită, iar copiii minusculi, ca niște șeptilici, dar cu toate la locul lor și în bună stare, dormeau în brațele extenuatei lor mătuși. Capul lui Nivea a devenit o problemă, nu știa unde să-l pună ca să nu fie la vedere. În cele din urmă, ferul l-a înfășurat în niște cârpe și l-a pus într-o cutie de piele pentru pălării. Au discutat posibilitatea de a-l îngropa creștinește, dar ar fi fost o hâțogăraie inimaginabilă ca să reușească să deschidă mormântul pentru a adăuga ceea ce lipsea, și, pe de altă parte, se temeau de scandalul care ar fi ieșit dacă s-ar fi aflat cum reușise Clara acolo unde copoii dăduse răgreș. Esteban Trueba, temător de ridicol ca de obicei, a optat pentru o soluție menită a nu provoca gurile rele, știind că straniul comportament al soției sale făcea deliciul bârfelor. Devenise cunoscută capacitatea clarei de a deplasa lucrurile fără a le atinge și de a ghici imposibilul. Cineva a dezgropat și istoria moțeniei din copilărie și acuzația părintelui Restrepo, pe care biserica avea de gând să-l canonizeze. Cei doi ani petrecuți la La Stres Marias au potolit bârfele și lumea a uitat, dar Trueba știa că era de ajuns un fleac, de exemplu capul soacrăsii, ca lucrurile să reînceapă. Pentru acest motiv și nu din lene, cum s-a spus după niște ani, cutia de pălărie a fost păstrată în pivniță, așteptând un moment propice pentru o înmormântare creștinească. Clara și-a revenit rapid după naștere. A încredințat creșterea copiilor cumnatei și dădacei, care după moartea vechilor stăpâni a venit în casa Trueba pentru a sluji același sânge, cum spunea. Se născuse pentru a legăna copiii altora, pentru a îmbrăca hainele lepădate de alții, pentru a mânca ce rămânea de la masa lor, pentru a trăi sentimente și tristeți de îmbrumut, a îmbătrâni sub același acoperiș străin, a muri în cămăruța din ultimul patio într-un pat ce nu era al ei și a fi îngropat într-o groapă comună din cimitirul general. Avea aproape șaptezeci de ani, dar își păstrase neștirbită vigoarea, puterea de muncă, timpul nu atinsese. Era la fel de agilă când se deghiza în momâie ca să o sperie pe Clara când o apuca mania muțeniei și a tăbliței, la fel de puternică pentru a se lupta cu gemenii, și la fel de duioasă pentru a-i face pe plac blancăi, la fel cum înainte, vreme, procedase cu mama și cu bunica acesteia. Își făcuse obiceiul să murmure rugăciuni neîncetat. Asta după ce și-a dat seama că nimeni nu era credincios în casa aceea, drept care și-a asumat ea sarcina de a se ruga pentru cei vii, cât și pentru morții familiei, ca un fel de prelungire a serviciilor pe care le făcuse cât trăiseră. La bătrânețe, a uitat pentru cine se ruga, dar și-a păstrat obiceiul cu convingerea că la ceva tot folosea. Devoțiunea era singurul lucru pe care îl avea în comun cu ferula. În rest erau rivale. Într-o vineri după amiază au bătut la poarta casei mari de pe colț trei doamne străvezi, cu mâini delicate și ochi de culoarea ceții, purtând pe cap demodate pălării cu flori și scăldate într-un parfum intens de violete sălbatice, ce a pătruns în toate încăperile, rămânând în casă câteva zile. Erau cele trei surori mora. Clara era în grădină și parcă le așteptase toată ziua. Le-a primit cu plozii la sân și cu Blanca jucându-i se la picioare. S-au privit, s-au recunoscut și au zâmbit a fost începutul unei legături spirituale pasionate care a ținut toată viața și dacă previziunile lor s-au împlinit continuă și în marele dincolo cele trei surori mora erau pasionate de spiritism și de fenomenele supranaturale erau singurele care dețineau dovada irefutabilă a faptului că sufletele se puteau materializa o fotografie care le înfățișa așezate în jurul unei mese cu o ectoplasmă neclară și naripată care le zbura pe deasupra capetelor, pe care necredincioșii o puneau pe seama unei pete de revelator, iar alții afirmau că erau greșeala fotografului. Au aflat prin contacte misterioase la îndemâna inițiațiilor de existența Clarei, au intrat cu ea în legătură telepatică și au înțeles imediat că erau surori astrale. Prin niște cercetări mai pământești, i-au aflat adresa și s-au înfățișat cu cărțile lor de ghicit impregnate în fluide benefice niște cartoane cu figuri geometrice și numere cabalistice inventate de ele, menite a-i demasca pe falșii parapsihologi, cât și cu o tavă de fursecuri cât se poate de obișnuite, ca dar pentru Clara. Au devenit prietene intime și de atunci se întâlneau în fiecare vineri pentru a invoca spiritele și a face schimb de cabale și rețete de bucătărie, au descoperit modalitatea de a-și trimite energie mentală de la marea casă de pe colț până în extremitatea opusă a orașului unde locuiau surorile Mora, într-o veche moară transformată de el într-o locuință extraordinară, cât și în sens invers, ca să se poată sprijini în momentele grele ale vieții de zi cu zi. Surorile Mora cunoșteau mulți oameni interesați de treburile astea, care au început să vină la reuniunile de vineri, aducându-și cunoștințele și fluidele magnetice. Esteban Trueba i-a văzut defilând prin casă și le-a pus niște condiții. Să-i respecte biblioteca, să nu se folosească de copii pentru experiențele lor și să fie discreți, ca să nu iasă scandal public. Ferul a dezaprobat aceste activități ale Clarei, care îi se păreau certate cu religia și bunele obiceiuri. Privea ședințele de la o distanță prudentă, fără să participe, dar urmărindu-le cu coada ochiului în timp ce tricota, gata să intervină dacă clare îi se făcea rău. Constatase că până și cum nată sa era epuizată după ce servea drept medium și începea să vorbească în limbi păgâne cu o voce care nu era a ei de dacă supraveghea și ea, sub pretextul că le servea ceșcuțe de cafea, sperind sufletele cu jupoanele ei scrobite și cu îngânatul rugăciunilor murmurate printre dinții lipsă, dar nu de dragul clarei, ci pentru a controla dacă nu se fura vreo scrumieră. Degeaba îi explica Clara că vizitatorii n-aveau niciun interes, în primul rând pentru că nu erau fumători. De dacă ai caracterizase pe toți, cu excepția încântătoarelor domnișoare Mora, drept o bandă de pezevenchi evanghelici. dacă și Ferula se detestau, își disputau dragostea copiilor și se băteau care să o îngrijească pe Clara în extravaganțele și rătăcirile ei, într-o luptă surdă și permanentă, purtată în bucătărie, în curți și pe coridoare, niciodată în preajma Clarei, pentru că ambele aveau grijă să nu o supere. Ferula ajunsese să o iubească pe Clara cu o patimă plină de gelozie, de parcă era un soț exigent, nu o cumnată. Cu timpul, a renunțat la orice prudență și a lăsat să îi se vadă adorația într-o puzderie de amănunte care nu trecuseră neobservate de către Esteban. Când acesta se întorcea de la țară, Ferul a încercat să-l convingă că Clara se găsea într-un moment prost, ca să nu doarmă în patul ei și să nu stea cu ea decât o perioadă limitată. Ca argument, venea cu recomandările doctorului Cuevas, absolut inventate, după cum s-a dovedit mai târziu se interpunea în fel și chip între soți și când nimic nu dădea rezultat, îi incita pe cei trei copii să ceară să meargă la plimbare cu tata, să le citească mama, să stea părinții cu ei pentru că aveau temperatură sau să se joace cu ei. Sărăcuții au atâta nevoie de tată și de mamă, stau cât e lica de lungă cu baba asta ignorantă, care le bagă în cap idei învechite, vor să ajungă niște idioți cu superstițiile astea. De fapt, dă dacă ar trebui internată într-un azil pentru servitoare bătrâne. Am auzit că slujitoarele domnului au minune de azil, le tratează ca pe niște doamne, nu trebuie să muncească, au mâncare bună. Așa ar fi cel mai uman. Săraca, dă dacă nu mai face față, spunea ea. Neputând ghici motivul, Esteban începea să se simtă străin în propria lui casă. Simțea că soția era tot mai departe, mai ciudată și mai inaccesibilă. Nu se putea apropia de ea nici cu cadouri, nici cu timidele lui dovezi de tandrețe, nici cu pasiunea nețărmurită care îl copleșea de câte ori era lângă ea. În toată perioada aceasta, dragostea lui crescuse până devenise o adevărată obsesie. Voia ca Clara să nu se gândească decât la el, să nu-și împartă viața decât cu el, să-i povestească totul, să nu posede nimic altceva decât ce-i dăduse el, să depindă în întregime de el. Dar realitatea era alta. Clara părea să zboare cu aeroplanul precum unchiul Marcos desprinsă de sol, căutându-l pe Dumnezeu în discipline tibetane, consultând spiritele cu ajutorul măsuței cu trei picioare care făcea să se audă lovituri, două pentru da, trei pentru nu, descifrând mesaje din alte lumi care îi puteau indica până și timpul probabil. Odată au anunțat că sub șemineu era ascunsă o comoară. Ea a pus să fie dărmat peretele, n-au găsit-o, apoi scara, nici atunci apoi jumătate din salonul principal, tot nimic. În cele din urmă s-a dovedit că spiritul, încurcat de modificările arhitectonice pe care tot ea le făcuse casei, nu-și dăduse seama că ascunzătoarea dublonilor de aur nu era în casa Trueba, ci pe trotuarul opus, în casa Ugarte, ai cărei stăpâne au refuzat să dărâme sufrageria, nedând crezare fantomei spaniole. Clara nu era în stare să îi împletească cozile blancăi ca să meargă la școală, lăsând asta pe seama dădacei sau aferului. În schimb, avea cu fata o relație minunată, pe aceleași principii pe care se bazase legătura ei cu Nivea își spuneau povești, citeau cărțile magice din cuferele vrăjite, priveau portretele de familie, își spuneau întâmplări despre unchii care scăpau vânturi sau despre orbii care cădeau precum păstăile din vârful unui plop, ieșeau să privească munții și să numere norii, se înțelegeau într-o limbă inventată, care elimina din spaniolă litera T înlocuind-o cu N și litera R cu L, efectul fiind că vorbeau precum chinezul de la boiangerie. Între timp, Jaime și Nicolas creșteau despărțiți de binomul feminin, conform principiilor de atunci, după care trebuiau să ajungă bărbați. Femeile, în schimb, se nășteau cu condiția lor încorporată genetic, n-aveau nevoie să o dobândească trudind din greu. Gemenii deveneau puternici și brutali, practicând jocurile potrivite vârstei, mai întâi vânând șopârle ca să le rupă coada, șoareci ca să-i pună să alerge la întrecere și fluturi ca să le scuture praful de pe aripi. Mai târziu, cărându-și pumn și picioare după indicațiile acelui chinez de la spălătoria boiangerie, care era o noutate pentru acele timpuri, și a fost primul care a adus în țară știința milenară a artelor marțiale, numai că nimeni nu l-a băgat în seamă când a demonstrat că era în stare să spargă cărămizi cu muchia palmei și când a dorit să-și facă propria școală, drept care a ajuns să spele rufele altora. După niște ani, gemenii au ajuns în sfârșit bărbați. În ziua în care au fugit de la școală și s-au dus pe un maidan plin de gunoaie, unde au schimbat acămurile de argint ale mamei pe câteva minute de amor interzis cu o muiere uriașă, care i-a legănat pe amândoi la sânii ei de vacă olandeză, i-a sufocat în umezeala cărnoasă sub suorilor, i-a zdrobit cu pulpele ei elefantine și i-a înălțat în extaz cu cavitatea întunecoasă, zemoasă și fierbinte a sexului. Dar asta a fost mult mai târziu și Clara nu a aflat niciodată, drept care nu a scris-o în caietele ei de povestit viața. Eu am aflat pe alte căi. Pe Clara nu interesau deloc treburile gospodărești. Bântuia prin odăi, fără să se mire că totul era în ordine și curat, se așeza la masă fără să întrebe cine gătea sau de unde se cumpărau alimentele, îi era indiferent cine o servea, uita numele servitorilor și uneori chiar și pe cele ale propriilor copii, dar era mereu prezentă, ca un spirit benefic și vioi, la a cărui trecere ceasurile începeau să meargă. Se îmbrăca în alb, căci ajunsese la concluzia că asta era singura culoare care nu-i modifica aura. În hainele simple pe care îi le făcea ferula la mașina de cusut, și pe care le prefera rochilor elegante cu volane și zorzoane pe care îi le dăruia soțul cu scopul de a o bucura și de a o vedea urmând moda. Esteban era de-a dreptul disperat. El trata cu aceeași simpatie pe care o arăta tuturor, îi vorbea pe tonul răsfățat, cu care își mângâia pisicile, nu era în stare să-și dea seama dacă era obosit, trist, euforic sau cu chef de dragoste, în schimb, prindea imediat de veste din culoarea radiaților dacă punea la cale vreo șmecherie și îi potolea dracii cu câteva fraze glumețe. Îl exaspera faptul că Clara nu părea niciodată cu adevărat mulțumită de ceva și că n-avea niciodată nevoie de ceva ce numai el i-ar fi putut aduce. În era distrată și zâmbitoare ca de obicei, relaxată și simplă, dar absentă. Știa că avea la îndemână trupul ei pentru a aplica orice gimnastică erotică învățată din cărțile pe care le ținea ascunse undeva în bibliotecă, numai că până și păcatele cele mai groaznice păreau să fie cu Clara zburdălnicii de nou născut, pentru că era imposibil să le condimenteze cu sarea unui gând pervers sau cu piperul supunerii. Furios, Esteban s-a întors de câteva ori la vechile metehne și mai tăvălea câte o țărancă zdravănă printre bălării în timpul perioadelor de despărțire forțată de Clara, care rămânea cu copiii la oraș, în timp ce el trebuia să vadă de moșie. Dar aceste episoade, departe de al calma, îi lăsau un gust amar și nu-i produceau nicio plăcere de durată, mai ales că dacă i ar fi relatat soției, Știa în mod sigur că ar fi fost scandalizată pentru că se purtase urât cu femeia, în niciun caz pentru că o înșelase. Gelozia, la fel ca multe alte sentimente tipic omenești, era străină de Clara. S-a mai dus și la felinarul roșu de două sau trei ori, dar a renunțat pentru că nu mai funcționa cu prostituatele și trebuia să înghită umilința pretextând că bacă băuse prea mult, că-i picase prost mâncarea, bacă era răcit. E drept, la transit o soto nu s-a mai dus. Intuind că ei îi putea cădea în plasă, o dorință nepotolită i-ardea ele, un foc de nestins, o sete de clara, care nu se ostoia nici măcar în nopțile cele mai focoase și mai lungi. Adormea extenuat, cu inima gata să-i explodeze în piept, dar chiar și în vis era conștient că femeia care se odihnea lângă el nu era acolo, ci într-o dimensiune necunoscută, la care el nu putea ajunge niciodată. Uneori își pierdea răbdarea și o zgâlțea furios, îi reproșa lucrurile cele mai rele, și sfârșea plângând la pieptul ei și cerându-și iertare pentru că fusese atât de brutal. Clara înțelegea, dar n-avea ce face. Nedoielnic, amorul lui nemăsurat pentru Clara a fost sentimentul cel mai puternic din viața lui Esteban Trueba, mai tare decât furia și orgoliul. Chiar și după o jumătate de secol, doar gândul la ea îi trezea același fior și aceeași tensiune. Pe patul lui de om bătrân avea să o cheme până la sfârșitul zilelor sale. Amestecul ferulei a agravat supărarea lui Esteban. Orice obstacol pe care sora sa le ridica între el și Clara îl scotea din minți. A ajuns să-și deteste proprii copii care absorbeau atenția mamei. A dus-o pe Clara într-o a doua lună de miere, în aceleași locuri ca prima dată. În weekend-uri fugeau la hotel. Dar totul era în zadar. S-a convins că de vină pentru toate era ferula care semănase în nevastă sau un germen malefic care o împiedica să-l iubească și în schimb fura cu mângâieri interzise ceea ce îi aparținea în calitate de soț Devenea livid când o surprindea pe ferula făcându-i baie. Îi lua buretele din mână, o gonea afară și o scotea pe Clara din apă, scuturându-o, interzicându-i să se mai lase în băiată, pentru că la vârsta asta era un viciu, sfârșea, ștergându-o cu prosopul și punându-i halatul, și o ducea la pat, simțindu-se absolut ridicol. Dacă ferul îi servea o ceașcă cu ciocolată, i-o lua din mână, spunându-i să nu trateze ca pe o invalidă. Dacă o săruta de noapte bună, o dădea la o parte, spunându-i că pupăturile nu erau sănătoase. Dacă aia alegea bucățelele cel mai bune de pe tavă, se scula de la masă furios. Frații au ajuns să fie rival declarați. Se măsurau din priviri cu ură, inventau tot felul de chichițe ca să se descalifice reciproc în ochii clarei, se spionau, se supravegheau. Esteban a renunțat să mai meargă la țară, l-a pus pe Pedro Garcia al doilea să vadă de toate, chiar și de vacile de import. A încetat să iasă cu prietenii, să joace golf, să lucreze, pentru a putea controla zi și noapte pașii sorăsii. Și a ieșit în cale ori de câte ori voia să se apropie de Clara. Atmosfera a devenit irrespirabilă, apăsătoare și întunecată, până și Dădaca umbla ca o fantomă. Singura complet străină de tot ce se întâmpla era Clara, care distrată și inocentă nu pricepea nimic. Ura dintre Esteban și Ferula a întârziat mult timp să izbucnească. A început cu o proastă dispoziție disimulată și cu dorința jignirilor reciproce prin mici amănunte, dar a luat proporții, învăluind totul. În vara aceea, Esteban a trebuit să plece la La Stres Marias pentru că, în plin seceriș, Pedro Garcia al doilea a căzut de pe cal și a ajuns cu capul spart la Spitalul Călugărițelor. De cum s-a pus pe picioare administratorul, Esteban s-a întors în capitală fără a da de știre. Într-a căzut prada unui sentiment atroce, dorind nemărturisit să se întâmple o dramă și, neștiind că drama începuse chiar în clipa în care și-o dorise, a ajuns în oraș cam după prânz, dar s-a dus direct la club, unde a jucat câteva partide de cărți și a cinat, nereușind să se calmeze, deși nu știa ce l-aștepta. În timpul cinei s-a produs un cutremur ușor. Candelabrele de cristal s-au legănat clincănind ca de obicei, dar nimeni n-a ridicat privirile. Au continuat cu toții să mănânce, iar muzicienii au cântat mai departe, fără să sară o notă. Nu mai este bantrueba, a tresărit. De parcă ar fi primit un semn. S-a grăbit să termine masa, a cerut nota și a plecat. Ferula, care de obicei își controla nervii, nu se obișnuise de fel cu cutremurele. Reușise să nu-i mai fie frică de fantasmele invocate de Clara și de șoarecii de la țară, dar cu cutremurele o tulburau până în măduva oaselor, și sperietura ținea mult timp după ce pământul se liniștea. În seara aceea încă nu se culcase și a fugit la Clara, care băuse un ceai de tei și dormea dusă. Căutând un pic de tovărășie și de căldură, s-a culcat alături de ea încercând să nu trezească și rugându-se în gând să nu vină un cutremur mai mare. Acolo a găsit-o Esteban Trueba. Intrase în casă la fel de tăcut ca un hoț, urcase la dormitorul clarei fără să aprindă luminile și a apărut ca o trombă în fața celor două femei care îl credeau la moșie. S-a repezit la soră sa de parcă i-ar fi sedus nevasta și a dat-o jos din pat cu smucituri, a târât-o după el pe coridor, a coborât-o în ghionturi pe scări și a băgat-o în bibliotecă, în timp ce Clara, din pragul ușii camerei sale, tot întreba ce se întâmplă. Când a rămas singur cu ferula, Esteban și-a descărcat furia de soț nesatisfăcut, aruncându-i în față vorbe ce nu trebuiau spuse de la femeie bărbat până la târfă, acuzând o că îi pervertea soția, că o rătăcea cu mângâieri de burlacă, că din cauza ei era lunatică, distrată, mută și spiritistă, din cauza că sora sa era lesbiană, că făcea prostii cu ea când era plecat, că pătase până și numele copiilor onoarea casei și memoria sfintei lor mame, că se săturase de atâta răutate și că o dădea afară din casă să plece imediat, nu mai voia să o vadă niciodată și îi interzicea să se apropie de soția și de copiii lui, că va avea bani să trăiască decent cât timp va fi el în viață, așa cum îi promisese odată, dar dacă o vedea din târcoale familiei, o omora să intre bine în cap. Ți-o jur pe mama că te omor. Fi blestemat, Esteban, te blestem să fii mereu singur, să ți se chircească sufletul și trupul și să mori ca un câine. Și ferul a plecat din casa cea mare de pe colț, în de noapte și fără să ia nimic. A doua zi, Esteban s-a dus la părintele Antonio și a povestit, fără să dea amănunte, ce se întâmplase. Preotul l-a ascultat blând cu privirea impasibilă a cuiva care mai auzise povestea. Ce dorești de la mine, fiule?" să faci să-i parvină în fiecare lună un plic pe care am să ți-l dau. Nu vreau să sufere lipsuri. Să fie clar, nu o fac din dragoste, ci pentru a respecta o promisiune. Părintele Antonio a primit primul plic cu un suspin și a schițat un gest de binecuvântare, dar Esteban se întorsese deja să plece. Nu i-a dat nicio explicație clarei despre cele petrecute între sora lui și el, a anunțat-o că o dăduse afară din casă, că interzicea să o pomenească de față cu el și, dacă avea puțină decență, și când era plecat. I-a scos toate lucrurile și obiectele care puteau aminti de ea și a considerat-o moartă. Clara și-a dat seama că era inutil să pună întrebări. A luat din camera de croitorie pendulul care o ajuta să intre în legătură cu fantomele, și pe care îl folosea ca un instrument pentru concentrare. A întins pe jos o harta orașului și a ținut pendulul la o jumătate de metru distanță, așteptând ca oscilațiile lui să indice unde se afla cumnată sa. Dar, după o după-amiază întreagă pierdută, și-a dat seama că sistemul nu funcționa dacă ferula nu avea un domiciliu fix. Pendulul, dovedindu-și ineficiența, ea a început să meargă la întâmplare cu mașina, sperând să o îndrume instinctul, dar și asta a dat greș. Și a consultat măsuța cu trei picioare, dar niciun spirit cunoscător nu s-a prezentat să indice unde se găsea. A căutat-o cu gândul, n-a primit răspuns și nici cărțile de tarot nu au lămurit-o. Atunci a hotărât să recurgă la metodele tradiționale și s-a pornit să o caute la prietenele ei. A întrebat furnizorii și pe toți care aveau de-a face cu ea, dar nimeni nu o mai văzuse. Finalmente, a ajuns la părintele Antonio. Nu mai căutați, doamnă, ea nu vrea să vă vadă. Clara a înțeles de ce nu funcționase niciunul dintre sistemele ei de ghicit infailibile. Surorile Mora aveau dreptate. Nu poți găsi pe cineva care nu vrea să fie găsit, și-a spus ea. Esteban Trueba a intrat într-o perioadă de mare prosperitate. Afacerile îi păreau atinse de o nuielușă vrăjită. Era mulțumit de viață. Era bogat, așa cum își propusese, concesionase alte câteva mine, exporta fructe în străinătate, avea o întreprindere de construcții, iar la stres Marias, care se dezvoltase mult, devenise cea mai productivă moșie din regiune. Criza economică din toată țara nu l-a afectat. În provinciile din nord, falimentul exploatărilor de salitră lăsase în mizerie mii de muncitori. Triburile familice de șomeri, cu tot cu neveste copii și bătrâni care băteau drumurile, căutând de lucru, ajunseseră în cele din urmă în apropierea capitalei, formând un cordon de mizerie în jurul orașului, instalate cum dădea domnul, în adăposturi din scânduri și carton, printre gunoaie și de lăsare. Umblau pe străzi cerând să muncească ce fi, dar nu era de lucru pentru toți, așa că încet, încet acești muncitori obișnuiți cu muncile grele, acum slăbiți, înfrigurați, zdrențuroși și disperați, n au mai cerut de lucru, ci pur și simplu de pomană. Orașul s-a umplut de cerșători, apoi de hoți. Niciodată nu se văzuseră gerul mai mare ca în acea iarnă în capitala a nins, un spectacol nemai văzut, care a ținut pagina întâia ziarelor, care îl prezentau ca pe o știre sărbătorească în timp ce, la periferii, copiii se trezeau cu mâinile albastre de ger congelați. Nici de pomană nu era cât să ajungă pentru toți. A fost și anul tifosului exantematic. A început ca o nenorocire care i-a lovit pe săraci, apoi a luat aspectul unei pedepse divine. A apărut în cartierele sărace din cauza iernii, a subalimentației, a apei murdare din rigole, S-a adăugat șomajului și s-a răspândit peste tot. Spitalele nu făceau față, bolnavii bântuiau pe străzi cu privirile pierdute, își scoteau păduchii și îi aruncau pe oamenii sănătoși. Molima s-a întins, a pătruns în toate căminele, a infestat școlile și fabricile, nimeni nu se simțea în siguranță. Toată lumea trăia cu frică, pândind semnele care anunțau teribilă la boală. Cei care se molipseau începeau să dârdâie, cuprinși de frigul morții, după care îi copleșea un fel de stupoare. Rămâneau încremeniți ca loviți cu leuca, topindu-se de febră, plin de pete, căcându-se sânge, delirând despre foc și naufragiu, Prăbușindu-se pe jos, simțindu-și oasele ca de vată, picioarele de cârpă, un gust de bilă în gură, trupul ca o rană vie, plin de pustule roșii, albastre, galbene și negre, vomitându-și mațele și rugându-se domnului să se milostivească și să-i ia odată, că nu mai suportă, că le crapă capul și sufletul, între atâta diaree și groază. Esteban a propus familiei să plece cu copiii la țară, ca să scape de epidemie, dar Clara nici n-a vrut să audă. Era foarte ocupată să-i ajute pe săraci, o activitate interminabilă. Pleca în zori și uneori se întorcea aproape de miezul nopții. A golit dulapurile din casă, a dat până și hainele copiilor, cuverturile de pe paturi, sacourile bărbatului. A scos proviziile din cămară și a stabilit cu Pedro Garcia al doilea un sistem prin care acesta îi trimitea de la țară brânză, ouă, slănină, fructe și găini pe care le împărțea celor nevoiași. Slăbise, arăta topită. Noaptea avea iar crize de somnambulism. Absența ferului a fost percepută ca un cataclism, până și de dacă a fost tulburată, deși își dorise atâta ca aceasta să se întâmple odată și odată. Când a venit primăvara și Clara s-a mai odihnit un pic, tendința ei de a evada din realitate și de a se pierde în visare s-a accentuat. Deși nu mai putea conta pe organizarea impecabilă acum cumnată si, treburile casei tot nu interesau. A lăsat totul pe mâna dădacei și a altor servitori și s-a scufundat în lumea spiritelor și a experimentelor psihice. Caietele de povestit viața s-au încurcat, iar caligrafia ei și-a pierdut eleganța, mână stirească, dintotdeauna, degenerând într-o scriere schimbată. Câteodată abia se putea citi, atât de mici erau literele, alteori trei cuvinte umpleau o pagină. În anii care au urmat, în jurul Clarei și al surorilor Mora, s-a adunat un grup de discipoli ai lui Gurdeev, de rozi crucieni, de spiritiști și de boemi care pierdeau nopțile, mâncau trei mese pe zi acolo și își timpul consultând spiritele prin intermediul măsuței cu trei picioare și făcând lecturi din versurile ultimului poet iluminat care ateriza în boala Clarei. Esteban îngăduia invazia asta de țigniți pentru că pricepuse că era deja inutil să se amestece în viața nevestisii, dar a hotărât ca măcar băieții să fie ținuți în afara magiei, astfel că Jaime și Nicolas au fost înscriși ca interni într-un colegiu englezesc victorian, unde orice pretext era bun ca să li se dea pantalonii jos și să primească niște biciuște pe fund, mai ales Jaime, care își bătea joc de familia regală britanică și la 12 ani îl citea pe Marx, un evreu care stârnea revoluții în toată lumea. Nicola s-a moștenit spiritul aventurier al unchiului Marcos și propensiunea mai găsi pentru horoscopuri și descifrarea viitorului, dar asta nu reprezenta un delict grav în formația rigidă a colegiului, ci doar o notă excentrică, astfel că a fost pedepsit mai puțin decât fratele său. Cazul Blancăi era diferit, căci tatăl nu intervenea în educația ei. Considera că menirea ei era să se mărite și să strălucească în societate, unde capacitatea ei de a comunica dezinvolt cu morții, dacă era făcută într-un ton frivol, putea fi chiar ceva atractiv. Susținea că magia, ca și religia și bucătăria, era o treabă tipic feminină și poate de aceea le privea pe cele trei surori Mora cu simpatie. În schimb, îi detesta pe spiritiștii de sex bărbătesc, aproape tot atât de mult ca pe popi. În ceea ce o privește, Clara mergea peste tot cu fică sa agățată de fuste, o chema la ședințele de vineri, o creștea într-o strânsă familiaritate cu spiritele, cu membrii societăților secrete și cu artiștii sărăntoci, al căror mecena era. Exact cum procedase, ea cu maică sa pe vremea muțeniei, o lua pe Blanca și o ducea să-i vadă pe săraci încărcată de daruri și încurajări. Asta folosește ca să ne liniștim conștiința, fetițo, dar nu-i ajută pe săraci. Nu de milă au ei nevoie, ci de dreptate, îi explica ea Blancăi. Pe tema asta avea controversele cele mai dure cu Esteban, care era de altă părere. Dreptate, drept, este să aibă toți la fel, biciznicii, ca și puternicii, tonții, ca și deștepții, asta nu se întâmplă nici măcar printre animale. Aici nu e vorba de săraci și bogați, ci de slabi și puternici. Sunt de acord că trebuie să avem cu toții aceleași șanse, numai că oamenii ăștia nu se străduiesc de fel. Ce ușor este să întinzi mâna și să ceri de pomană. Eu cred în efort și în recompensă. Cu filozofia asta am ajuns să am ceea ce am. Niciodată n-am cerut o favoare nimănui și n-am făcut nimic necinstit, ceea ce dovedește că poate să o facă oricine. Și eram destinat să fiu un nenorocit de scribălău la notariat. Uite de asta n-am să accept idei bolșevice în casa mea. Dați de pomană la sărași dacă vreți. Foarte bine, foarte bine la buna creștere a domnișoarelor. Dar nu-mi veniți mie cu stupizenile lui Pedro Garcia al treilea, ca asta nu mai suport. Într-adevăr, Pedro Garcia al treilea vorbea de dreptate la Lastres Marias. Era singurul care îndrăznea să-și sfideze stăpânul, în ciuda chelfănelilor pe care le primea de la taică Pedro Garcia al II-lea, de câte ori îl prindea, încă de când era foarte tânăr, băiatul se ducea de capul lui în sat să împrumute cărți, să citească ziarele și să stea de vorbă cu învățătorul, un comunist convins, care a fost ucis după niște ani cu un glonț între ochi. Se mai ducea seara și la barul din San Lucas, unde veneau niște sindicaliști care aveau mania să pună țara la cale între două beri, cât și uriașul și mărețul părinte, José Dulce Maria, un preot spaniol cu capul plin de idei revoluționare, din cauza cărora compania lui Isus îl arunca în colțul acesta de lume pierdut. Dar tot n-a renunțat să transforme parabolele biblice în lozinci socialiste. În ziua în care Esteban Trueba a descoperit că fiul administratorului aducea țăranilor literatură subversivă, l-a chemat în birou și în prezența tatălui a aplicat o bătaie zdravănă cu biciu din piele de șarpe. Asta a fost o avertizare mucosul dracului, i-a spus el, fără să ridice glasul și cu ochii în flăcări. Data viitoare, dacă te mai prind că-mi deranjezi oamenii, te închid. Pe proprietatea mea nu admit revoltați. Aici eu conduc și am dreptul să lucrez cu cine-mi place. Tu nu-mi placi, ca să știi. Te suport din cauza lui Taicătu, care m-a slujit cu credință mulți ani. Dar fii atent, că poți să o sfârșești rău de tot, care te Pedro Garcia al treilea semăna cu Taicăsu. Era brunet cu trăsături aspre, parcă tăiate din piatră. Avea ochii negri mari și triști, părul negru aspru și tunsperie. sperie. Doar două iubiri avea în viață, pe tatăl său și pe fica stăpânului, pe care o iubea din ziua când dormiseră răgoi sub masa din sufragerie în frageda lor copilărie, și Blanca rămăsese sub același sentiment fatal, de fiecare dată când venea în vacanță la Las Tres Marias, în prăfăria mașinilor încărcate cu bagaje, își simțea inima bătând ca o toba africană de nerăbdare și neliniște. Era prima care sărea din mașină și începea să alerge spre casă și de fiecare dată îl găsea în același loc în care se văzuse atunci, în prag, pe jumătate ascuns în umbră, timid și posac, cu pantalonii lui roșii, desculți, cu ochii lui de bătrân scrutând drumul ca să o vadă venind. Fugeau, se îmbrățișau, râdeau, se înghionteau drăgăstos și se tăvăleau pe jos, trăgându-se de păr și țipând de bucurie. Potolește-te, fată, lasă-l pe jerpelitul ăsta, chităia de dacă încercând să-i despartă. Lasă-i în pace, de dacă sunt copii și se iubesc, spunea Clara, care știa mai multe. Copiii o rupeau la goană și se ascundeau ca să-și povestească tot ce acumulaseră în lunile de despărțire. Rușinat, Pedro îi dădea niște animăluțe pe care le sculptase pentru ea din niște bucăți de lemn, în schimb primea darurile pe care fata le adunase pentru el. Un bricea care se deschidea ca o floare, un mic magnet care atrăgea ca prin minune cuiele ruginite de pe jos. În vara în care a venit cu o parte din cărțile magice din cufărul unchiului Marcos, ea avea doar zece ani, iar Pedro al treilea avea încă dificultăți la citit, dar curiozitatea și dorința au făcut ce nu reușise nu iau învățătoarei. Și-au petrecut vara citind trântiți printre trestile de pe malul râului, printre pinii din pădure și spicele de pe câmp, discutând despre calitățile lui Sandokan și ale lui Robin Hood, despre ghinionul piratului negru, despre poveștile veridice și edificatoare ale comorii tinereții despre semnificația malițioasă a cuvintelor interzise din dicționarul Academiei Regale de Limbă Spaniolă și despre sistemul cardiovascular de pe planșele în care apărea un tip fără piele, cu toate venele și cu inima la vedere, dar cu chiloți pe el. În câteva săptămâni, Băiețelul a învățat să citească avid, o pătrunsă în lumea mare și adânca poveștilor imposibile, cu spiriduși și zâne, cu naufragiați care se mănâncă între ei după ce dau cu zarul, cu tigri care se lasă domesticiți din dragoste, cu invenții fascinante, curiozități geografice și zoologice, țări orientale în care există duhuri ascunse în sticlă, dragoni din peșteri și prințese închise în turn. Se duceau des să-l vadă pe Pedro Garcia bătrânul, căruia trecerea anilor îi tocea simțurile. A orbit treptat, o pielița albăstriei acopera pupilele. Sunt norii care mi-au intrat în ochi, spunea el. Îl bucurau mult vizitele Blanca și ale lui Pedro al treilea, care era nepotul lui, dar el uitase asta. Le asculta poveștile pe care le alegeau pentru el din cărțile magice și pe care trebuiau să îi le răgnească pentru că și vântul îi intrase în urechi, de aceea era surd. În schimb, el îi învăța cum să se imunizeze împotriva mușcăturilor jigănilor periculoase și le demonstra eficacitatea antidotului, punându-și un scorpion viu pe braț. Îi învăța să caute apă. Trebuia să ții un băț uscat cu ambele mâini și să mergi atingând cu el pământul, în liniște, gândindu-te la apă și la cât de sete era bățului, până ce, dintr-o dată, simțindu-mezeala, acesta începea să tremure. Acolo trebuia să pat, lămurea bătrânul, adăugând că de fapt el nu se folosea de metoda asta ca să găsească apă în la stres Marias, n-avea nevoie de băț. Oasele lui erau atât de însetate, încât atunci când trecea peste o apă subterană, chiar dacă era la mare adâncime, scheletul lui se cutremura. Le arăta ierburile câmpului și le dădea să le miroasă, să le guste și să le mângâie, ca să le cunoască parfumul, savoarea și textura și să le poată identifica după proprietățile lor curative. Una liniștea mintea, alta elimina influențele diavolului, alta curăța ochii, întărea stomacul sau stimula sângele. La capitolul acesta era atât de tare că până și medicul de la spitalul călugărițelor venea să-i ceară sfatul. Dar cu toată înțelepciunea n-a fost în stare să o vindece pe fică sa pancea de o indigestie care a trimis-o pe lumea cealaltă. I-a dat mai întâi să mănânce baligă de vacă, fără rezultat, apoi de cal. Am fășurat-o în pături și a făcut-o să transpire răul până a ajuns piele și oase. A frecat-o pe tot corpul cu rachiu amestecat cu praf de pușcă, dar degeaba. Pancea s-a sfârșit într-o diaree interminabilă, care i-a topit carnea și i-a provocat o sete de nestins. Învins, Pedro Garcia l-a rugat pe stăpân să-l lase să o ducă la spital într-o șaretă. Cei doi copii l-au însoțit. Doctorul de la Spitalul Călugărițelor a examinat-o pe pancia cu atenție și a spus bătrânului că era pierdută, că dacă ar fi adus-o mai devreme și n-ar fi făcut-o să transpire atâta, poate ar fi reușit să facă ceva pentru ea, dar acum corpul ei nu mai putea reține niciun lichid și era precum o plantă cu rădăcinile uscate. Pedro Garcia a fost jignit și a continuat să nu-și recunoască eșecul nici chiar când s-a întors cu cadavrul fică s-a acoperit cu o pătură, împreună cu cei doi copii speriați, și l-a descărcat în curte, bombănind că doctorul nu știa nimic. A îngropat-o într-un loc privilegiat, în micul cimitir de lângă biserica părăsită, la picioarele vulcanului, căci în fond fusese într-un fel femeia stăpânului, dăruindu-i singurul fiu care i-a purtat numele mic, și nu pe cel de familie, și un nepot, ciudatul Esteban Garcia, care era menit să joace un rol teribil în istoria familiei. Într-o zi, bătrânul Pedro Garcia le-a spus Blancăi și lui Pedro al treilea povestea găinilor care s-au vorbit să-l înfrunte pe vulpoiul, care intra noapte de noapte în coteț ca să le fure ouăle și să mănânce pui. Găinile au hotărât că erau sătule să tot suporte a tot puternicii a vulpoiului, l-au așteptat și, când acesta a intrat în coteț, iau au tăiat calea, l-au înconjurat și au năvălit pe el cu ciocurile până l-au lăsat mai mult mort decât viu. Și atunci vulpoiul a fost văzut fugind cu coada între picioare, urmărit de găini, și a terminat bătrânul povestea. Blanca a râs și a spus că era imposibil, găinile erau proaste și slabe, iar vulpoii vicleni și puternici. Dar Pedro al treilea n-a râs de fel, a stat tot restul zilei pe gânduri, rumegând povestea vulpoiului și a găinilor. Și poate că în clipa aceea copilul a început să devină bărbat.